Dragi prieteni și bine ați venit pe canalul Calea spre Mântuire. Sunt Grațiela, gazda dumneavoastră din această seară. În cazul în care nu ați făcut-o deja, vă invit să vă abonați la canalul de YouTube Calea spre Mântuire și să apăsați clopoțelul pentru a primi notificări cu toate noile postări ale canalului. De asemenea, vă rog să distribuiți acest live pentru a le fi de folos și altor persoane. Mulțumesc! Îi puteți adresa întrebări invitatului meu în secțiunea de comentarii ale acestui clip. Acum vă rog să vă așezați confortabil și să savurați acest interviu. Vizionare plăcută! Doamne ajută tuturor! Sărut dreapta, Părinte! Bine ați revenit pe canalul de YouTube Calea spre Mântuire! Bună seara, cu respect! La mulți ani tuturor ce ne urmăresc, vă mulțumim că am trecut anul cu bine. Reamintim celor care ne urmăresc să lase întrebări în secțiunea de chat și zic să trecem la treabă, dacă tot ne-am întâlnit să discutăm lucruri duhovnicești. Vreau să încep cu o întrebare legat de sărbătoarea de mâine. Mai exact, Părinte, explicați-ne de ce Hristos a avut nevoie de înainte mergător. Păi mai întâi de toate, în baza a două, trei mărturii, stă cuvântul Scripturii. Noi avem protoevanghelia părinților noștri. Și tu, femeie, vei zdrobi capul șarpelui. Deci, iată, primul care l-a vestit pe cuvântul că se va naște dintr-o femeie este tatăl. Deși cuvântul era la tatăl mai înainte o zveci, Ioan, prin care toate s-au făcut, fără de care nimic nu s-a făcut din câte s-au făcut. Apoi, din nou, Dumnezeu îi spune femeii: iarăși, tu vei zdrobi capul șarpelui. Nu se adresează Evei, care era deja femeia căzută, femeia întristată, femeia despărțită de veșnicie, de transparență, de lumina Duhului Sfânt, de viața veșnică, ci se adresa femeii din sămânța femeii, care avea să fie: bucură-te cea plină de dar, Marie, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată e rodul pântecelui tău, puterea celui preanalt va veni peste tine, spune îngerul, Duhul Sfânt va veni peste tine și puterea celui preanalt te va umbri, iar pruncul se va naște din tine, Fiul Dumnezeu se va chema. Deci atunci un alt înainte mergător, îngerul, dar care transmite mesajul luat de la Eva, uitat în lumea celor neamuri, până 5508 ani până la Hristos, care s-au transmis din generație în generație. Singurul care mai amintește, vorbim de Gedeon cu lâna, vorbim de muntele cu umbra deasă, vorbim de porumbița lui Noe, vorbim de spicul nearat, din strapa, de cupă, de table legii, de chivotul sfințit și așa mai departe, toate prorociile Vechiului Testament. Și iată-l pe Iisus Hristos, având nevoie să fie arătat lumii. Dar hai să luăm câți înainte mergători au fost, că aici nu vorbim de un singur înainte mergător. Întâi, avem pe îngerul de la Nazaret. Pruncul se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema și va pune numele Iisus și va mântui pe poporul său. Vin îngerii la naștere, la păstori și le spune: vedeți că vi s-a născut vouă mântuitor. Alt înainte mergător. Vine o stea călătoare care călătorește în toată partea asiatică și a Egiptului și magi din diferite țări se întâlnesc urmând steaua, ei fiind școliți în astronomie, și vin tocmai la Ierusalim și se întâlnesc tot trei în relația diplomaticească, trecem Crăciunul, s-a sfârșit, suntem la Bobotează. Și după ce intră la Irod, merg, află steaua, se închină pruncului, dau aur, smirnă și tămâie, dar primesc înștiințare să meargă pe altă parte în țara lor, pentru că Irod n-are gânduri curate. Dar iată un înainte mergător care se arată lui Iosif, cel care era să facă o nenorocire din neatenție. Drept fiind și om curat, n-a vrut să o vădească. Dar, spune mai departe, că a vrut să o lase nascuns. Și atunci îngerul noaptea în vis îi spune: nu te temi să iei pe Maria, femeia ta, la tine. Închide-l. Ceea ce este întrânsa este de la Duhul Sfânt. Și Iosif a luat-o pe Maria la casa sa. Iată la cum de data aceasta pe Iisus Hristos născut, copil la 11 ani în templu, la 30 de ani la râul Iordan să primească marele botez. Cum putea Iisus Hristos să vorbească despre sine? Când nici despre Tatăl nu vorbește el spune atât: eu sunt cel ce sunt.
cel fără nume și cel cu multe nume, după lucrări. Dar cine îl laudă pe Tatăl? Sfânt, 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 Domnul Zavot, plin este cerul și pământul din mărirea ta, osana întru cei de sus, binecuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. O știri din cerești. Îl laudă cei care îi văd lucrarea, cei care se bucură de frumusețea Dumnezeirii sale. Ce spune la cartea lui Iov? Când am făcut luminătorii cei mari, m-au lăudat toți îngerii mei. Deci iată, cine sunt lăudătorii lui Dumnezeu? Iisus putea să laude el singur și să spună, Domnule, eu sunt Fiul Dumnezeu, am venit să fac eu o mântuire? Nu. Și acest Ioan Botezătorul, fiul lui Zaharia și Elisabeta, care se naște dintr-o lucrare tot dumnezească, sterb, bătrân și drept fiind, dar fără rod, pe când era el la templu și slujea de săptămână, îi se arată arhanghelul când a intrat să tămâiez în Sfânta Sfintei, a spus că va avea un fiu, îi spune și cum trebuie să-l chemi, el se îndoiește, spune Sara, ai trecută de zile, asta, femeia mea Elisabeta, ai trecută de zile și bătrână, nu cred că mai rodește de acum, și îngerul îi spune, da, dar nu uita că și Sara lui Avram a născut, nu uita că și Iachim și Ana au născut pe Fecioara Maria, de ce ai îndoieli de genul ăsta? Și îi spune, pentru că totuși te îndoiești, am să te las să fii mut până ai să vezi minunea cu ochii. Să nu uităm dreptul Simeon, care nu are dreptul să închidă ochii și să adoarmă în Domnul până nu va vedea și el mântuirea cu ochii legat de întâmpinarea Domnului la 40 zile, care și el atunci, de mult corectând, nu înțelegea cum o fecioară poate să ia împântice și scrie o femeie tăinuită de bărbatul ei. Și atunci, în momentul în care se zămislește Ioan Botezătorul, Ioan Botezătorul este de ani un pic mai mare, cu 6 luni decât Mântuitorul Hristos, de aia sărbătorim 24 iunie, sunt zienile nașterea lui, dar aici întâlnim elementele dogmatice. Întâi, Ioan Botezătorul trece și el prin fuga de Irod, numai că el, prorociile despre el spun altceva, cel mai mare om născut din femeie și înger în trup, crescut de îngeri, hrănit de îngeri. Nu mai vorbesc de pustiul Iudeii, de patria Sfântului Ioan Botezătorul, de peștera care se deschide și o înghite pe Elisabeta și oferește de prigonitorii care căutau să omoare pruncul după ce l-a omorât pe Zaharia. Nu mai vorbesc de faptul că ea la un an moare după ce l-a lăptează, este îngropată de îngeri, numai la câteva sute de metri mai la deal, mormântul ei de peștera unde stă adăpostită cu Ioan în vârful în vârful de la Even Sapir, e un fel de piemont așa de piatră, care include o peșteră, se iește astăzi izvorul Sfântului Ioan Botezătorul, tămăduitor și vindecător, și nu mai mult decât atât, hrănit de îngeri și crescut de îngeri. Singura tradiție care se spune că Ioan Botezătorul ar fi moștenit, dar este doar o presupunere, părintele profesor Semen nu o certifică ca fiind corectă, și vorbește de tot ritualul iudaic, având ca formă de spălare a păcatelor îmbăierea sau curățirea, ne arată că el fiind în partea iudeii și trecând muntele, adeseori că el a trăit în mai multe peșteri și călăuzit de îngeri, ar fi prietenit cu esenienii, cei care ne-au scris scripturile de la Qumran în ulcioare de lut cu pergamente de miel. Și de acolo ar fi moștenit, ca să spunem așa, taina aceasta a spălării păcatelor. Dar, în schimb, noi vorbim de acest botez al spălării cu apă, profețit și arătat tot de Dumnezeu, pentru că el nu face nimic la întâmplare. Deci el, când ajunge la râul Iordanului, ne confirmă ceva și nu ne-a confirmat nimeni. Acela care m-a trimis. Deci iată, dacă e crescut de îngeri, pornit de îngeri și educat de Dumnezeu, este categoric că Dumnezeu l-a trimis. Din nou întâlnim, acela mi-a spus. Deci iată, aici vorbim aproape de simbolul treimic. Acela mi-a spus, peste care vei vedea cerurile deschise și Duhul Sfânt în chip ca de porumbel, acela este. La Iordan acolo era o mulțime de oameni adunate cu totul cu alt scop, iar cel care venea la Iordan era cu totul altcineva, iar cel ce venea la Iordan să-l arate lumii pe Mântuitorul, acela, și intrăm imediat, chiar astăzi am citit Ceasurile împărătești și mi-au plăcut enorm ce frumoase sunt învățăturile dogmatice din slujba Ceasurilor împărătești la Bobotează și intrăm în esența praznicului. Sigur. Și spune așa, acela este, peste care vei vedea Duhul Sfânt pogorânțit. N-au văzut toți Duhul Sfânt, numai Ioan l-a văzut. Dar el l-a încredințat lumii prin mare expresie. Acesta e mielul Dumnezeu ce ridică păcatele lumii, ca lumea să cutremure. Acum ce rol are treaba? Vitavara, Iordanul, râul, apa.
Taborul și Hermonul se vor bucura. Pe Tabor s-a schimbat Domnul la față, din Hermon izvorăște Iordanul, cele trei izvoare, tocmai în numele Sfintei Trei. Străbate tot Orientul și Arabia, toate țările între Ierusalim și țările arabice, merge și se varsă în Marea Galilei și de acolo în Marea Moartă. Ne oprim aici și găsim următorul lucru. Iordanul se va bucura. Îl găsim în psalm cântat. Să spări, să întoarce înapoi, ne spune psalmistul David. Ce ți este ție, Iordanie, că ai fugit, că te-ai speriat și tu, Iordanie, că te-ai întors înapoi. Munți ca săltat ca berbece și diavolurile ca mei oilor. În momentul când Iisus vine la Iordan, nu vine de capul lui. Tot din înștiințare de la Tatăl, eu și Tatăl una suntem, n-am venit să fac altceva decât voia celui care m-a trimis. Și în momentul când Ioan se adună acolo, se adunau cu un scop. Poate lumea credea că s-au adunat ca să-l vadă pe Iisus. Nu! La Iordan au loc două mari evenimente pe care evreii li se bau cu foarte mare strictețe. Trecerea chivotului legii cu Iosua Navi, când poporul venea din pustie după 40 de ani de rătăcire pentru neascultarea și încăpățânarea lor, și în momentul când au intrat pe Valea Ierihonului și au trecut Iordanul, Iosua Navi a lovit cu toiagul lui Moise Iordanul, Iordanul s-a deschis și au trecut ca pe uscat, exact ca pe Marea Roșie. Aceasta era odată momentul pentru care la 6 ianuarie se serba tot timpul acest eveniment, care el a fost înlocuit din Vechiul Testament cu Noul Testament, mai târziu cu evenimentul de care vom vorbi. Și un alt motiv, tot prin același loc, și Elisei, la vremea lui, când era proroc, s-a dus exact în același loc, a luat cojocul lui Ilie și când a izbit în Iordan și a poruncit să deschidă, s-a despicat și s-a dat în lături. Ca să se arate că Iordanul este dumnezeiesc, ascultă poruncile dumnezeiești, Elisei era proroc, Ilie era proroc, iar cojocul lui era făcător de minuni. Apropo de faptul că, să mai smintesc unii care au, știu eu, inepții din astea duhovnice și nu înțeleg tainele credinței, că de ce ne închinăm noi la epitrafirul cărui sfânt, la moaștele cărui sfânt și așa mai departe. Nu intrăm în amănunte pentru că nu sunt pentru oameni neinițiați. Clasa întâia se predă la grupa pregătitoare. Aici discutăm lucruri adânci și serioase. În momentul în care Ioan vine la Iordan, vine ca orice iudeu care vine să participe la această sărbătoare, cum ar fi pelerinajul la Sfânta Parascheva sau la Sfântul Dumitru sau la Sfânta Filofteia sau la orice, la adormire sau la alte care sărbătoare la noi la ortodoxi. Hristos vine și el îndemnat de același cuget. Hristos nu știe prea multe despre, nu că nu știe, folosesc termenul ca om. Da. El nu știe ce va face acest Ioan. Ioan primește porunca de la cuvântul cel veșnic, de la Tatăl. Cuvântul sub vreme era la Iordan. Stătea și el la malul Iordanului, aștepta botezul spălării cu apă. Și în momentul când cei doi se întâlnesc, aici are loc toată paradigma și toată dogma și toată revelația care nouă ne este nepricepută. Îi vedem pe ăștia care sunt de la Neo, care au creștinism de 102 de ani. Dar Iisus nu s-a botezat la maturitate. Iisus nu s-a botezat la maturitate. Iisus a venit la Iordan cu trei misiuni clare. 1. Să intre în apa Iordanului, să o sfințească, să o facă ca materie sfințitoare pentru toate veacurile și toate neamurile, ca nimeni să nu poată cumpăra sau vinde botezul, să se poată face gratis de orice creștin. Și ne ducem la Pavel când merge pe univa pe la Corinteni și îmi spune: auzit, ați Duhul Sfânt? Nu, dar de botez ați auzit? Nu. Ce botez aveți? A lui Ioan. Vă botezați în numele Hristos? Da. Și când i-a binecuvântat și a băgat în apă, Duhul Sfânt a venit peste ei, deci la vedere, chiar așa ca la cinzecime aproape. Mergem mai departe și ne întoarcem în Iordan. Al doilea motiv pentru care Ioan se apropie de Hristos, urma să-l boteze, și el spune: păi eu aș avea nevoie de botezul tău. De unde se cunoșteau ei mai apropiat? Când Maria era însărcinată și Elisabeta avea ca la 6 luni, s-au întâlnit cele două femei în pustiul Iudeii, mai clar acolo astăzi este biserică și la Biserica Întâlnirii sau Vizitării, este și casa Sfântului Ioan Botezătorul și se numește locul Enkaren. Un mic orășel evresc, foarte curat, foarte cochet, foarte vizitat, foarte căutat, pentru că zona geografică este minunată și foarte multe lucruri s-au întâmplat minunate scripturistice în acea zonă. Și în momentul când se întâlnesc cele două femei, iarăși din nou are un loc un schimb de revelație. Pruncul
Elisabetei trebuie să altă în pântece. Noi când ne uităm în icoană, vedem că în iconografie Erminiei Bizantine, Ioan Botezător, de fapt, nu trebuie să altă, ci se închină stăpânului său, creatorului, dar nici se închină. Pentru că primește puterea Duhului Sfânt și Duhul Sfânt îi dă puterea să facă lucruri care nu le face oricine. Deci, un copil mic, dacă Dumnezeu vrea, poate și să vorbească, poate și să scrie, poate să vorbească o limbă străină, să cânte, că Dumnezeu îi dă aceasta. Ei, în clipa respectivă, cele două femei se îmbrățișează ca oameni care se întâlnesc. Nu era vorba de pandemie. Și iată că imediat Elisabeta prorocește. Cum să vină la mine Maica Domnului meu? Cum una ca aceasta? Și aici Maica Domnului spune celebrele cuvinte care vor fi icoana ei în Noul Testament, scrise la Luca pentru cei care nu au auzit de Maica Domnului sau stem de ea. Că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui și mila Lui din neam în neam. Iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Și o fericim și noi astăzi. Ne închinăm ție, Preasfântă Născătoare Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Și cei doi prunci de atunci nu s-au mai văzut. Deși după rudenia îndepărtata lor veneau toți pe linia davidică, iudaică, din neam arhierez, din neam preoțesc, totuși ei erau și un fel de verișori. Aveau o mică chestie de rudenie. Numai că Ioan trăiește în treaba lui, Iosif cu Maria se duc în Egipt, se întorc din Egipt, văd că Iarhelau în Ierusalim pleacă în Nazaret tot după înștiințarea îngerului și nimeni, unul de celălalt nu mai știa, ci Dumnezeu știa și de cuvântul suvrem, care era fiul lui Iosif și ateslarul Iosif și a Mariei din Nazaret, dar și de Ioan Botezătorul crescut și hrănit de îngeri, despre care avem o imensitate de laude și de explicații aduse în Sfânta Scriptură. Cel mai mare om născut din femeie, înger în trup, trăia într-un mod cu totul auster, cu haină din păr de cămilă, încins cu curea, cu sandale, mânca acridă, mânca lăcustră, mânca miere sălbatic. Îngerul cât este mic îl hrănește cu mană și îl învață cel de dumnezești. Motivațiunea, dacă vreți, sau rădăcina întregului ascetism care depășește din azireatul Vechiului Testament, în barba lui pe farfecă n-a intrat sau în părul lui și vreodată băuturi amețitoare, sichere sau altceva n-au băut, spune mai departe Evanghelia. În momentul însă când Ioan Botezătorul trebuie să nască, este profețit de înger că tu, pruncule, ce proroc a celui prea înalt te vei chema, apropo de ce m-ați întrebat, că de ce este înainte mergător. Mihail îi spune lui Zaharia cine e Ioan, de fapt, și de ce trebuie să se nască. Pentru că era nevoie de un descoperitor, iar descoperitorul nu putea fi un terchea berchea, oricine, dintre iudeii călcători de lege care o respectau sau nu o respectau. Trebuia să fie un om desăvârșit al legii și ăsta vedea pe Dumnezeu. Deci Ioan Botezătorul era misticul desăvârșit, să vezi cerurile deschise. Poftim, ne uităm și noi pe boltă, vedem stele, nori, interstelar, spațiu, univers și ce vedem? El vedea ceea ce noi nu vedem, lumina energiilor necreate și dâra de lumina Duhului Sfânt de la Tatăl pe capul Fiului, deci legătura, comuniunea. Eu întotdeauna am spus că boboteaza nu este importantă că s-a sfințit apele, că o sfințim și noi preoții de 2000 de ani și ați văzut, stă în sticle cu anul și nu se strică. Problema este alta. Cum poate Dumnezeu comprima o lume atât de mare și de imensă și de nemărginită să fie atât de mică? Glasul Tatălui din cer de pe tron să strige ca un tunet și să se audă pe pământ, ținând cont că în momentul în care cu avionul direct cu reacții, dacă te reduci la 10.000, 15.000, 20.000 de metri, adică la 10-20 km, nu-i mai auzi huruitul, vezi doar cum trece pe cer ca o linie și dâra de abur care îl scoate de la combustibil. Ei, cu atât mai mult să unești cerul cu pământul prin glas dumnezeiesc, deci cel ce a făcut pământul ca pe o nimica înaintea ta, ne spune Scriptura. Deci iată ce mică e distanța dintre cuvântul cel veșnic din gura Tatălui și cuvântul din apă care tace și nu spune nimic. Pentru că în momentul când spune eu am nevoie de botezul tău, Hristos îi spune așa, lasă să împlinească cele scrise. Deci iată, Iisus nu face ce vrea, face ceea ce este scris în Scripturi. Și Ioan Botezătorul spune acestora, nu-ți vrednic să dezlecuri o încălțăminte viață. Eu, nu, în primul rând, nu știu ce lucrare face, mă depășește. Și atunci Hristos îi spune, fă ale legii, n-am venit să stric legea, vreau să o desăvârșesc, să o împlinesc. Și îi spune lui Ioan așa, ne arată cântările de la ceasurile împărătești. Eu vin astăzi la Iordan să curățesc apele și să le sfințesc de amăgitorul și de lucrătorul răului care s-a ascuns în ele. Deci eu de fapt caut pe ucigașul de om, îl căuta pe diavolul. Deci de aceea când vedem
pictura Bobotezii, vedem un pește cu un om mergând călare pe el, care încearcă să amăgească, adică vrea să se ascundă, dar nu poate, pentru că și noi spunem și în slujba botezului, cu mare atenție. Și de acestea se botează, să nu se coboare în apa aceasta vreun duh viclean să aducă tulburare trupului sau sufletului. De ce? Pentru că ea e sfințită. Se sfințește apa aceasta, cel ce ai sfințit curgile Iordanului, cu Duhul tău cel sfânt. Mare ești, Doamne, minunate sunt lucrurile tale. Și a treia oară ce spunem? Mai este acea cu crucea, când suflăm deasupra apii și pecetuim la botez cu crucea. Deci să se însemne cu semnul crucii tale și să se depărteze toate puterile cele potrivnice. Și suflăm cruciș și băgăm crucea în apă. De ce? Ca să nu rămână vreun duh viclean. Ei, Iisus știe acest duh viclean, îi rupi zapisul făcut cu Adam și povestea de la pomul vieții și face despărțirea dintre legea morții și legea vieții. Cel ce se botează în Hristos moare și înviază cu Hristos, cel ce se spală în păcatul în apa lui Ioan, în apa pocăinței, doar să curățe de păcat, dar păcatele se pun la loc. Și acum, în Noul Testament se pun la loc, dar ai posibilitatea să nu se mai reîntoarcă prin lucrare, adică fiind sub har și sub lege, poți să nu fii în afara legii. Numai cel ce nu vrea stă în fără de lege, în afara legii. Și atunci, Ioan auzând aceasta, când spune, eu vin să ridic păcatul lumii, vin să spăl păcatul strămoșului Adam, scrie frumos într-o parte de la ceasul împărătești. În clipa aceea Ioan se luminează și spune, iată mi-a Dumnezeu ce ridică păcatul lumii. Iisus intră în ape tăcând, Iordanul se întoarce înapoi să sperie de Creatorul lui când îl simte, cum să sunt apa și să aibă viață. Am văzut odată, repet din nou asta, am văzut o lucrare a unui individ, se numea lucrare de doctorat, o inepție totală, spunea că apa e un element mort, n-are viață, n-are nimic, apa are o mie de informații în ea, apa are viață, apa cunoaște pe Duhul Sfânt, cunoaște pe Dumnezeu, cunoaște viața, cunoaște creația, rostul, circuitul, tot. Deci apa este cel mai sfânt element după pământ din ceea ce este pe pământ. Pentru că noi avem apa, sângele și focul, avem Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, trei mărturisesc în cer, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, pe pământ, apa, focul și sângele. Deci în momentul în care apa primește această putere vindecătoare, în primul rând sufletească și trupească, și devine aghiazmă mare, cum îi spunem noi, la bobotează, pentru că se curățește firea apilor și pe pământ și în cer, când noi spunem în slujba boboteze, ieri te-am văzut prunc și azi te vedem desăvârșit. Dar cum te vedem desăvârșit? Când intră în Iordan, că așa spun ăștia care se botează mari cu credință de 100 de ani, mi-a mărturisit păcatele, serios? Că așa au făcut Iisus. Nu a făcut Iisus nimic. Iisus a tăcut în apă nespunând absolut nimic și din clipa respectivă s-a auzit glasul Tatălui din cer ca de tunet. Acesta este Fiul meu iubit, întru care am binevoit pe El să-L ascultați. Dar aici, în Evanghelia de la Iordan, atât spune, întru care am binevoit, adică eu vi l-am trimis Mântuitor, eu vi l-am trimis vouă să vă păzească, să vă curățească, să vă scoate din păcat. Și în momentul acela, Ioan spune ucenicilor săi, că îi întreabă ucenicii, păi, dar dacă botează și el și tu, de acum ce faceți? Și el spune așa, nu, cel ce vine după mine este mai mare decât mine. Eu v-am botezat numai cu apă, dar cel ce vine după mine vă botează cu Duh Sfânt și cu foc. Deci iată ce putere are botezul lui Hristos, cel pe care noi îl avem astăzi în Biserica Sobornicească și Apostolească de 2000 de ani, Biserica Creștină, întemeiată pe cruce, moarte și înviere. Am amintit lucrurile acestea pentru că Ioan nu era oricine. Până a venit Hristos la Iordan, el făcea aceste ritualuri de spălare și mustra toate păcatele. Pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția lui Dumnezeu, Împărăția lui Dumnezeu a venit la voi, drepte faceți căile Domnului, pomul ce nu aduce roade, stai și să aruncă în foc, nete de faceți căi, umpleți văile, neteziți dealurile. Spune mai departe, grâu să dă la hambar, pleava la grâu să dă la jitniță, la hambar, pleava la foc. Să curească la rădăcina pomului și n-aduce roadă, stai și să aruncă în foc. Să uite cât ăștia mai bogați ai vremii de atunci, și atunci erau deputați parlamentari și tot felul de conducători ai vremii, și le spune, pui din apârcă și de viperă, nu vă prifaceți că vă botezați, chiar pocăiți-vă că nu scăpați de mânia care vine. Adică făcea aluzie la parosia care încă nici nu era vestită, despre care Hristos va vorbi de parosie. El o prorocea, că nu scăpați de osânda care vine, de judecata cea veșnică, de judecata veacurilor.
Și în momentul acela, Ioan Botezătorul era privit, cum spune, când întreabă fariseii și cărturarii: Doamne, cu ce putere face aceasta? Vă spun, dar vreau răspuns de la voi. Ioan, botezul lui Ioan era de la oameni sau de la Dumnezeu? Aici cade varianta esenienilor. Dacă ar fi spus de la oameni, știa că Ioan era proroc mare, tare în cuvânt și în fapte. Dacă ar fi spus că de la Dumnezeu, de ce nu l-ați respectat atunci? Și picau oricum rău. Și au spus: nu știu. Dacă nu știți, nici eu nu știu. Adică nu-i pentru voi Scriptura. Nu zdrobiți oastele Evangheliei cu dință de lapte. Nu le-a dat voie să cunoască ceea ce nu le-i de folos. Cum fac și azi filozofii. Dar de ce voi ortodoxi așa? Dar de ce voi așa? Dar de ce voi așa? Vino și te fă ortodox. Trăiești ortodox și ai să vezi de ce. Dar de ce să-ți dau eu ții mură în gură? Nu-mi spune mie rugăciunea din părtășanii și îmi repetă ca la berbec de 1000 de ori, de câte ori te împărtășești pe ani, îmi spune aceea vorbă. Nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta. Nici sărutare îți voi da ca Iuda. Frate, vrei să știi ce ortodoxia? Vino în ea. Nu insista că nu-ți descoperi tainii. Pot să spun doar că e lumină, că e adevăr, că e cale, că e mântuire, că e Duh Sfânt, că e taină, că e pocăință, că e har, că e harismă. Restul vrei, vii și cunoști. Nu poți să-i vorbești unui student de medicină despre operație când el nu cunoaște anatomia trupului. Nu poți să-i vorbești unui student despre chirurgie neuronală sau vasculară sau cardiacă sau abdominală până el nu a fost într-un laborator să vadă ce e aceea pe viu. Așa și asta. Noi nu putem preda ortodoxia celor care sunt în afara ortodoxia atât timp cât ei nu vor să cunoască ortodoxia. Ortodoxia se cunoaște prin vedere, prin trăire, prin credință, prin auz și prin faptă și apoi se aprofundează prin Duh Sfânt înțelepciune. Cunoaștere, pricepere și descoperire. Ioan Botezător a vorbit din descoperire. Iată, mi-a Dumnezeu ce ridică păcatul lumii. Ce ar fi fost să aduc ei și cărturarii să vină în jurul lui Ioan? Auzi, nea Ioan, ia spune și nou, dar de unde știi tu că ăsta e mi-a Dumnezeu? Dar de unde știi tu că ăsta ridică păcatul lumii? Dar cine ți-a spus să-i treaba asta? Dar cine era ăla care ți-a spus? Dar cum ți-a arătat? Dar cum ți-a vorbit? Cum fac mass media? Și a curs o picătură de mir? Da, și ați văzut o lacrimă. Da, și s-a vindecat un bolnav, vino să vezi. Așa a spus Hristos. Vrei să vezi? Vino să vezi. Așa a spus. Vino și vezi. Deci, dacă vrei să cunoști boboteaza, vino și vezi. Deci, Ioan Botezătorul este cel care le arată oamenilor că merg pe o cărare greșită. Vin soldați. Noi ce să facem? Să fiți cinstiți și corecți. Să nu bați jocoriți, să nu omorâți, să nu ucidiți fără să vă mulțumiți cu leafa, să nu fiți lacom și hrăpăreți. Ei mai și cucereau și nu făceau altceva decât omorau, jăfuiau, făceau pradă de război. Vin vamișul, dar noi ce să facem? Păi cum ce să facem? Să vă mâiți cu dreptate. Vin ceilalți ai societăți. Păstrați cele ale legii, dați cezarului cea cezarul, Dumnezeu cea Dumnezeu. I-a învățat pe toți, pe fiecare, ce are de făcut. Un pusnic din pustie, ca așa întreabă și azi, dar de unde știe preotul? Mi-a plăcut întrebarea unea astăzi, era să pocnesc de râs. Citesc un discurs de la cineva, era o polemică între doi inși. Nu m-a interesat, dar mi-a atras atenția subiectul, adică subiectul era interesat, nu polemica lor. Și zice unul: băi, nu mai vorbi de rău de preoți, că preoți au pe Duhul Sfânt. Și ăla îi pune întrebarea: dar de unde știi tu că au preoți Duhul Sfânt? Și ăla săracul a încercat să-i explice teoretic sau nu știu ce. Și a spus: bă, dar tu practic ai văzut un preot care are Duhul Sfânt? Ăla nu știu ce să răspundă. Și mai jos atunci m-am găsit eu și am comentat și a spus: ca să-ți dai seama dacă un preot are Duhul Sfânt, îți dai seama cât de mult îi schimbi tu. Dacă tu înveți ceva din viața lui și din învățătura lui și din sfatul lui, înseamnă că el are pe Duhul Sfânt. Dacă nu s-a prins nimic de tine, ori Duhul Sfânt nu-i la tine, ori încă nu poate pleca de la el spre tine. Deci undeva există o limită. Deci curentul, dacă nu merge pe conducta care trebuie, pocnește cablu și se arde, se face scurt. Dar dacă încărcătura vații este mai mare decât trebuie, așa și Duhul Sfânt te poate mistui, ca focul care mistui orice. Erau trei copilași mici, asta e o istorioară foarte veche, mi-o amintesc. În vechime, prin primele secole creștine, copiii stăteau în față, nefiind catapeteasmă la biserică, ei vedeau tot ce fac preotul, ce săvârșește în timpul slujbei. Și pur și simplu s-au dus cu văcuțile și și-au făcut un omofor dintr-un de asta, un fel de dintr-un fular, și-au făcut un veșmânt dintr-un ștergar, au pus niște pâini, au pus niște vin, au pus pe o piatră mare și au cântat toată Sfânta Liturghie. Și unul a zis: băi, care știi prefacerea? Și un băiețel a spus: eu stau în altar unde preoți dau căldura, știu prefacerea, ia rostește-o. Și ăla au ridicat mâinile sus și a spus: Doamne, cel ce ai trimis pe Preasfântul Tău Duh în ceasul tălei a fost pe cea bună, nu l-a luat la noi, cinește nouă ce rugăm-ți. Și când a spus treaba asta, un imens foc ceresc a mistuit piatra,
locul, jertfa, au făcut o gaură mare, imensă, și copiii au căzut ca într-un extaz la pământ, făcându-se seara și văzând că nu mai vin acasă părinții, s-au dus după ei în câmp, unde erau cu cârdu, cu animale, zva de ce este. Găsindu-i acolo ca adormiți, au luat în brațe, au dus acasă și peste două, trei zile când s-au trezit din extazul ăla, i-a întrebat ce s-a întâmplat. Păi zice, s-a întâmplat ceva ce nu putem povesti. Cum adică? Păi eram la joacă și am zis, ne jucăm de-a liturghia. Și zice, fratele mai mare a rostit formula epiclezii, prefacerea. Și când a spus, și fă pâinea aceasta, cinstitul trupa Hristosului tău și împotirul acesta, cinstitul sângea Hristosului tău, și a venit un foc imens din cer, plin de îngeri, care au luat tot de acolo. Deci ei așa li s-au arătat. Și a rămas locul gol, o groapă mare. Și atunci au dat seama de puterea epiclezei și de importanța transformării euharistice. Deci cam așa se înțelege boboteaza. Pui apă de la boboteaza într-o sticlă, o pui în cămară și o bei peste 50 de ani cu gust de izvor, cum ai fi luat-o mâine dimineață din fântână. Și atunci îți dai seama că preotul are har în el. Așa îți poți da seama că preotul este purtătorul de har și nu trebuie să-i ispitești, pentru că harul nu poate fi tras la xerox, nu poate fi prins cu camera de filmat, nu poate fi prins cu aparatul de fotografiat și nici cu vreo ansă de asta, cum îți paradigmatici ăștia care au lumini și umbre și arătări de tot felul de soiuri paraorientale. Deci harul îl simți, îl trăiești, te luminează și te deșteaptă și îți descoperă. Iată-mi el Dumnezeu ce ridică păcatul lumii. Și în felul acesta Ioan a fost nevoit să fie înainte mergător, pentru că el a spus, eu de acum mă micșorez, el trebuie să crească. El se micșorează până la retragerea în Sevastia, în temniță, când e decapitat de Irod, tetrarhul, pentru că îl bajocorește acolo pe nevasta lui frațul și trăiau în curvărie și în dezmați. Și în urma unui dans cu Salomea și Irodiada i-au cerut capul, pentru că ea era concubina și nu suporta să fie jignită, mă rog, de acum damă regală. Iar Hristos este luat de Duhul, dus în pustie, ispitit în carantania, știm formula, și de acolo va ieși la activitatea de propovăduire, 3 ani și jumătate de mesianitate publică. Aici vorbim de epifanie, și la înviere, și la botez, și la naștere, și la cinzecime, la toate praznicile Mântuitorului, pentru că și troparul ne spune, în Iordan, botezându-te tu, Doamne, adică primind botezul spălării celei vechi, care era deja o etapă superioară peste tăierea împrejur pe care o primise cu smerenie Domnul la trup pentru a ne tăia noi odată pentru totdeauna după simțul, să mai fie nevoie de cuțitul de piatră și de intervenția chirurgicală. Și apoi cu darul Preasfântului Duh vorbim de închinarea treimii s-a arătat. Căci Duhul în chip de porumb a devenit întărirea Duhul în chip de porumbel și glasul Tatălui din cer a devenit întărirea cuvântului. Cel ce te-a arătat Hristoase Dumnezeule și lumea a iluminat, slavă ție. Sau cum cântă troparul până la capăt, când nu l-am zis în ordine și să nu am scăpări de cuvinte. Când îl cânti, mai ușor ca și când îl rostești. Da, deci cam aceasta este taina bobotezei în câteva cuvinte. Deci începând de astăzi, pentru că azi s-a făcut, am auzit și o nelămurire, am văzut niște discursuri din astea desacralizante. N-avem ce face, trăim într-o societate foarte colorată, foarte prost multiculturalizată. Avem foarte multă mediocritate în ceea ce privește creștinismul și ceea ce înseamnă lucrarea creștină. Și atunci te aștepți la orice. Dar ce fac popii de astăzi aghiazmă? Ce vor să îmbogățească? Fac și azi și mâine? Nu. Pentru că noi astăzi facem liturghia Marelui Vasile cu ceasurile împărătești și sfințim aghiazma în ajun ca să stropim casele oamenilor, mâine în praznicul de sine se face aghiazma de obștea tuturor, care are și niște rugăciuni un pic mai speciale și în plus, și niște elemente sacramentale, spirituale, liturgice, tot în plus față de aghiazma de astăzi, care are o formă smerită, adică o formă blândă, preînchipuind spălarea păcatelor ca la Ioan Botezătorul, iar mâine prinde săvârșire. Deci de aceea am făcut aghiazmă și azi și mâine, și în ajun și mâine dimineață, când e sărbătoarea solemnă a sfințirii aghiazmei. Sper ca anul ăsta să se sfințească apa din plin, că după cuvântul de la potop spune că s-au deschis zăgazurile și de sus plouă, și de jos e apă și noroi, și păraiele sunt pline, și fântânile sunt pline, și pământul este plin, și budăcile acestea la mănăstire sunt pline. Să aibă lumea apă sfințită, să spălăm ipocrizia, nerușinarea, obrăznicia, hula și toate fără de legile astea cu care spurcăm noi societatea și pământul ăsta dăruit de Dumnezeu ca leagăn de rai și noi transformându-l într-o pușcărie de iad.
Da. Părinte, eu nu v-am întrerupt pentru că ați punctat toate întrebările care le-am pregătite. Ați avut o expunere foarte cuprinzătoare. Însă nu am epuizat întrebările, tot am nelămuriri. În sensul că iată ce teologie înaltă, iată câtă profunzime, la câte cât har suntem chemați și cu toate astea noi după 2000 de ani de creștinism, noi creștini ortodoxi și despre noi vorbim, am evoluat în așa mult încât avem cu totul și cu totul alte preocupări în ziua de astăzi. Am început noi nu putem condamna societatea din două motive. Dacă am atins problema foarte discret, una din ispitirile din carantania era să faci din pietre pâine. Ei, noi am reușit să facem agricultură intensivă, dar n-am reușit să înțelegem sensul adevărat al prescurii, al litiei, al anaforii, adică pâinea aceea care se mănâncă cu tot cuvântul lui Dumnezeu. Spune a doua ispitire din carantania că să te arunci de oriunde cât Dumnezeu te poartă. Azi mergi cu parapanta, mergi cu balonul, mergi cu avionul, mergi cu racheta, mergi cu ce vrei tu zbori, dar n-am învățat să zburăm cu gândul de la pământ la cer. Spune Jules Verne într-una din cărțile lui de povești care mi-a fascinat copilăria, de la pământ la lună. Ei, dacă de la pământ la lună nouă ne trebuie o rachetă și combustibil și gândire și fizică și aeronautică și aerodinamică și electromagnetism și toată învățătura aceasta sofisticată, iată că cu o bucată de pâine de-a lui Dumnezeu numită prescură și cu jumătate de litru de vin și cu o copie în mână ascuțită și cu niște veșminte preoțești pe tine, te duci și colinzi tot raiul. Colinzi toate cetele îngerești, toate cetele împărătești, toate soboarele, sfinții, mucenicii, mărturisitorii, te duci la tronul lui Dumnezeu, vorbești cu Ioan Botezătorul, îi spui ce să mai fac, o mai rogi pe Maica Domnului, ce mai lipsuri sunt printre ăștia din rând care uită că există un cer, vorbești cu Tatăl, ce să mai vindici un bolnav, adică e o fantezie să te plimbi în fiecare zi în cosmos fără să te prăbușești. Când se termină liturgia, tu să spui, am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am văzut credința cea adevărată, nedespărțite Sfinte Treime, închină-ne. Păi cum mă închin dacă eu sunt pe pământ și Iisus? Direct în liturgie, pe Sfânta Masă, că acolo e și Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt. Duhul Sfânt o sfințit taine, Tatăl l-a coborât pe Fiul în trup, iar trupul lucrez eu ca preot cu mâna și eu sunt în fața Sfintei Treime. Da, mai trebuie și un pic de logică nicomidică, cum se spune, mai trebuie un pic de vedere dumnezească. Prea ne-am plictisit cu telescopul căutând stele moarte și inventând stele când nu mai sunt. Nu sunt suficiente stele pe cer, trebuie să găsim altele noi. Nu e suficientă apă pe planetă, căutăm noi pe alte planete. Asta de aici nici măcar nu noi irigăm sau nu o folosim util. Nu e destul pământ pustiu, ne mai interesează și pe alte planete. Dacă am putea găsi o descoperire științifică, să vedem câți neuroni activi, pozitivi mai avem în cap, că negativi avem din belșug. Și ultima ispitire din carantania pe care dracu o spune lumea acestea e foarte simplă. Dacă te închini mie, toate bogățiile lumii ți le dau ție. Luați, fraților, Occidentul, dolari, bincoință, ce vreți voi, euro, franci elvețieni, liri sterline, luați, fraților, dar nu puteți vă cumpărați cu ele sufletul. N-aveți ce face cu ele. Le mâncați aici pe pământ. Că e în excursii, că e la mare, că e în haină de lux, că e în câteva kilograme de aur, că e în mașină cu 60 de cai putere sau cu 6.000, că are 11 X-uri, că are 7 X-uri, că are 10 X-uri. Deci noi nu putem face nimic. Nouă ne trebuie ceva care Hristos a spus așa, drace, înapoi a mea, Domnului Dumnezeu să te închini și lui una să-i slujești. Dacă putem face din materie materia primă pentru rai, suntem cei mai tari. Dacă rămânem la o materie primă pe care o tocăm, scândura, mâncarea, pâinea, apa, casa, masa, haina, le deteriorăm și le aruncăm, ne asemănăm lui Adam din grădina raiului, care când s-a văzut el șef în rai, s-a dus la rup frunză să-și facă el un costum de vară, să nu-l vadă Dumnezeu gol. Dar noi suntem goi la minte, nu la trup, că haine ne-am făcut de toate felurile. Da. Așa este. Provocarea în ziua de azi este următoarea. Când mergi în supermarket, ai tone de mii de litri de fel și fel de lichid, de suc, de șampanie, de vin, de apă. Însă omul ziua de azi a pierdut esența și bucuria aghiazmei. Explicați-ne, vă rog, care este rolul aghiazmei în viața creștinului și în lupta lui pentru despătimire? Foarte simplă. Aghiazma este materia primă prin care Dumnezeu își exprimă dragostea față de om, curățindu-l, sfințindu-l,
mântuindu-l, îndumnezeindu-l și desăvârșindu-l. Și împărtășania la fel, numai că este o aghiazmă sub formă de vin, pentru că se preface în preasfântul sânge. Deci primește o putere și mai mare, dar e tot din rodul viței, e tot din rodul pământului, e tot apa din pământ, dar trasă sub o altă formă. Iar pâinea pe care o mâncăm este tot apa cea vie, pentru că dacă n-ar fi apă, grâul n-ar rodi. Ce e boaba de grâu la început? Cum spunem noi când e grâu crud? E în lapte. Ce ne spune Hristos în Scriptură? Nu zdrobiți oasele Scripturii cu dință de lapte. Deci noi dacă facem liturghie cu grâu crud, nu înseamnă că liturghia n-ar fi valabilă. Dar grâul trebuie să fie copt, că mucenicii s-au copt în focul și în cuptorul ispitelor și a încercărilor. Și inclusiv Iisus Hristos a gustat focul ispitelor și a încercărilor. Iar aghiazma nu este altceva decât mărturia că Duhul Sfânt cândva a stăpânit toată materia, făcând-o curată, desăvârșită și nestricăcioasă. Animalele vorbeau cu omul, omul îi înțelegea graiul. Florile vorbeau cu omul, omul îi înțelegea graiul. Stelele vorbeau și cântau, omul îi înțelegea graiul. Păsările dobitoace toate se supuneau omului și omul îi înțelegea graiul. Cum să vorbească omul cu un șarpe? De aici aș ironiza toată Scriptura. Hai bă, vii la mine, ce credință e asta cu un șarpe care mă amăjește să mănânc un măr? Dar poate eu aveam chef de o pară sau de o caisă sau de o portocală. Tocmai aici e simplitatea credinței care nimeni nu înțelege. Că dracu ia chip a ceea ce te muncește pe tine. Efrem Sirul în tomul 3 de pocăință. Cât te patim și draci ai, cât te patim te chinuiesc, atâția draci ai herghelia în tine. Legion, Doamne, mă numesc. Ieși și pleacă, lasă omul în pace. Și s-a dus Duhul cel necurat, a intrat în port, s-a aruncat în mare. A vrut să spurce și apa binefăcătoare de botez, care avea să fie materia sfințită. De-aia Mântuitorul a căutat în apă, că știa că atunci când o sări din porci s-o băgat în apă și zis, nu rămâie aici vreun duc viclean, ia să-i alung pe toți. Și iată că în felul acesta apa primește puterea îndomnezeitoare. Este băutura pe care Dumnezeu a dat-o lumii la modul cel mai sacru. Și a spus așa, de este cineva însetat să vină la mine și să bea. Și să bea din apele bunei credințe, că cel ce crede în mine viu va fi. Iar din pântecele lui va izvorâ râuri de apă vie, nu de vin, de Coca-Cola, de suc, de fruct, de cola și fresh sau ce mai curge pe sticlele de la supermarket. Așa că să căutăm apa cea vie evanghelică, care înseamnă cuvântul lui Dumnezeu băgat în apă. E cel mai mare arhitect, nimeni nu poate face treaba asta decât Duhul Sfânt și preotul. Trimite, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt, tu nu vezi nici pe Dumnezeu, nici Duhul. Și sfințește apa aceasta și tu faci cruci, pe ea și bagi mâna apă și apa aia stă 20 de ani nestricată. Tocmai asta arată cât e de simplu Dumnezeu și cât e de descreierat omul și nu înțelege simplitatea credinței. Băi, împărăția lui Dumnezeu e în tine, n-o căuta aiurea. Da. E lângă tine, îi cu tine, îi în tine. Exact, ăsta este și paradoxul creștinismului. Paradoxul este simplu. Avem un iad atât de mare și așteaptă atâtea suflete, ferească Dumnezeu pe toți dușmanii, omenirii, oricine ar fi ei, buni sau răi, să li deschidă Dumnezeu, cum spune Hristos. Eu vreau ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină, să nu pierd niciunul din câți mi-a dat Tatăl. Dar nu depinde de noi, de va voi omul să se repede de sine, să urmeze mie, să-și ia crucea sa și să vină după mine. Dacă vrea, nu e obligatoriu. Poate avem bilete la Maldive, la Beirut, la, mă rog, în Dubai, pe unde ori mai fi, locațiile astea, unde poate și pe acolo stă Dumnezeu, dar în altă formă. Da. Înainte să trecem la întrebări, eu le reamintesc celor care ne urmăresc să lase întrebări în secțiunea de chat al live-ului de pe YouTube. Suntem live și pe pagina de Facebook Calea spre Mântuire, dar așteptăm doar pe YouTube, că doar acolo putem vedea întrebările. Aș vrea să mai discutăm o chestiune, pentru că există o ispită în ziua de azi, ne pierdem în fel și fel de discuții cu chipuri, cu apocalipse, cu profeții. Haideți puțin să, în condițiile în care noi habar n-avem că suntem creștini cu buletinul în mână, ca să folosesc o expresie mai obraznică. Certificatul de botez. Exact, corect. Mai explicați-ne puțin, ca să reamintim oamenilor totuși, care este esența credinței noastre, nu zeci de profeții și fel și fel de SF-uri și imaginații și articole de pe internet. Momentul cel mai tensionat din acest praznic, și zic eu, primul moment important din Noul Testament, arătarea Sfintei Treimi. Este acel moment în care Dumnezeu cel întreit, închinat, ni se prezintă nouă oamenilor, cu subiect și predicat.
Explicați-ne puțin acel moment și cât de important este pentru noi creștinii care habar nu avem de profunzimea acestei taine, care nu ne mai interesează, e ceva banal, e ceva plictisitor, hai să discutăm despre chipuri, hai să discutăm despre apocalipsă și noi habar nu avem ce este sau cine este Sfânta Treime. Merg pe o singură idee. Lumină este Tatăl, lumină este Duhul Sfânt, lumină este Fiul. Părintele Stăniloae, fiind în Grecia la un mare congres teologic, cum erau acele mișcări ecumeniste în anii 70, 80, 60, vorbesc mari profesori ai lumii, teologi, explică dogmele, povestesc și, fiind între ei marile profesori Stăniloae, bineînțeles că au epatat în cuvinte, au desfințat câteva dicționare și au mai înființat câteva dicționare în cuvinte elevate, plecând de la imanent și incomprehensibil până la supremul cuvânt nemai văzut transcendental și așa. Și este întrebat, domnule profesor, ați audiat atâta material teologic astăzi și ați ales să vorbiți ultimul. Cine ați mai putea spune despre Dumnezeu în contextul în care s-a vorbit atât de multe lucruri și s-a vorbit totul despre Dumnezeu? Aș concluziona, onorată adunare, într-o simplitate a ideilor mele de creștin ardelean, care l-am găsit pe Dumnezeu în omul din sat, în crucea de la Troiță, în copilul botezat, în omul împărtășit, în omul prezent în genunchi la Sfânta Liturghie, în bătrâna îngenunchiată în fața icoanei, că Dumnezeu nu este altceva decât lumină și iubire. Deci, asta este Sfânta Treime. Este și o carte scrisă de Părintele Stăniloae, se cheamă La început a fost iubirea, Sfânta Treime sau La început a fost iubirea. Dar aici aș completa ceva ce am învățat la școală și era și tu de față. Tatăl întotdeauna când lucrează, conlucrează cu Fiul și cu Duhul, nu face lucruri separate, ia să-i fac o surpriză lui Fiul. Fiul când lucrează, lucrează cu Tatăl și cu Duhul, nu-i face vreo surpriză, ci eu și Tatăl una suntem, nu fac voia mea, ci a Tatălui meu care m-a trimis, nu vorbim de ordinaționist, că ar fi mai mic, că el spune, Tatăl este mai mare decât mine. Păi da, este mai mare pentru că eu sunt robă, sunt trup. Dar eu și Tatăl una suntem, n-ai văzut atâta vreme când ai fost cu mine, că Tatăl este într-un mine și eu într-un Tatăl, îi spune lui Filip. Și Duhul Sfânt când lucrează, nu lucrează întâmplător, ci se consultă cu Tatăl și cu Fiul. Pentru că îi spune Părintele Stăniloae în restaurarea omului. Când Fiul s-a făcut om și a luat chip de rob, ca noi să fim din nou la starea cea din tâi, Duhul l-a însoțit pe Fiul pe pământ și l-a vegheat în permanență. Când Fiul s-a urcat pe tronul Tatălui și a fost obligat Duhul să coboare pe pământ, să continui lucrarea de săvârșire, că dacă eu nu mă duc la Tatăl, rămâniți orfani, nu vine Mângâietorul, dar El va fi cu voi până la sfârșitul veacului. Dar cel ce vrea să vină la mine, prin Duhul vine, cum și la Tatăl cine vrea să vină numai prin mine, vine că eu sunt ușa oilor. Și cât timp stă Duhul Sfânt pe pământ și să smerește în mâna preotului păcătos, a creștinului necredincios, a leneșului, a nepravilistului, a hoțului, a curvarului, un botezat care depășește scala vieții duhovnicești în cea pământească orizontală, în grohotișul păcatelor, totuși Duhul Sfânt se smerește și stă acolo cu minte hulit, batjocorit, luat peste picior. Am mai văzut într-o zi un infantil, a făcut o afirmație că Iisus era un copil sărac, mamă sa era o femeie surogat, tatăl era un bătrân depășit de zile. Ce să cer, domnule, la marțieni să înțeleagă limba română? Nu poți să faci asemenea afirmații mici. Trebuie să plângi, să cazi în genunchi, să se întrebi, Doamne, în secolul 21 există atâta incultură teologică să-L confunzi pe Dumnezeu cu copiii de la orfelinat? Dar ce poți să pui să ceri asemenea explicație? Te pufnești în râsul, zâmbești, unii se agită, se sufocă, blestemă, vorbesc urât, pe mine mă pufnești în râs. Adică pur și simplu mă gândesc cât
râde Dumnezeu de dânsii, că spune psalmistul, și-a râs Domnul de dânsii. Pentru că vede cu ce incompetență venim în fața lui, deși suntem chipul și asemănarea lui. Vă dați seama câtă toleranță, câtă îngăduință. Cred că e exact ca un tată care are un copil de ăsta cu handicap și se bucură de orice scamatorie, face-l mai bucuros că mișcă și se bucură. Așa se bucură Dumnezeu de handicapul lumii ăștia în care trăim, când o vede cât e de incompetentă și de rătăcită. Băi, de ăștia nu mai au lumină deloc, ia să-i mai aprind un bec și mai dă un semn, mai aprind un bec, mai dă un semn, dai tot prin tuneric. Dacă așa o pandemie, mai vine așa câte o pandemie e dată ca să vedem că există viață, că noi credeam că suntem exact morți. Da. Și mergem mai departe, că aici rămăsesem la Sfânta Treimii. Și Duhul Sfânt suportă toată mizeria aceasta și Fiul încurajează. Duhule Sfinte, mângâietorule, care pretunești, toate împlinești, vistiera bunătăților, vino și sălășuiește noi, curățește toată spurcăciunea, mântuiește bunurile suflete noastre. Adică îi spune Fiul, stai acolo că mai sunt care te iubesc, stai acolo că mai sunt care te caută, stai acolo că mai sunt care au nevoie de tine și mai merge un preot într-o casă de om, trimite Doamne Duhul Tău cel Sfânt, pe dacă n-ar fi pământ de unde să-L trimite. Trimite Doamne, sfințește fântâna, stâna, ogorul, capra, masa, vaca, copilul, haina, bolnavul, uleiul, toate. Și stă Duhul Sfânt și ne rabdă așa că n-are ce face. Deci asta e Sfânta Treimii. E izvorul nesecat de milă, izvorul nesecat de răbdare, izvorul nesecat de iubire, izvorul nesecat de îndumnezeire și de iertare. Pentru că așa spune, toate păcatele voastre înaintea mea sunt, cum spune acolo, depărtata de la noi fără de lege noastre, ca răsăritul de apus și ca mează zi, dimează noapte. Noi se vor cale vulturului tinerețele tale. Tot ce veți dezlega pe pământ va fi dezlegat și în cer. Și orice veți dezlega pe pământ și în cer va fi dezlegat. Numai dacă vreți să-i țineți, să nu te vor fi. Dar voi mărturisiți-vă unul altora păcatele și iubiți-vă unii pe alții ca să împliniți legea lui Hristos. Voi cei tari, voi cei desăvârșiți, nu pismuiți pe cei slabi. Nu pismuindu-i unii pe alții, că nu așa împlinim legea lui Hristos. Să iertăm și pe cei ce greșesc, cum spune arhidiaconul Ștefan, tată, nu li s-o poti păcatul, iartă-i Doamne, că nu știu ce fac Iisus la cruci, iartă-i Doamne, că nu știu ce fac. Să iertăm și noi până și Dumnezeu să-i vadă că sunt incompetenți, nu avem ce face. Sfânta Treime este nemăsurată și inestimabilă iubire. Deci, dacă noi existăm, existăm datorită Sfintei Treimi. Pământul ăsta ar putea dispărea ca un praf în cosmos și noi ne-a rișit toate internetele prin nas și toate bijuteriile și toate impresiile și toate conturile și toate, cum fac ăștia, ați văzut acum nebunii, își fac buncări ca să nu-i prindă sfârșitul lumii. Parcă pământul nu e al lui Dumnezeu, el nu poate să desfacă pâinea, să o rupă în două, să scoată viermile din felie, știi? Zice, las-o întreagă ca un vierme, acolo să nu-l lovesc. Da. Foarte frumos, părinte. Mulțumim pentru expunerea teologică. Propun să mergem la întrebări, pentru că s-au adunat câteva, zic și interesante. Dacă știm să răspundem, le răspundem. Sigur. Cercăm succint ca să le prindem cât mai multe. Da. Le reamintesc celor care ne urmăresc în secțiunea de chat de pe YouTube, pe Calea spre Mântuire, acolo vă aștept întrebările dumneavoastră. Întreabă o doamnă de 68 de ani, în primul rând, de ce nu poate ține post? Și în al doilea rând, de ce nu poate sta singură și se gândește numai la lucruri rele, la 68 de ani? Nu, să nu tratăm lucrurile așa. Nu poate ține post, poate din cauza vârstei sau din neobișnuință, dar când nu putem ține post de bucate, măcar să ținem post de cele sufletești. Să fim mai blânzi, mai buni, mai milostivi și tot o formă de post, dacă neapărat nu poți mânca o cartofă. Eu cred că în meniul unui om într-o săptămână, nu 7 zile de carne pe zi, poți să mănânci în două zarzavaturi sau zacuscă sau un, ceva, un pește, să spunem, până la urmă, dacă nu vrei neapărat ca să nu fii carne. O mică formă de exprimare a bunătății sufletești față de Dumnezeu există. Singurătatea, într-adevăr, este ceva groaznic, nu trebuie să o avem nimeni și n-am să ironizez ideea întrebării celui ce a pus-o, ci am să spun doar atât. Dacă se găsește un suflet pereche cu care să împarți 5 lei la pensie sau pâine, sau o vorbă, sau să repari un gard, sau să ai cu cine te uita la televizor, sau cu cine bea o cafea, poți să faci acest pas, să nu fii spre dezmăț sau spre alte nenorociri care nu sunt ziditoare de suflet. Iar răutatea este semnul că sufletul suferă de ceva demonic și trebuie izbăvit. Să înlocuim tot timpul răutatea cu, măcar cu stăpânirea de sine, cu bunătatea. Să nu ne lăsăm cotropiți de egoism, vanitate, orgoliu,
răzbunare sau ținerea mintea răului. Asta e obligatoriu. Deci spune Iisus Hristos, iubiți-vă între voi, să cunoască lumea că sunteți ucenicii mei. Cât timp n-am putea iubi sau ierta, nu suntem ucenicii lui. Să-mi fie foarte clar cu toate evangheliile învățate pe de rost. Și de a ști toate tainele, și de a-și învia morții, și a ști toate limbile, și a-și face minuni, și toate tainele. Știi, dacă n-am dragoste, nimic nu sunt, nimic nu folosești. Chimval răsunător și aramă răsunătoare. Da. Foarte bine, foarte frumos. Întreabă cineva o întrebare personală. Dacă ați avea iar 22 de ani, tot călugăr v-ați face? Poate da, dar nu în România. Dar unde, părinte? Poate în Sfântul Munte m-aș duce direct din prima, nu pentru că acolo ar fi desăvârșirea. Dar este bine câteodată să fii anonim. Eu am avut o defecțiune a mea. Am fost întotdeauna un om mai deschis, am fost un om mai comunicativ. Și pe de o parte mi-am atras mulți prieteni, nu pentru că aș fi făcut vreodată rău. Culmea, chiar din partea celor care i-am ajutat peste măsură, am primit șuturi și jicniri și răutăți de tot felul. Nu m-am oprit de a face bine și nici n-am să mă opresc, nu știu în ce măsură pot face binele. Dar am rămas dezamăgit așa de anumite suflete și de modul lor de gândire și întotdeauna m-am gândit la ideea asta. Când aș fi avut un gând de răzbunare sau de a face rău, băi, dar dacă Dumnezeu e rab, de ce eu sunt mai deștept ca el? Am șters cu vederea. L-am ajutat odată când am deschis noi Bârnova în prima perspectivă, că eu sunt în Iași de 30 de ani. Dumnezeu să-l odihnească, că îl pomenesc cu evlavie și cu mare respect întotdeauna. Arhimandritul Mitrofan Băltuță de la mănăstirea Cetățuia, mare exarh pe Episcopia Moldovei și Sucevei, deci acum Suceava are episcop și jurisdicție separată, Moldova separată, Romanul separat, Hușul separat, atunci era tătună, Iașul era stăpân. Și bătrânul ăla înțelept, eu nu i-am dat importanță, eram un copil, un căpchiat de 25 de ani, cu figuri în cap, cu impresii, mă rog, citisem cărți din Pateric, citisem Filocalie, aveam o smerenie pe mine, puteai să o razi cu sapa, nici nu știam ce să fac cu ea. Și bătrânul mi-a zis așa, măi, dacă tot eu trimis mitropolitul aici la mănăstirea asta, hai să te pun stareț, măcar să faci tu ce știi tu, cât îți place, cum crezi că e bun. Ei, la vremea aia, fiind într-o smerenie de aia gheboasă, l-am lăsat să fie starețul cu care eram prieten, cu care am și venit la mănăstire. Ala de-a doua zi, când s-a văzut stareț, avea grijă să mă sape pe mine, nu cumva să iei lui locul. Dacă eu îi lăsasem lui, cum să iei lui locul? Și au băgat de-a fitile și de-a hârtii, cred că umplu mitropolia. Nici Sadoveanu n-a scris, că tot scris el, despre mine tot felul de prostii la mitropolitul de atunci, la înaltul, care acum e patriarh. Da. Și mi-am făcut de-a prieten, de nu eram bucuros. Și am zis, uite ce înseamnă facerea de bine, da? Nu avem ce face. Și Iisus Hristos o stă bătâncui, trebuie să ne răbdăm pe toate. Dar undeva așa anonim m-aș face călugăr. Sunt sincer și nu m-aș însura din două motive. Eu consider călugăria o bijuterie. Consider călugăria o frumusețe, o desăvârșire. Consider călugăria o libertate totală. Consider călugăria ceva fără cuvinte, inexprimabil în cuvinte omenești. Pe când viața de familie, pe lângă faptul că e o jertfă absolută și responsabilă. De exemplu, ca călugăr, dacă ai întârziat într-o zi la pravilă, poți să o faci și mâine. Dacă nu ți-ai făcut într-o zi mătănii, poți să-l faci a doua zi. Dacă ți-a fost leni, îți duci la biserică, o șitit altul în locul tău. Dacă ți-a fost leni, îți închini, s-a închinat altul în locul tău. Dar acasă, pâinea trebuie să o pui pe masă. Ogorul trebuie să-l muncești, serviciul trebuie să-l faci, grija de femeie trebuie să o ai, grija de soț trebuie să o ai, grija de copii trebuie să o ai, grija facturilor, grija problemelor. Ei, pe când la mănăstire, starețul trebuie să o ocupi, economul trebuie să o ocupi, tu nu prea ai responsabilități. Vorba aia, tu ești în rai acolo, tu ești Adam printre pomi, mănâncă din toți și sunteți bine. Dar noi nu conștientizăm lucrul ăsta. Foarte mulți blamează călugăria sau mulți au abandonat călugăria. Sunt o fermă de tertipuri de astea ieftine, că nu și-au dat seama când s-au călugărit, că nu știu ce, că nu știu cum, mă rog, prostii de 2 lei. Dar ei nu-și dau seama și nu realizează că s-au înșelat pe ei înșiși. Adică o viață în care să poți să descoperi despre Dumnezeu toată viața, tot ce vrei, mai bună ca în călugărie n-ai să găsești niciodată. Și pot să-mi asum nu ca o laudă.
Întotdeauna am fost un călugăr responsabil și conștient. Eu nu mi-am bătut joc de taina asta a călugării, nu la modul. Păcate am și eu, că păcate are toată lumea. Am și dormit, am și mâncat, am și fost leneș și nepăsător, dar când a fost de muncă la pământ, a fost pământ, când a fost de slujbă, slujbă, când a fost de treabă, treabă, adică mie, eu nu mi-am bătut joc de responsabilitatea asta, adică am știut pentru ce m-am dus la mănăstire. N-am așteptat să mai erau de ăștia care îmi purtau de grijă și de vreo două ori am fost și eu obraznic. Am primit de vreo două ori întrebarea asta, am auzit că ați făcut cu tare sau cu tare. Și atunci am fost și eu foarte categoric și am zis așa, da, dumneavoastră, credeți că eu m-am călugărit ca să mă păzească prin mine cineva ce am de făcut sau răspund eu de ceea ce fac? Da. Deci, în momentul în care ai votat ceva acolo, nu ai votat nici lui Naie de la bufet, nici lui Marin de la ziarul din colț. Iată, fiule, de față stă Împăratul Hristos și Preacurata sa Maică. Vezi ce de ce făgăduiești? Că nu ce ai făgăduit, ce vei împlini. Deci ai făgăduit să stai în mănăstire până la sfârșitul vieții, acolo trebuie să stai. Ai făgăduit să postești? Trebuie să postești. Ai făgăduit că trebuie să te rogi? Trebuie să te rogi. Ai făgăduit că trebuie să bați mătănii? Bați mătănii. Ai făgăduit că trebuie să asculți? Trebuie să asculți. Stai ce faci, asta e viața. Deci ți-ai luat această răspundere. Bătrâna mea, femeie fără carte, a avut cel mai frumos cuvânt de folos. N-aș putea spune, părinte Cleopa și părinte Paisie Olaru și părinte Iachint, rămân vârful teologiei mele personale, nu o să-i schimb niciodată. Eu nu spun că părinte Ianiche Bălan are această apoftegmă. Cel mai mare sfânt în viață, cel mai mare duhovnic, cel mai mare a tuturor timpurilor. Domnule, toți preoții sunt mari, toți preoții sunt duhovnici, toți preoții au har, toți preoții fac minuni. Fără îndoială că există un preot care nu poate face minuni sau n-are har. Asta e o nebunie. Dar eu spun că vârful teologiei am găsit-o în acești trei oameni. În părintele Cleopa, în părintele Paisie și în părintele Iachint. Ăștia trei oameni n-am cum să-i uit niciodată. Cât o-i trei, că după ce mor eu, normal că mă uită și alții pe mine și îi uită și pe ei. Dar vreau să spun că bătrâna mea, când a văzut că am plecat la mănăstire, m-a vizitat după un an de zile. M-am trezit cu ea la mănăstire. Și a zis, vreau să vorbesc ceva cu tine. Dar separat. Zic, bine, hai că vorbim. Ea mă crescuse când eram copil. Măi, uite care-i treaba. Eu nu știu multă carte, dar am auzit că cine intră pe drumul ăsta dacă se întoarce, praf să alegi el, să nu te joci cu Dumnezeu, că nu-i de glumă. Ți-a plășea, nu ți-a plășea, tu să stai la mănăstire și să rabzi, că tu ai ales treaba asta și altă cale de întoarce nu este să nu te joci cu focul Duhului Sfânt. O femeie fără carte. Și totdeauna când aveam o ispită, exact la ea mă gândeam. Zic, băi, uite ce o zis bătrână, lasă să stea liniștit acolo în șer, să nu-ți gândească, uite copilul ăsta m-a făcut din râs, că doar e na. Dumnezeu putea zic, uite mă, tu și mărie și imbecil, ai crescut, uite și derbele, uite și prostii face. Dar întotdeauna m-am gândit, zic, lasă-ți și ea mulțumită să vadă că mi-am văzut de treabă. Și pentru mine a fost suficient cuvânt de folos. Prin 2003, când am avut niște ispite, veneau toți sfătuitorii să mă încarce cu teologie. Părinte, dar ar fi bine să faci așa, să faci așa, să faci așa. Fraților, lăsați-mă în pace. Am eu suficiente cuvinte de folos în cap. Dacă le-aș putea face tăti cât le știu, cred că s-ar topi pământul în jurul meu ca de la o zeneu. Ar rămâne groapă de câtă teologie am învățat. Nu mai trebuie pusă în practică. Că așa spune Iisus Hristos. Eu, când am fost întrebat de lucrul ăsta, părinte, dar așa când vedeți că vă înconjur lumea și vă caută, nu vi se suie așa mândria la cap? Auzi ce spune Hristos în Evanghelie. Nu-i mare și el ce învață. Fericiți cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu, dar dacă mai îl șefac pe el, ai problemă. Ai ținta. Nu că vai de mine, știi tu teologie. Și drașii știu teologie. Deci, astea-s povești de ploaie. Deci, noi de fiecare dată, eu asta am învățat, asta e doar l-ai avut și tu, îl știi pe profesorul Sava, profesorul de la liturgică, știi că era un om așa mai cu toporul. Și el spunea, ce bă, ce face preotul, ce face preotul? Și ai văzut că lua fiecare text liturgic și arăta, Doamne, prin mâna ta și prin noi păcătoși să împărțim prea curat tău trup la tot poporul. Prin mâna ta trimite Duhul tău ce sunt și sfințește și fă preotul doar unealta. Cum să spui tu că ai făcut minunea când minunea Duhului Sfânt? Cum spui că ai făcut tu minunea când i-a făcut Dumnezeu? Și mie mi-a intrat chestia aia foarte bine în cap, că eu îl simțeam câteodată că o făcea cumva cu apropo, nu cumva să cred eu că îi fi cu un făcător, dar mă pufnea râsul. Că odată m-aș întreba, și bă, dar de ce râs? E, râd așa că-s prost. Dar sunt conștient de treaba asta. Eu niciodată nu m-am umflat în penii că a venit ceva și mi-a spus, părinte, a reușit cu tare treabă. Mulțumesc Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat, frate.
El ți-a dat harul, dacă mie mi-a ascultat părticica bine de bine sau liturghia, dacă pe tine te-a ajutat, înseamnă că ai știut să te rogi. Cu asta, basta. N-am stat eu în genunchi, pe grăunță, să mă rog, Doamne, fă-o pe Ileana sănătoasă sau lui Vasilii câștigă-i procesul sau dă-i lui Maria să nască un copil. Nu, credința ta. Merge în pace. Da. Cu această ocazie salutăm pe părintele profesor și pe fiul dumnealui, care este și el preot, părintele Alexandru Sava. Au ajuns Alexandrian preot? Da, da, sigur, este la Suceava. Da, păi el a fost în primii 10 cu noi la școală, da, eu m-am bucurat cu el. Îi salutăm. Da, bravo, felicitări, mă bucur pentru el. La părintele Sava am învățat multe lucruri de folos la liturgică, chiar foarte frumos. A fost frumos, a fost frumos. Era el mai sever, dar a fost frumos. Da? Păi așa și trebuia. La liturgică totul trebuie să fie la punct și virgulă. Uitați, cineva vă rogă să vorbiți mai mult despre Sfinții Părinți Stâlpnici. Băi, și putem adresa Sfântului Simeon Stâlpnicul și el Nis Șalipi Stâlpnicul. Ei, ce însemna stâlpul? Să nu credeți că stăteam în țeapă, cum îi punea Vlad Țepeș pe hoți. Nu. Era vorba de o chilie construită pe o bucată de turn înalt, așa cum ar fi pe la CAP-uri turnurile de apă, piciorul ăla în sus cu cupa aia mare. Cam așa era și chilia aceea, undeva zidită sus, izolat, și el dădea jos o funie, primea mâncare. Și el acolo bătea mătrănii să pocăia, să ruga. Bineînțeles, vă dați seama că n-avea duș, n-avea geluri, n-avea piepțe, n-avea cadă, n-avea apă caldă, din când în când cobora și spăla trupul ori cu lacrimi, ori cu apă și suca înapoi la loc. Deci v-aș da o singură pildă din viața Sfântului Simeon Stâlpnicu. Un tâlhar trebuia să fie omorât cu sabia sau cu securea decapitat și și-o dus la minte de Simeon Stâlpnicu și-o fugit la picioarele stâlpului lui Simeon Stâlpnicu și-o zis: Sfinte Simeone, pune un cuvânt la Dumnezeu, promit în clipa asta că dacă Dumnezeu mă iarte, eu nu mai greșesc niciodată. Și în clipa aia Sfântul Simeon Stâlpnicu vede cum o ceată de îngeri ia sufletul lui și îl duce la cer. Vin urmăritorii și găsesc trupul. Și dă-ne tâlharul ăsta nou, că ăsta trebuie batjocorit și spânzurat în cetate, să-l vadă toată cetatea. Nu vă puteți atinge de trupul lui, vă poruncesc să nu îndrăzniți a blama templul Duhului Sfânt. Nu se poate, asta o făcut răutăți, o furat, o ucis. Nu, nu, nu. Ce a făcut el într-o clipă la picioarele stâlpului meu, eu fac de 60 de ani și n-am dobândit. Ăștia stâlpnici, poftim, începeți. Da. Mari, mari sfinți. Cineva vă întreabă unde vă poate găsi să discute personal cu Sfinții Iași? Păi la Mănăstirea Vlădiceni. Lângă Iași? Iași, chiar aproape asfalt până în ograda mănăstirii. Sunt în toată Miercurea zi lumină, sunt în toată Vinerea zi lumină, sunt sâmbăta, sunt duminica, deci unii mă întreabă ce program am sau mă întreba dacă am carte de vizită. Am carte de vizită. Strada 3 Fântâni, numărul 14, sau acum mai nou, strada Mănăstirii, numărul 49. Da. Cineva vă întreabă ce poate face să ridice din iad sufletele copiilor avortați? Aici este o problemă. De la părintele Cleopa, știu, nu mi-aparține mie. Pentru prunci avortați trebuie să îmbrăcăm copilași nou născuți, trebuie să facem milostenii la copii sărați, să ajutăm cu hăinuții, cu hrană, cu ce se poate, să botizăm copii prunci tineri în loc sau să cununăm, dar cu precădere să avem grijă de finuți, adică să-i povățuim pe calea dreptei credinței. Există botezul nădejdei în Duhul Sfânt. Copiii aceia avortați nu stau în munci cum stau păcătoșii, pentru că ei sunt îngeri și au primit un botez al sângelui când mama s-a lăsat chinuită de doctor și i-a smuls din pântece. În schimb, când mama s-a mântuit și a luat iertare de păcate la sfârșitul vieții, și copiii aceia zboară toți la lumină prin botezul nădejdii, prin credința mamei care s-a pocăit cu adevărat pentru lucrul ăsta. Mi-amintesc o doamnă, nu știu, mai fi trăind, avea vreo 60 de ani, prin 94. Dacă sunt 30 de ani atunci, cred că nu a trăit chiar 90 sau 100. Și vine ea, eu eram nebunatic, v-am spus că aveam smerenie, o puteam radi cu sapa de pe mine la vremea aia, aveam pități, văd mântuiți în rai, aveam niște fixuri, așa, luasem un fel de habotnicie din asta un pic, așa, că toți am trecut prin filozofia necunoașterii și a părerii de sine. Unii au rămas acolo. Nu știu, și vine femeia aia și îmi spune: părinte, am o afacere puternică, dacă merge, vă dau cum era la vremea aia, 100.000 de lei, 100.000 de lei era, nu pot să vă spun cât, că 1.000 de lei era un salariu, pe 100.000 vă dați seama și era pe 93-94. Zic: doamnă, dar dumneavoastră v-ați spovedit vreodată? Păi nu m-am spovedit, dacă vrei poți să mă spovedești, eu hap un îndreptar de spovedanie și dă-o la buchisit la cutare. Și gheata, doamna avea vreo 52 de avorturi. Eu, tânăr, prost, fiind, m-am spăriat atât. Am zis: doamne, și mie trebuie mie să o spovedesc pe asta, și m-am băgat eu în treaba asta.
Dar unități o mântuiesc. Și îi spun, trebuie să faceți, uite, botezuri, să faceți milostieri, să faceți cutare, de-aia de acolo. Lasă-mă, drag părinte, poveștile astea. Fă-mi pomernic să meargă afacerea. Ți-am zis să aduc 100 de mii de lei. Fă de dânșă și vrei tu. Mântuiește-mă cum îți place. Lasă-mă în pace. Eu n-am timp amul de avorturi. Mă ius cu afacere. Și-o ieșit și-o plecat de o gradă. Grigori bea gheazmă și Ileana păștea prin iarbă. N-avea nicio treabă. Ea avea treabă. E fixă. Da, și da, de multe ori o pomenesc. De multe ori o pomenesc și acum aș mă gândesc, Doamne, dacă e moarte, dă-i mântuire, dacă e vie, dă-i vreme de pocăință. Pentru că am mai făcut așa cu o doamnă de la București. A apărut o doamnă de asta toată fițoasă cu impresie și a zis, părinte, am auzit de dumneavoastră, am postit 3 zile și vreau să mă împărtășiți personal din mâna dumneavoastră. Ei, nu zic. Dar zic, dacă te împărtășești preotul de la altar, nu-i valabil? Nu. Am venit expres pentru dumneavoastră. Da? Zic, ia, tot expres trebuie să treceți pe la cenzură. Și o iau și o spovedesc și găsesc acolo o căruță de belel. Și îi spunea, știi care-i treaba? Mata, nu te poți împărtăși. Cum adică nu mă pot împărtăși? Dar eu am preot în București, am donat veșminte, am îmbrăcat sfânta masă, am făcut cutare, cutare. Da, zic, tu speli crimile cu cârpi? Mătușă, bună dimineața. Da. Ori mă iei de prost, ori nu știi ce vrei. Cum adică cârpi, părinte? Dar eu am făcut veșmânt de 15 milioane bucată. Și care-i treaba? Zic, dacă pui un suflet omorât cu 15 milioane, să compară, ia să-ți omori eu, mata, un copil în grad, îți văd, și îți dau un loc un veșmânt de 15 milioane. Păi, mata, ești sănătos la cap? Nu prea sănătos. Ia binevoiește, mata, și întoarce marșina asta, du-și omul în portofel și du-te și cu umplu-o tătă cu milostenie și umblă pe univers copchii sărași și apuc-te de treabă. Ne vedem peste un an de zile. Atunci stăm de vorbă. Un an de zile nu e sfintele taine. O să spun, părinte, eu nu cred că am să mai caut pe la mata. Eu mă tem că tare ai să mă cauți și încă ai să mă cauți fără să te rog eu. Femeia a plecat buimășită, zăpășită de cap, nu s-a liniștit din loc. Da. Și nu a trecut jumătate de an, poate un 3 sferturi de an, așa. Și după Paște, a doilea an, asta s-a întâmplat toamna, o văd că apare femeia aia înapoi, cu listile frumos, ce-a făcut și cum a dat la zilul cutare, în cutare, în cutare, la bătrânii cutare, la cutare, la cutare. Dar au cheltuit ceva, n-aș exagera, că n-aș putea să spun. Și dacă zic un miliard, tot nu răscumpiri niște păcate cu un miliard. Dar bunăvoința. Da, a lucrat conștiința. Da. Mata, știi, părinte, că ești primul popă nebun care m-a făcut să nu dorm noaptea? Da. Mata, știi, părinte, că eu n-am nopți de-a rând, am stat și m-am gândit la vorbile matale. Că ai să mă cauți tu fără să te rog, să te rog eu. Părinte, știi cum ne auzăm de un sărac, mă ceam și dam, ne auzăm de un copil, mă ceam și dam, ne auzăm de un bătrân, mă duceam și dau. Părinte, n-am avut stare și acum parcă m-am liniștit. Ei, dacă te-ai liniștit, tu te acuz dau voie să te împărtășești. Dar nu oricum. Să continui să mai faci treaba asta, că nu ți-o dat Dumnezeu bani numai să pui pe tine zorzoane. Mai fă și pentru suflet. Și o zis, părinte, să știți că vă spun sincer. Consider eu la ora actuală, când stau de vorbă cu mata, că aș fi o creștină conștientă de păcatele ei. Adică așa de tare o zguduit-o. Da. Și zic eu că un suflet câștigat acoperă mulțime de păcate. Slavă Domnului! Acum, dacă am vorbit de avorturi, uitați, cineva se pregătește să nască și este, are o stare de frică și de neliniște. Ce o sfătuiți să facă? Să nu bagi în seamă. COVID-ul n-are treabă cu nașterea. COVID-ul e cu treaba lui. Caută și el acolo să vândă o mască, să mai un remdesivir. Da. Știi cum ești cu COVID-ul ăsta? Era Nică cu stâna și tot striga. Lupul, ă! Lupul, ă! Lupul, ă! Și ăștia țăranii tot cu pari să fugărească lupul. Și într-o zi chiar a venit lupul și n-a mai venit nimeni. Las că Nică glumește. Așa ești cu ăștia cu COVID-ul. Fac atâta circ cu COVID-ul ăsta, că într-o zi chiar când ar să vină COVID-ul, o să îi găsească total nepregătiți. Noi să ne rugăm la Dumnezeu să avem minte în cap, credință în inimă, nădejde în suflet și Dumnezeu, dacă îți dă sănătatea sufletească și te împărtășește și te-ai spovedit și atrupească, vine de la sine. Așa este. Deci, pe doamna ce o sfătuiți ca să scape de... Nimic, de... să împărtășească și să ducă să nască. Fără așa. Teamă, fără frică. Da. N-a nicio treabă de făcut. Paraclisul Maicii Domnului. Așa este. Tot o doamnă întreabă dacă o femeie care este în acea perioadă a lunii poate citi din psaltire. De ce nu? Ce treabă are? Ala e ceva, un ciclu biologic firesc al trupului, o curățire de ovul moarte. N-are nicio treabă. Perioada de menstru. Nu e în trupul tău? Dacă iei parfum în gură sau dacă iei, îți pui pe tine haine noi și ai treaba aia, nu tot tu ești,
n-ai voie să iei anafură și aghiazmă pentru că sunt sfințite și să consideri că în timpul ăla ești în necurăție, mai aud că ești spurcat și spurcat. Tot omul e curățat prin botez, nu există spurcat. Este perioada de smerenie, noi așa o numim. Deci nu e nicio problemă. Poate citi, aprinde candela, se roagă, se închină, n-are nicio treabă. Și dacă are biserica pridvor și vrei neapărat să mergi la biserică, nu poți sta acasă, stai în pridvor, nu pupi coalne, nu iei aghiazmă, nu iei anafură. Dacă are biserica o gradă și are stații de amplificare, stai și asculti slujba, nu e nicio problemă. Nu pupi mâna la preot și nu te împărtășești și nu faci cele sfinte care se înghit, pentru că trebuie să aștepți alea 7 zile ca să fii din nou curățit. În rest, nu e nicio problemă. Uitați, întreabă un tânăr, un domn, cum putem duce cea mai eficientă luptă împotriva patimilor personale pe lângă post și spovedanie? Adică în viața de zi cu zi. Ai tot ce îți place să faci cu pasiune, nu mai fă cu pasiune. Vezi femeie frumoasă, gândește că e soara ta și mama ta. Vezi agonisală nedreaptă, gândește-te că nu-i bine să fii hoț, nu furați, spune decalogul. Deci singur trebuie să ne oprim. Nu, totul pleacă de la om, de la, domnule, dacă tu ai conștiință, eu mi-amintesc și mereu amintesc lucrul ăsta pentru că simt că e o datorie. Mă duceam pe uliță la colectiv printre păpușoaie și umpleam buzunarele cu grăunță. Și veneam acasă, de dat, la găini, la păsări. Și bătrâna mea m-a întrebat, de unde ai luat? Păi zic că am luat de la colectiv. Dar dintr-a cui în urmă? Zic, nu știu, am luat de pe Carari, de și unul, de și unul. Să nu mai mi-aduci de astea la casă, că mi-aduci sărășie. Cine știe și ne-o mușit și blasmă când vede că-ți luați popșoi de acolo. Deci să-mi bagi mie nenoroșiri în casă, așa să fim și noi. Și nu ne aparține nu e a nostru. Fii cinstit, fii corect, fii demn, fii creștin, fii român cu gândirea, cu trăirea, cu comportamentul, cu omenia. Și n-ai nevoie, nu patimile, să nu crezi când mergem la judecată, o să ne întrebi Dumnezeu de ce am fumat 100 de pachete de țigări sau o țigară. Tot fumat se cheamă. O să ne întrebi de ce n-am înțeles că e rău, nu de ce am fumat. Da. Vă întreabă cineva dacă l-ați cunoscut pe părintele Procu, de la Mitocul Bălan, dacă aveți amintiri cu el. Domnule, vreau să fiu sincer. L-am cunoscut pe părintele Proclu, încă de când eram în Siestria, frate începător. Venea la chelărie și părinții de acolo îl ajuta. El a fost ucenicul părintelui Cleopa de la Slatina și când a fost dat cu decret afară și a făcut o căsuță acolo undeva și a trăit cu 2 surori de-a lui. Parcă pe una o chema Filoftea, nu mi-am amintesc, dar bănesc că și dânsa trebuie să fie moartă, că era în vârstă, și pe una Georgeta, dacă așa o fi chemat-o, că tot nu mai țin minte. Da. El trăia acolo într-o bărătcuță de-a lui, părintele Cleopa l-a chemat de multe ori în mănăstire și el nu a vrut să vie la mănăstire la vremea aia, că spunea că în mănăstire nu-i rânduială, că-i colhoz, că-i multă muncă. Așa era, că avea să strie și vași și oi, dar și nu muncești, nu mănâncă apostolul Pavel. Deci era și în vârstă. Dar el era un om hâtru, un cititor de psaltiri, un om cu experiență duhovnișească, fiindcă crescuse lângă părinții ăștia mari, Emilian Olaru, Paisie Olaru, Caliopea Petri, Ioil Gheorghiu, Ambrozi Dogaru, Varsanufi, Clement Hotnogu, Ambrozi Dogaru, Valerian Țărulescu, ucenicul lui Arsenie Boca, trimis de la părinte Cleopa la Slatina, Petroniu Tănase, Macari Tănase, oameni grei. Și avea o cultură teologică. Acum, cum să spun, el era monah sau schimonah, asta nu știu mai mult, dar oricum el era îndrăjit de multe lume, multe lume mergea pe el. După ce a murit și s-a mutat la cele veșnici și mi se pare că e îngropat, dacă nu greșesc, pe la Putna l-au luat și l-au, el trebuia să îngroape la Siestria, că el ținea de partea asta, Slatina, Siestria, aici, fusese cuibul. Dar probabil s-a atașat el de Putna și atunci s-a dus la Putna. Da. Dar omul nu s-o lăuda vreodată, că faci și minuni când vii morți, că scoate draci, adică a fost un monah în toate calitățile personale, în toate calitățile personale firești. Adică el chiar vorbea de smerenie, să nu porți ură, să nu prozori. Am citit niște cărțulii de-a lui, el era simpatic, așa era ca unul din cei 7 pitici din Alba ca Zăpada, stufos tot, cu o barbă mare, cu un păr mare și mititel așa îndesat, un om cu minte. Nu știu mai multe, trebuie să recunosc. Poate ăștia care l-au mai vizitat, eu nu prea l-am, de 2 ori dacă am fost. Da. Cineva ne întreabă cum controlăm stresul la locul de muncă, mai ales în perioada asta atât de incertă. Dacă avem stres de la noi personal, să ne rugăm în minte. Dacă este de la șef, aș profita să spun,
că și patronii și șefii mai mult ar câștiga în fabrica sau întreprinderea pe care o conduc sau acolo unde se ia stăpâni, dacă ar folosi omenia și, nu bunătatea, severitatea, dar demnitatea. Să n-asculți bârfa, să n-asculți pâra, să nu iei prostii. Eu și acum, dacă vine unul să-mi spună, doar eu mai văd cum se bagă câte unul altul pe țeavă. Părinte, uite ce-a făcut cu tare și care-i treaba ta, ți-i știu, dacă n-ai făcut o dușă, îți vezi de treabă. Adică să nu accepți dinozauri ăștia care stau și ling clanța toată ziua și ți-o lustruiesc fără să li plătești. Asta e cel mai periculos. Eu totdeauna îi întreb, ești opus Dumnezeu îngerul păzător a cuiva, nu, atunci du-te și vezi să-ți de treabă. Da. Eu nu suport treaba asta pentru că eu am avut foarte mulți îngeri păzători, da, și foarte greu i-am gestionat. Adică pot să spun că nu există om pe fața pământului să fie avut atâția îngeri păzători cât am avut eu în viața asta pământească. Dar, cum spune acolo, numele Domnului am înfrânt pe ei, n-am avut ce face, eu trebuie să am răbdare și să duc așa înainte, n-am avut încotro. Dar am avut multe legioane hidoase și otrăvite sufletește care stăteau zi de zi de zi de zi de zi de zi de zi. Spun o singură glumă și am spus tot. Un dosar de 2088 de file la consistoriu spune mult, nu? Wow! Asta aviz celor care, știți, vă poartă acum sâmbetele pe internet și se crede... A, mare nu mă interesează. Nu, ți-am spus lucrul ăsta ca idee, că ăștia spun că m-am dat cu stăpânirea. Nu. Înaltul de acum, stăpânul nostru, a fost singurul care a fost înțelept și și-a dat seama că e o porcărie și că e răutate și orgoliu și ambiție și a pus punct la toate prostiile astea și s-a terminat și el. Exact. Nu vreau să spun de cei de azi că să stea liniștiți că sunteți trecut prin atâtea încât ei nici nu au nicio putere. Nu, dar eu n-am grijă nimănuia. Haideți să vă povestesc o glumă pentru cultura generală. Da. Face distinderea și poate fi luată și ca la pateric, la sfință, nesfință, eu nu sunt sfânt. Eram prin anii 94 sau 95, în primăvară, în martie. Și mă duc până la mitropolie, nu știu cu ce m-a trimis tarțul, îți duc niște hârtii ceva. La vremea aia nu se mergea ca acum, cu troleu, cu mașină, cu toate. Mergeam pe jos din Bârnova până la mitropolie, pe jos. Da. Făceai o oră jumate. Atât am luat, eram tânăr, aveam 25 ani. Și când ajung acolo la poarta mitropoliei și am dus hârtia aia la secretariat, dacă vrei să mă întreb, nici nu știu cine, știu că era protopopul Ion Roată pe vremea aia. Asta mi-amintesc, care moare undeva parohia prin zona asta, pe la Frumoasa, pe aici, pe undeva. Mai mult nu știu, nu mai țin minte, dar știu că el era protopop. Și am mers cu hârtia aia la el cu niște tablă, nu știu ce, ne dă dus. Și trebuia dus o factură, nu știu ce. Și zic, hai să intru să mă închin la cuvioasa. Și mă abordează un preoțel așa înăltuț, n-am să-i spun numele, că nu-i folosește ei, ca să nu vorbim de rău. Sigur. Și îmi spune așa, dar frăția ta de unde ești? Zic, de la mănăstirii, de la Bârnova. Bă, dar este acolo unul calistrat. Da, zic, cred că este. Băi, zice, eu sunt prieten cu starițul lui și mi-a spus, mă, că are probleme cu el, că n-ascultă, că nu face în condiția în care... Eu eram singurul preot slujitor care 9 ani de zile am făcut liturghie zilnică în fiecare zi, nu ca să mă laud. Că n-avea cine altcineva. El nu sluja când nu avea chef și alt preot Victor plecase. Mai fusese un părințel care plecase. Și eram singurul preot care băga camigul. Mă sculam la ora 6, făceam liturghia. Terminam liturghia, mă duceam și dădeam la animale. Făceam mâncare la trapeze până ce a venit o maică, nu știu ce, și ne-a mai ajutat ea. După aia 13 hectare de pământ, vite, oi, coasă, porumb, cartofi, grădină, ai grijă, călugăria mea aveau nevoie de câte un papuc, aveau nevoie de un halat, aveau nevoie de o haină, trebuia să faci 5 lei din ceva. Și îți povedeam până mă plictisam, stăteam seara și până la 10-11 și îți povedeam, în condiția în care eu eram tot cel rău, da, și nu eram bun, că era el mediocru și incompetent, și trebuia să nu iei și niva loc. Avea și el un seminar făcut de asta, cum se face azi cu traista în băți, pici pe acolo. Da. Și eu aveam liceu agricol, că multe vreme m-a tot jignit. Și mi-au spus ăștia, ce era un văcar cu liceu agricol? Băi, mie dacă îmi dai furca, nu mor de foame, fac bani pe ea, cu coasa, cu toporul, cu babca, cu șocanul, cu grebla, cu orice, dar ție, dacă ți-ai epitrafirul din gât, trebuie să te sinucizi, că tu nu știi să faci altceva.
Da. Adică ăștia de ăștia care s-au trezit popi peste noapte că au vrut mila lui Dumnezeu, nu că sunt capabili și competenți, și ei se dădeau rotunzi, adică îmi demonstrau mie, îmi făceau mie lecții de călugărie, dar au trebuit să rabzi, că n-ai ce face, că n-ai șef prost, e cel mai periculos. Așa. Zici, dar tu îl cunoști? Da, zic, e acolo la noi, la mănăstire. Și că e așa periculos, cum spune starțul, nu știu, domnule, nu știu. Deci, ca să fiu sincer, nu știu. Zic, mie nu mi se pare periculos. Știu că e cu câmpul pe afară, cu vitele, cu munca, cu treaba. Și tocmai din urmă venea la vremea aia, era părintele ăsta Dosoftei, care și acum cred că e pe la mitropolie, și era tânăr monah sau paraclisier, părintele Valerian, care e tot pe la Sfânta. Și eu când i-am văzut că vine și mă cunosc, zic, ca nu cumva să mă strige pe nume, zic, părinte, mă grăbesc că plec. Și l-am lăsat pe ăla vorbind singur și am plecat. Când coboram primele scări, cum era înainte la mitropolie, niște scări drept pe mijloc, acum e altceva, e o clădire frumoasă, ceva, muzeu, simpozioane, nu știu ce acolo făcut, nu-i mai cum era înainte, nu mai mi-amintesc cum e făcut, dar avea niște scări, parcă mitropolia pe mijloc, așa am eu o amintire, ceva. Ăla îl întreabă pe preotul ăsta, zice, dar ce ai vorbit cu Calistra de la Bârnava? Ăla a înghețat pe loc, el m-a bârfit, eu aici am scurtat, n-am spus nimic în plus, am spus așa, nu m-a sumat. Ăla face o cruce mare și, băi, numai nebunul ăsta putea să facă așa ceva. Zice, mă crezi că mi-e rușine. Eu am auzit ce-o vorbit el. Mă crezi că mi-e rușine și că dacă ai ști și urât am vorbit el și nu a zis o vorbă, o tăcuș, o zic, da. Și după aia, după ani de zile, o trecut vreo 7-8 ani, până ce ne-am întâlnit odată și o ceru scuză. Zic, băi, să mă ierți pentru atunci. Eram și eu influențat, eram luat de val, am mers și eu în inerție. Stai, părinte, liniștit, eu am uitat de atunci. Zic, dar oricum trebuie să ai grijă că le-ai scris în cartea vieții, de acolo nu ți le ia nimeni. S-a matale. Da. De-aia e bine să ne purtăm de grija noastră, nu de grija altuia. Să avem grijă, în special, cum spune Evanghelia. Vezi, frate, bârna din ochiul tău, lasă pai din ochiul tău, eu și în zodească, nu. Părinte, că cutare-o curvit. Și ți știu de când ai fost un loc ăla și ai vrut tu să fie. Lasă-l, domnule, că cutare-o făcut, dar lasă-l, domnule. Și treaba e, tu vezi de treaba ta, dar tu n-ai treaba acasă, trebuie să porți grija cuiva. Cine te-a angajat pe tine, îngerul păzitor a cuiva? Niciodată. Mulțumesc Dumnezeu, în 35 de ani n-am o anonimă făcută la adresa cuiva și nici n-aș face vreodată. Putea să fac 1000. N-am vrut. Lasă, le duc să pe pustie. Așa este. Uitați, părinte, vă întreabă o domnișoară. Trăiește cu un băiat de ceva timp și tot a încercat să aibă discuții legate de căsătorie, însă el zice toate la timpul lor. Ce o sfătuiți? Păi, toate la timpul lor. Eu nu vreau să-ți mai fiu badant. Îmi dai în el și mă ceri în căsătorie, mai continuăm, nu văd de treabă. Doar n-a să stau să te spăl, să te hrănesc și când ți-ai găsit una de 16 ani, mă lași pe mine că am îmbătrânit. Scurt. Da. La bal sau la spital? Așa. O badant în Italia e 1000 de euro. De ce să stau eu să te îngrijesc gratis? Așa. Întreabă cineva ce rugăciuni trebuie citit pentru înțelegerea în familie. Cea mai grea rugăciune. Se duce o femeie la un duhovnic și spune, părinte, am mare scandal cu soțul meu. Îți dau eu niște apă care nu există, e adusă de undeva de departe și o petricică care a stat pe mormântul Domnului. Când vine soțul tău de la servici, iei petricica aia în gură și iei o gură de apă și nu mai vorbești nimic până ce ne adormi el. Lasă-l să vorbească, să spună tot așa. După o lună de zile, soțul întreabă, măi femeie, poți să spun o întrebare? La ce preot ai fost tu? E la biserică, la preotul cu tare. Du-mă și pe mine la el, părinte, îți mulțumesc. Femeia mea, de când a fost la mata, e altă femeie. Dar de ce, frate? Înainte mă toca până mă făcea să o bat și să mă iau de ea. Nu știu ce i-ai spus, că eu vorbesc câte ceva, ea tace, ne-am restabilit liniște, avem înțelegere în casă, s-o termina poveștile. Și recomand și bărbaților câteodată, când au prea multe logoreie, să ia și eu o leacă de apă de aia miraculoasă în gură și o petricică stată pe mormântul sfânt, pentru că tăcerea e valabilă în ambele părți și băgarea de seamă. Dar de obicei am un sfat. Femeilor, ascultați pe bărbații voștri, că așa ați făgăduit la cununie, ziceți ca ei și faceți ca voi, că nu fac ei treburile femeii în casă, tot femeia le conduce. Iar voi, femeilor, lăsați-i pe bărbați să vorbească și ascultați-i, că oricum nu fac ei treburile voastre și voi pe lor. Tot fiecare își face treaba în dreptul lui. Și atunci ai liniște. Dacă o iei cu filozofia, poți să scrii romani întregi, ați văzut. Platon n-avea filozofie, o ținea în cap, nu o lăsat-o scris, de aia nici nu prea găsești. De la Platon, Aristotel și Socrate, parcă ăștia trei. Da. Restul
pseudo-filozofi. Da. Uitați, un subiect de care oricât am încercat nu scăpăm de el, asta e fierbinte. Acum vă întreabă cineva dacă credeți că vaccinul este un semn al sfârșitului lumii așa cum cred unii oameni. Nu, n-are nicio treabă. Vaccinul deocamdată este un medicament făcut la viteză. Cine vrea să vaccineze n-ar decât să o facă pe propria răspundere. Orice act medical trebuie consimțit, aprobat, îngăduit sau primit cu bună știință persoanei, că de asta avem arma bunăvoirii, nici Dumnezeu nu se bagă peste voia omului, atunci nu poate să bagi un medic, chiar dacă vii tu să mă sperii cu armata și că tralala și nu știu ce, astea sunt povești nemuritoare. Doi, despre acest virus încă nu se știu prea multe, deci mai trebuie studiat. E bine să fim și cu răbdare și cu atenție și cu îngăduință, dar graba strică treaba. Deocamdată eu repet ce aud spunând la alții mai deștepți ca mine. Cât timp nu vrem să facem testare, să vedem cât sunt bolnavi, și azi am auzit o minciună, cât casa, 5.000 de infectați. Dom'le, să spunem că ai 3-4 infectați la 100, dar la 5.000, dacă împarți la 4 și pui la câte 100, câte zeci de mii ai testat-o, dom'le, într-o zi ca să ai infectați? Astea sunt niște numere date din burtă ca să se poată în continuare vinde măși și ține lumea în teroare. Terminați-o, domnilor politicieni, cu prostiile de 2 lei și nu mai încercați să prostiți lumea cu televizorul, că nu ține. V-am mai spus odată, eu am un singur mod de a vedea ce se întâmplă în jur. Oamenii pe care îi spovedesc de un an de zile. Avem o doamnă care a murit de cancer la stomac și trecută cu COVID, evident că așa au fost costat internată și se presupune că l-au luat din spital. Avem două persoane moarte într-un accident, dar care n-au murit la momentul accidentului, au stat în spital, prin terapiile astea, cum se cheamă. Și au fost, am văzut că amândouă trecute cu COVID, l-au fi luat din spital, n-am nimic împotrivă și nu mă interesează. Și acum, în momentul de față, am o bătrânică pe care tot respectul și credința și o omagiez, am pus-o și pe pagină. Era băbuța mea scumpă, avea 94 de ani, ea venea la noi tot timpul și se împărtășea și a întrebat, e timp de pandemie, părinții, la cât e de rea lumea, pot să mor și mâine. Misiunea mea pe pământ s-a terminat, dar nu vreau să plec, să supăr pe Domnul. Când cred el că mă ia, atunci plec. Și a făcut o gripă de asta scurtă, a luat-o medicul de familie, a dus-o pe unii, a dus-o nu știu la ce spital, aștept să vină fiică sa să-mi comunice mie, vecina ei mi-a spus, părinte, să știți că v-a murit bătrânica care venea cu căruciorul la dumneavoastră, e mormântată. Am aflat asta acum, între Crăciun și Anul Nou, dar după Anul Nou, dar ea e undeva până în preajma Sfântului Ștefan, plecată la Cerii Cerești, 94 de ani. Și zice că ar fi fost trecută cu COVID. Dar în restul eu n-am văzut așa mulți morți în jurul meu. Am pe vecina mea care are 86 de ani, a stat la Lețcani. Eu personal am sunat la doamna doctor și am spus, vedeți că eu bătrână singură, foarte cum se cade, să aveți grijă de sufletul ei. Și s-a întors femeia sănătoasă acasă la 86 de ani cu COVID. Am altă bătrânică, doamna Rodica, cu Parkinson, care tremură ca o frunză de aia de plop când o bate vântul și-o trecut prin COVID și tot sănătoasă, n-are nimic. Deci nu știu cât așa de mulți mor. Eu cred că prea multe morți se raportează și înainte murea lumea, dar nu se mai făcea afișarea la televizor. Eu merg pe ceea ce spune profesorul ăsta Răstoaie. Mi se pare cel mai cimentat și mai adevărat. Domnule, într-o pandemie, sau ce se numește asta, că nu știu să mă exprim în termeni medicali. Da. În care tu ai 2% morți sau 3%, nu văd de ce trebuie să faci un vaccin care vine să-ți asiguri 98,2% garanție că nu mori. Pe milioanele de euro. Fă, domnule, testează-l încet, cumpără șobolani, crești, este institut de cercetări, este Cantacuzino, am spus-o de 1000 de ori. Să cerceteze institutul ăla și să se uite până ce ori găsi exact ce trebuie. Nu trebuie. Cine vrea să grăbească. Eu personal nu am să o fac pentru că am avut COVID-ul ăsta, cum se numește, am anticorpi cu carul, i-am repetat acum și-o ieșit iară puzderii. Mi-a zis doctorița, părinte, dar ce faci, mănânci anticorpi? Nu, cred că e organismul sănătos și și-o luat să aibă. Dar, slavă Domnului, am văzut cum e. Mi-a fost rău, am tușit, am avut febră și cu asta basta. Acum, dacă fiecare era povestea aia, zic eu o glumiță așa ca să nu fie obraznic. Nu contează că mori, nu contează că faci accident cerebral, nu contează că paralizezi, nu contează că
faci de asta șoc anafilactic, important este să nu scurgă munce, știi, cam exagerăm și noi mai mult decât trebuie. COVID ăsta e exact cum spune Iov în Cartea Scripturii, furnic leu a murit. Deci păcatul, dacă le-ai imitit el cât furnica, că știi să-l omori, fericiți cei ce va lovi pruncii tăi de piatra Hristos. Dar dacă tu vrei să-l mega dimensionezi, îl faci cât leu. Așa e și COVID-ul ăsta. El e un rahat de furnică dus la, prin optica strâmbă a lumii, dus la nivel de leu și de tigru. Care sistem ideal, n-are cât să ferească. E foarte bine să te ferești de fiarii sălbatice. Dar și o furnică poate omorâ un om dacă e otrăvitoare. Deci așa. Părerea mea este să fim cumpătați și înțelepți. Am ascultat-o pe doamna aia, Monica Pop. Ăștia spun că ar fi o femeie deșteaptă. Eu nu știu, nici nu știu măcar ce specialitate are. Dar femeia a spus așa: e un vaccin făcut în pripă și nu știu dacă e cazul să ne grăbim așa tare. Cine n-are altă treabă de făcut, să vaccineze. În rândul 2-3 doar am să o fac și eu. Dacă n-a să moară lumea, doar n-a să stau eu nevaccinat. Dar deocamdată n-am nicio grabă. Nu sunt nevoia să fiu viteaz și nici să fac poză din alea cu acu pus cu dopul și să mă prefac că m-am vaccinat sau cu ac mobil să-l răstor. Da. E puțin și acum, bine, să vorbim la momentul actual, dar poate peste... Nu. Doctorii au devenit ridicoli, da. Pentru că oamenii cu atâta cartic în fața unui doctor trebuie să te pleci. El a învățat până i-a pocnit capul. Dar stilaș manipulat politic din niște derbedei, numai ca să faci jocul lor, să arăți că pandemie, când în toate țările lumii, lumea s-a plimbat, s-a distrat de Revelion, numai la noi au avut chef să ne ții cu sacul în cap acasă, să nu luăm COVID de pe stradă. Ai, terminăm cu prostii. Bun. Așa este. Bun, părinte, mergem mai departe. Sper că am lămurit tema. Cineva să vaccineze, toată binecuvântare. Eu nu opresc pe nimeni. Sigur. Întreabă cineva dacă putem stropi cu aghiazmă mare și după 14 ianuarie. Cu aghiazmă mare putem stropi tot anul. Aghiazma mare trebuie să stea în casa omului la loc de cinste. În vremea copilăriei mele, aghiazma mare era apă de leac. O bătrână din sat, când era cineva bolnav și nu mai murea sau nu putea muri, se lua o sticlă și se mergea la toate bătrânile din sat și se lua aghiazmă mare din anii precedenți, de 10 ani, de 15 ani, de 16 ani, de 20 de ani. Se punea de la fiecare câte o guriță, cât dădea fiecare o leacă din sticla lui și se ducea la bolnavul ăla. Și știți că în momentul când bolnavul bea ori se făcea sănătos, ori în trizele pleca? Ia ca ce putere are aghiazma mare, dar trebuie să știi și să crezi că aghiazma poate fi, ca la yoga. Pot să pun o picătură de aghiazmă într-un ocean de urină și nu o să facă niciodată aghiazmă, sau o să vreau să pun o picătură de urină într-un ocean de aghiazmă, s-o stric, adică prin hula oamenilor necredincioși, dar e tot aghiazmă rămâne. Dar este aghiazmă pentru cei ce cred și este apă simplă pentru cei ce nu cred. Deci în momentul când ți-e rău și ai luat o gură de aghiazmă, mâncat fiind, n-ai greșit la Dumnezeu că te faci sănătos. Nu te apuci să mănânci friptură și bei o gură de aghiazmă mare în loc de apă. Spun în cazul de convulsii, de răutăți, de febră, de răutate. Casa o poți sfinți oricând. Și bine este cu aghiazmă mică, o dai cu aghiazmă mare dacă crezi că e o bântuială de duh necurat, iar în restul ea se păstrează în casă, într-o rezervă, acolo o jumătate de litru, un litru, până la anul viitor. Și dacă la anul viitor nu-ți trebuie, o dai în fântână. Noi așa făceam la țară, turnam în fântână și luam alta proaspătă. Sau stropeam vitele și oile și grădinile cu ea să se ducă rău. Este rugăciunea aceea din câmpii, din răspândi, din cărări, din râuri, din bălți, din la molifte. Adică să fugă diavolul din orice loc și stropea în prejurul casei și oprea alta proaspătă la boboteaza următoare. Da. Întreabă cineva, spune că, părinte, mă enervez din orice și încep să țip la copii la fiecare lucru care greșesc, poate este un lucru minor, ce mă sfătuiți să fac? Ca mamă trebuie să aveți răbdare cu copiii, pentru că copiii într-adevăr se cresc greu, e o mare jertfă, e o mare răspundere, dar nu trebuie să vă pierdeți cu fire, adică trebuie să aveți nădejde și copiii o să vă iubească mai mult dacă vă coborâți la mintea lor. Încercați să fiți și educatoare, și pedagog, și prietene. E bun și țipatul, că și eu mai ridic tonul câteodată, dar să streacă foarte repede, să nu faci din asta un obicei. Da. Întreabă cineva cum să scăpăm de gândurile rele. Gânduri multe, fără treabă, dovedesc o minte slabă. Citez: Irodia, bătrâna din 93 de ani, ucenica mea. M-am dus odată la ea și am zis: bunică, cum stai cu mintea?
Rugăciune, părinte, rugăciune. Ceaslov, psaltire, acatistien. Gânduri multe fără treabă dovedesc că mintea e slabă. N-avem voie să ținem gânduri în minte. Mintea nu e făcută să gândească, să inventeze. De-aia ne numim ori idioți când facem lucruri rele, ori genii când facem lucruri bune. Da. Întreabă cineva când e bine să te împărtășești, să te spovedești. Des sau în cele 4 posturi din an? Avem cărți scrise pe această temă în care arată folosul desei sau rare împărtășanii, dar Ioan Gură de Aur ne spune clar, o creștine, dacă este cu putință, să te spovedești în tot ceasul, și spune acolo, nu-i vrednic nici cel ce se împărtășește, nici des, nici rar, cel ce o face cu vrednicie. Deci de câte ori simte sufletul tău nevoia de Hristos, fă-o. Eu am băbuțele mele sfințite, stafidile ortodoxe, trecut în etapa de sfințenie. Trebuie să pregătesc multe racle pentru ele când nu vor mai fi. Sigur s-a găsit vreuna să nu putrezească pentru smerenia și lucrarea lor. Ele s-au învățat și vin ori duminica, ori când e miercurea maslu, ori la 2 săptămâni, ori la 3 săptămâni. Eu nu mă bag în lucrarea lor. Nu mă vin cu caițelul și îmi spune, sunt pregătit, uitați listuța cu păcate, o dezleg și îi dau drumul. Le-am lăsat să-și facă propriul program, să nu spună că îi impun eu ceva anume. Dacă o veni și mi-a zis, părinte, dar știți, nu m-am prea rugat. Mai stai o săptămână. Adică nici așa visie împărtășania ca la McDonald's. Opresc, deschid geamul, eu McFish și închid și plec mai departe. Nu. Trebuie să simți că te-ai împărtășit, că o trec cu Hristos pe la tine, ca un semn de respect că între Dumnezeu și om e o barieră. Da. Uitați, este cineva care lucrează într-o țară străină, își dorește să meargă la slujbă, dar este departe de dumnealui la vreo 100 de kilometri. Și întreabă dacă este ok să se roage acasă și să asculte slujbele pe YouTube. Este foarte ok. Te pui în genunchi și asculți Sfânta Liturghie. Nu știu dacă Trinitasul ăsta sau din străinătate sau doxologia, sau sunt greci care au post de liturghie și știu că mai dă prin toată lumea. Eu am ascultat liturghia greacă tocmai în Seul, în Coreea de Sud, am prins-o la radio. Da. Da. Și noi pe canal de YouTube transmitem și de la Mănăstirea Nicula și de la biserică, la 100 de kilometri, nu-i coleas, 100 de kilometri, din mărți un șas cu mașina și dacă o ai, dacă nu o ai. Exact. Întreabă cineva cum e cu obiceiul acesta cu pusul busuiocului sub pernă. A fost mai multe întrebări pe tine. Da, asta așa cum la bobotează se face. Două fete nemăritate trebuie să țină icoana Sfântului proroc Ioan Botezătorul, numai că eu zâmbesc tot timpul că Ioan Botezătorul a fost celib, nu a fost însurat. N-are sens. Cred că auziți? Poporul cu busuiocul, busuiocul cu care a stropit trebuie să-l dea la fete, să-l pune sub pernă și să vadă cine e ursitul. Dar ursitul îl alegi tu, dacă e un băia gospodară, ei, dacă e un terchea, merchea, îi spui că ai prieten, nu mai pierzi vremea cu el. Auziți, cred că obiceiul ăsta l-au născocit niște bătrânei la un pahar de vin mai în vechime. Nu trebuie să desacralizăm. Haideți să vă spun un lucru simplu. La mine în sat era o bătrânică care citea psaltirea. Era respectată de tot satul. Acum dacă îi spui cuiva că o bătrână citește psaltirea, zice că e proastă și e din evul mediu sau o scuipă sau o ironizează. Lumea când avea o problemă, lua un chil de ulei, o pungă de făină și 3 lumânări și 5 lei sau 10 lei și îi ducea la bătrâna asta să citească psaltirea pentru cu tare problemă. Bătrâna mea avea odată o problemă, cineva, nu știu ce trăsnai i-a făcut și aude el la 2 zile că cu tare, dar ea știa exact cine, de cine trebuie să audă, că i s-a întâmplat cu tare lucruri. Ai văzut că s-a împlinit psaltirea, să nu-ți mai bagi joc de gospodăria altuia. Îi furasă ceva, nu știu, și îi stricasă. Și o să las că fac eu psaltirea. Deci, sunt obiceiuri, da, sunt inventate de om, că doar tradiția așa s-a născut. Vreți să spuneți că pusul omului în groapă la moarte l-am inventat? Noi nu l-a inventat pământul, lumea, adică nu-i lumea. Vreți să spuneți că colacii peste groapă am inventat? Noi nu, i-am inventat cineva într-o zi. Baruch spune așa, să frângi pâine și vin pe mormântul părinților în amintirea păcatelor din Babilon. Că noi am transformat-o cu colivă, că am adus-o cu borș cald, că am adus-o cu vin, că am adus-o cu spișii de grâu, că am adus-o cu parastas, cu liturghii. Toate încet, încet s-o împământenit. Dar inclusiv treaba asta cu folositul termenului de ursit, nu-i termen ortodox, pentru că ursitoarele sunt de fapt niște așa zise zâni, ca să spun, din tradiția populară. La Vasile Pârvan, doar am făcut cu domnișoara Carmen Bolocan, a uitat toate apucăturile astea, toate tradițiile, obicei, cununie și astea.
zânile astea, adică femeile astea bune, miraculoase, trebuie să vină să ursească. Acum mai sunt boieri de ăștia firfizoni, care când se naște copilul aduc niște balerini de astea îmbrăcate și frumoase. Spune să fii frumos și dau cu niște clopoței pe acolo. Am văzut odată o fază. Așa. Dar povestea asta cu ursitul, cu busuiocul, ea se face la sânzienii când se aruncă coronița peste casă și la miezul nopții trebuie stiuiți în fața oglinzii, îngăleata cu apă, să vezi chipul iubitului. Spunea odată o fată că ea așa s-a uitat, bărbatul i s-a arătat și pe ea l-a luat. Mă rog, credința ta te-a mântuit, merge în pace. Da. După aceea la Sfântul Andrei, din nou, când se ung ușurile cu usturoi, nu vine strigoi, iară poți să pui nu știu ce. La Sfântul Gheorghe, iară, la... Acum îi la bobotează. Deci ele au niște urmi de astea remanescențe pseudo-creștine încreștinate din noi. Dar eu mi-aduc aminte că noi râdeam de treaba asta când mergeam de la Crăciun până la bobotează la biserică. La mine în sat acolo fetele umblă foarte îngrijite cu cămăși naționale, cu cojoace albi, cu catrinții, cu... Dacă vinzi o fată de aia, faci o casă, cât de scumpi și de costisitoare toate lucrurile alea care ele și le fac frumos. Și apoi când încep câșlegele, cum spunem noi de la Crăciun, fac niște cruci mari, plecând, Doamne, dă-mi un băiat bun, dă-mi un băiat gospodar, Doamne, dă-mi un băiat credincios, când vine bobotează și se apropie dusul icoanei, hi, Doamne, cum ahi, hi, Doamne, cum ahi, adică numai să hi. Da. Da. Bun, mergem mai departe. Cum scăpăm de anxietate? Păi cu un psiholog bun, cu un duhovnic bun și cu un medicament bun. Da. Punând în părășania și duhovnicul pe primul loc, dar eu le-am zis în ordinea cum mi-a venit în minte. Da, da. Rugăciunea scoate anxietatea din minte, pentru că asta e treaba ei. Da. Treabă cineva, care este adevărata zi de odihnă, sâmbăta sau duminica? Este ziua șaptea sâmbătă? Cred că e cineva de altă confesiune. Nu, nu contează. Ziua de odihnă e cea în care te odihnești. Adică dacă Mimi, eu s-o obosit miercuri și vreau să iau o pauză, n-am voie, hai să vorbim altfel. Care este ziua Domnului? Ca să vorbim în termeni teologici. Da. Când Dumnezeu în referatul biblic 6 zile a muncit și la urmă obosit fiind a făcut-o pe Eva care a dat numai bătaie de cap și în rai și pe pământ, a zis a șaptea zi s-a odihnit Domnul peste lucrurile sale. N-a spus nici că se cheamă sâmbătă, nici că se cheamă sabat, nici nimic. A zis ziua a șaptea. Ce înseamnă că s-a odihnit? A trimis Duhul Sfânt peste toate. În ziua aia n-a creat nimic, ci doar a desăvârșit. Venind vremea trecerii prin Marea Roșie, când evreii au mâncat mielușelul ăla și au uns cu sânge ușorii și au ars-o șcioarele și l-au făcut pe miel cu ierburi amare, simbolul jertfei pascale sau trecere sau ieșire, de atunci tot poporul evreu a legii celei vechi a ținut sâmbătă și aceea s-a numit șabat. Dar Mântuitorul a venit și a spus... Nu omul s-a făcut pentru sâmbătă, ci sâmbătă s-a făcut pentru om, arătând ce era în legea veche. Da. Dar David, psalmistul cu 1500 de ani înainte de Hristos, vine și ne spune: aceasta este ziua care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim într-o dânsă. Cum spune în Pentecostal, praznic al praznicilor și sărbătoarea sărbătorilor, această noapte de mântuire, împărăteasă și Doamnă. Deci dacă poporul evreu a ieșit din Egipt într-o zi de sâmbătă și ei vineri l-au îngropat pe Iisus că sâmbătă trebuia să mănânce Paștele, înseamnă că sâmbăta este a legii celei vechi. Când îi spune în sinagogă la femeia gârbă, bă, aveți 6 zile în săptămână și veniți sâmbătă să vă vindecați bolnavi. Și Mântuitorul ce observații face? Să-mi spuneți mie ce trebuie să facă omul sâmbătă, binele sau răul? Și ăștia amuțesc, că n-aveau cum să spună fără rău. Da. Cum să nu faci bine sâmbăta? Păi dar cum iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, dacă el trebuie să-i faci un bine? Și după aia tot Mântuitorul spune, au cine este cel care nu-și duce sinul său la apă sau dacă îi cade dobitoc un groapă nu-l scoate? Arătând ce valoare are șabatul și sâmbăta. Dar dacă mie Hristos mi-a înviat în ziua cea din tâia săptămânii și îi găsesc pe apostoli adunați de frica ideilor, făcând liturghia cu ușile încuiate și după 8 zile iară, dar nu s-au adunat acolo, băiat, ne-am văzut de o săptămână, hai să facem o cioace. Făceau liturghia, frângeau pâinea. Da.
înseamnă că ziua lui Hristos nu mai este ziua Vechiului Testament, ci este ziua Noului Testament, duminică. Îi felicit și pe aia care țin și vinerea, și joia, și sâmbăta, și duminica, și cum vreau ei. Eu personal sunt cinstitor al sărbătorilor mari, a sfinților cu cruce roșie, și cinstitor al duminicii, ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim într-o dânsă. Amin. Treabă cineva, stă în diaspora și e la 3.000 de kilometri de țară. Și aici nu are unde să se povedească. Ce și dacă are un preot și vorbește cu el pe net sau pe WhatsApp sau pe Facebook la mes sau la așa în particular și primește canonul care trebuie și spune ce la pasă, se consideră o dezlegare de păcate. Când va prinde preotul în mână, va primi și dezlegarea pe cap. Important este să aibă comunicarea și ușurarea sufletească. Da. De menționat, doar în situații de acestea în care nu există... Da, e la 3.000 de metri, 3.000 de kilometri și nu are preot și biserică. Exact, da. Poftim, trăiești în Japonia, hai că este o mică comunitate, trăiești în China, trăiești în India, trăiești în locuri unde nu este. Da. Nu tot creștin trebuie să rămâi. Uitați, părinte, sunt mamă la 8 copii, 2 dintre ei nu vorbesc unul cu celălalt și e tare mâhnită. Ce poate face să îi împace? Să le explice copiilor acest lucru. Că acești fii ai mei certați unul cu altul au încăput amândoi într-același pântece și eu am simțit fericită că ne-am purtat pe amândoi. Dacă pe pământ care e atât de larg nu încăpeți și nu vă puteți arunca cuvinte frumoase, mie nu mai spuneți mamă, eu nu vă recunosc ca fiind mama voastră. Eu nu am născut scandalagii, am născut niște copii cu minți care în pântece m-au ascultat și au ascultat glasul meu. Da. Avem aici un sportiv care spune că activează în domeniul sportului și al dietei și nu prea poate posti în fiecare miercuri și vine pentru că ar pierde rezultatele. Nu pierde niciun rezultat. Să mănânce mai bine marța seara și miercurea noaptea după 12, că în 12 ore nu fug rezultatele de la el. Sau eventual măcar să înlocuiască carnea cu peștele, dacă e o zi de miercuri, să arate Dumnezeu cea mai mică urmă de bunăvoință. Deși și o zi cu fructe are suficient... consistență și calorii, avocado, chivile, migdalele, nu stau să-i explic povești. Da, sigur. Spune cineva că a primit în dar de la un preot din Grecia sfinte moaște, mici părticele, de la mai mulți sfânți. Cam Irian, nu, este păcat să le pună frumos într-o cutiuță sau în ce i le-a dat și neapărat să ardă candeluțe la ele permanent, aprinsă. Sigur că foarte bine să nu le profaneze, să nu le lasă pe univa să le piardă, să nu le arunci pe univa, să nu umbli cineva la ele, să le facă o cutiuță cu cheiță și să lipească pe ele o icoană cu Mântuitorul sau cu Maica Domnului și să ardă candeluța lângă ele și poți să le aibă în casă. Îi ocrotește casa. Dacă preotul i-l-a dat, înseamnă că nu e niciun păcat. Uitați cineva, cred că face întreabă, aghiazma mare la Bobotează sau aghiazma de la izvorul Tămăduirii, care e bine să luăm în fiecare dimineață între ele? Aghiazma de la Bobotează se ia 8 zile consecutiv și după aceea când postești câte o zi de post negru, până la 3, până la 12, până seara la 6, iar de la izvorul Tămăduirii iei de câte ori simți nevoia că ești bolnav sau simți nevoia să iei, nu e nicio problemă. Aghiazma este pentru sfințirea și curățirea noastră. Aghiazma nu e o otravă sau un impediment. Nu face abuz, v-am explicat. Nu trag o friptură și beau două guri de aghiazmă. Dar dacă eu m-am sculat la 8, mi-am făcut pravila și n-am mâncat nimic până la 3, până la 12, până la 1, până la 4, cât poate fiecare, iau o gură de aghiazmă, este dezlegare. Cu știrea preotului, bineînțeles, al tău preot. Întreabă cineva ce ar putea face pentru a se apropia de Dumnezeu? Scoateți un bilet la Dumnezeu. Ce sunt sfinții? Cetățeni și oameni de casă, împreună locuitori ai raiului, cetățenii raiului. Deci ca să fim mai aproape de Dumnezeu, trebuie să ne apropiem de El. Suspin odată adânc și zic așa, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, iubește-mi de păcătos, te iubesc, vreau să fii cu mine. Și El e acolo în inimă. Da. Întreabă cineva, cum se citește psaltirea? O poate citi pentru sănătatea copilor? Pui în față. Dacă ești dirit ebraic, o iei de la stânga la dreapta, dacă ești ortodox, o iei de la dreapta la, de la stânga, invers. Nu de la dreapta la stânga, de la stânga la dreapta. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșului și în calea păcătoșului n-a stătut și pe scaunul hulitorilor n-a șezut. Închizi psaltirea și faci stihul ăsta, îl împlinești.
Și după ce l-ai împlinit, deschizi Psaltirea și citești al doilea stih, că literatura e ușor de făcut. Da. O catismă pe zi, un psalm pe zi, doi psalmi, trei, două catisme, după dragoste. Sigur, după putință. Cineva, o domnă spune că are un băiat de 40 de ani și nu-și găsește loc de soartă. Probabil nu-și găsește o fată. Exact, da, da. Să vorbească cu preotul sau cu duhovnicul, să vorbească cu prietenii, că eu știu că de multe ori așa se fac căsătoriile. Nu știu o fată bună de vârsta asta, nu știu un băiat bun de vârsta asta și să mai fac mici stărostii, cum le spunem noi la munte de unde sunt eu. Adică a venit odată o fată la mine și mi-a zis așa, părinte, am făcut de 40 de ori Psaltirea și n-am găsit niciun băiat. Băi, culmea și ăștia, nu și-au luat parapanta să intri pe geam la tine, zic, a, tu ești băiat dacă încerci Psaltirea, ai tău de nevastă. Nu există așa ceva. Trebuie să comunici, trebuie să ieși, să te arăți lumii. Da. Călin File de poveste a fost un poem, e ficțiune, nu e realitate. Știi, nu, zburătorul, mă fură. Da. Am geamurile de termopan, nu mai vede zburătorul. Exact. Mai facem o glumă să mai destidem atmosfera. Uitați, domnișoara care este catolică și mai merge și în biserica ortodoxă să se închine. Este păcat dacă se închină ca la catolică. Hai să vă explic un lucru. Biserica este casa al Dumnezeu sau bazilica, casa împăratului. Dacă eu sunt român și sunt în Italia, de obicei majoritatea slujbilor se fac de către unii români în biserici catolice, fie închiriate, fie nu știu ce. În momentul în care tu n-ai nicio biserică în jur, dar ai biserică catolică, te duci în biserica catolică, ți-ai cărțișa de rugăciuni, te reculegi acolo că de Dumnezeu să vorbești și tu faci rugăciunile tale. Te închini la Maica Domnului, că Maica Domnului nu e nici ortodoxă, nici catolică, e mama Universului, împărăteasa îngerilor, doamna heruvimilor și a serafimilor. M-a mai criticat odată un berbec de asta cu creierul pus în colțuri și îi trecea bine schiurul după colț. Și a zis că, auzi ce învață ereticul ăsta, să te închini în biserica catolică. Da, frate, intri în moscheia musulmană, te pui în genunchi și spui împărate ceresc în gândul tău și musulmanul ăla crede că tu zici Allah, Allah, da? Și tu, Dumnezeu, îți primești rugăciunea, că tu ai intrat cu scopul de a striga pe Dumnezeu, nu pe Allahul lui. Dar în tot locul stăpânirii lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Și tu, catolic, dacă ai intrat în biserica ortodoxă și te-o fascinat și ți-o plăcut, mai intre și mai ascultă. Cât îți zidești sufletește. Nu te pune nimeni să te convertești, să te botezi, să te împărtășești. Fă ceea ce simți, că atunci când inima e curată, să nu uităm. Saul stătea cu hainele lui Ștefan la picioarele lui și savura sângele care ieșea din el bucuros că se ucidea un mărturisitor al iudeo-creștinismului. Și mai târziu, același Saul pleacă nervos în drumul Damascului, îl învăluie lumină orbitoare și devine Marli Pavel. Așa și noi, din mare ortodox, putem deveni foarte, foarte, foarte desăvârșit ortodox, oriunde am fi pe fața pământului și oriunde ne-am închina și am zis o rugăciune lui Dumnezeu, nu contează, și în toaletă, decât să te gândești la prostii, zi Tatăl nostru acolo, că poți să faci constipație și să mori. Și în momentul în care ai intrat ca și catolic, romanul catolic sau greco-catolic, într-o biserică ortodoxă, închină-te cu aceeași evlavie și nu-i niciun păcat. Tu zici rugăciunea ritului tău, ca aia simți tu, nu-i nicio problemă. Nu greșești cu nimica. Dumnezeu este cel care te va lumina într-o zi. Dumnezeu este cel care te va lumina într-o zi. Eu am avut o doamnă, Veronica, o chema, n-am mai văzut-o 20 de ani. Eu am făcut-o creștină ortodoxă din romano-catolică. Și m-am gândit, zic, e săraca, cred că s-o sminte, de ceva și-o fi plecat înapoi la ei. După vreo 15-20 de ani, mergând odată pe un oraș, văd că mă trage de mâini cu o doamnă. Părinte, mă permiteți o întrebare? Da. Eu sunt Veronica. Zic, care? Cea care a fost cândva catolică și s-a făcut ortodoxă? Da, părinte. Păi zic, dar nu te-am mai văzut. Ce s-a întâmplat? Nu, părinte, am rămas tot ortodoxă. Dar mă duc la parohie că vând lumânări. La pangar m-a rugat preotul să-l ajut. Și am întrebat, zic, da, te simți bine? Da, părinte, zice, soțul meu și-a păstrat religia lui, eu așa am simțit, eu așa am făcut, noi ne împăcăm, avem liniște în casă, ne înțelegem, nu e nicio problemă. Și m-am bucurat, am zis, uite, asta e zidirea de Dumnezeu. Ăsta e atâta mult trâmbițatul ecumenism, care se bateți cu pumnul în chep și o fac pe apăzătorii ortodoxiei, ca și cum Hristos i-a dus la bătut lăz și la bătut covoare. Eu nu știu cum să păzească ortodoxia, trebuie să vină mari păzători ortodoxiei. Deci noi ortodoxi trebuie să arătăm străinilor și celor de altă credință
tot ce avem frumos în ortodoxie, nu bârfa, hula, răutatea, bârfirea ierarhilor, bârfirea preoților, bârfirea călugărilor, bârfirea clericilor, anticlericalismul ăsta bolnav, care a luat amploare de când e progresismul ăsta venit la nivel marxist pe toată Europa asta. Și în momentul în care noi le arătăm oamenilor iubire, în momentul în care le arătăm minuni, le arătăm harisme, cântări, frumusețea slujbilor, omenia, prietenia, legătura cu Dumnezeu, legătura cu morții, se convertesc singur. Nu trebuie să-i aduci tu cu lanțul de gât să-i faci ortodox cu sela. În viața mea n-am spus, am 30 de ani de slujiri și 35 la mănăstire. Odată n-am spus unuia, fă-te ortodox. Și chiar mi-a zis odată ceva. Părinte, dar... eu mă știu cum atalia ta vreme și nu mi-ai zis niciodată să vin la ortodox. Dar și treaba mea cu tine. Dumnezeu să zic, că nu mi-a pus mie Dumnezeu când m-am făcut preot, mi-a zis caută-l tu pe ăla și fă-l ortodox. Vrei să vii, te aștept, nu vrei să vii, la revedere. Da. Și cu mila lui Dumnezeu, la ora când stau de vorbă cu dumneavoastră, am peste 200 de persoane care s-au făcut ortodoxe, nu contează din ce religie sau de unde au venit, asta e treaba lor. Da. Și mulțumesc Dumnezeu că am avut un rezultat super frumos și-s bucuros de el și-s mulțumit, fără teatru, fără tevatură, fără poze, fără interviuri, fără explicații. Mai este câte unul care vine la ortodoxie și atâta să mai publică prin reviste și prin ziare, de parcă a venit Iisus la a doua venire. Frate, te-ai făcut ortodox, bagă-ți capul între urechi, deschide psaltirea și ceaslovul și te roagă. Nu te mai afișa atât, dacă nu-i fi tu arhanghelul Gavril care a venit la Nazaret. Bine că vine la ortodoxie, ai găsit-o, trăiește-o, las-o, nu mai publica acolo. Publicat-o sfință, ăștia 7000 de ani, cât a trebuit publicată și proroșii și dascăle a lumii și ierarhi, 700 de ani și mărturisitori, mai trebuie să vii și tu spui nimic nou. Ce să-mi spui? Cum a învățat tu tatăl nostru? Bine că l-ai învățat. Da. Da, uitați, deci sunt fantastici unii oameni, atât de au, cum au caii, știți, atât pot. Întreabă cineva, dar de ce să intri ca și creștin ortodox într-o moschee și te rogi sau în biserica catolică? Nu mai bine rămâi acasă și te rogi? Era vorba de situațiile extreme. Eu am avut curiozitatea de a vedea mâna Sfântului Ioan Botezătorul, care este în muzeu din Top Capă, care este un muzeu musulman. Ei tratează mâna dreaptă a Sfântului Ioan Botezătorul cum tratează tu mătura, forașul sau paltonul de pe perete. Poate au evlavii la ei, eu nu pot să știu. Deci noi nu știm inima nimănui, Dumnezeu o știe. Și m-am dus acolo. Am văzut moschea albastră. Am văzut moschea Sultanin Urbanu. Am văzut moscheia lui Soliman Magnificu, apropo de filmul ăla că a fost rulat pe România, și am vrut să văd cum arată. M-am descălțat la el în moschee, m-am pus frumos în genunchi, că așa stătea toată lumea acolo și n-am vrut să sărim în evidență, și am zis de trei ori rugăciunea Împăratei Ceresc ca să curățe locul ăla, să vină Duhul Sfânt peste ea, să-l ilumineze calea cea dreaptă, și de trei ori Tatăl nostru. Am ieșit, m-am spălat și eu pe mâini cum se spăla toată lumea, ritualul spălării abrahamic, și am plecat. Am văzut și fântâna Sultanii Hürrem, am văzut și mormintele lor. Când m-am dus în oraș, am dat de pomană de sufletul lor la ăștia câte o prăjitură și câte un suc. Zic, hai mai, dacă tot i-am vizitat pe oamenii ăștia și o trăi și ei ca noi pe mânt, să vadă cu ortodox și îi cinstesc și nu repudiază sufletele lor, să gândesc ca sufletele lor. Și m-am zis, măi, nu ești sănătos la cap. Da, vre, noi fi sănătos. Dacă Sfântul Antonie s-a rugat pentru dragi, și aș purta eu ură pe un catolic sau pe un hindu sau pe un budist, care e chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu se îngrețoșează de 1,5 miliarde de catolici, de 1,5 miliarde de musulmani, de 1,5 miliarde de hinduși, de 1,5 miliarde de budiști. Și tu ne-ai ca nimeni nu în cap tu de dânsă. Ce să spun, ai făcut tu cerul și pământul și ți s-o cerut ție ce să faci cu ei. Lasă-l pe Dumnezeu să hotărască. Tu dă bună ziua și la gâști, ca să te salut eu gâscă în rai. Salută, Ioane, ții minte când mai tăiași mai mâncat? Da. Asta mai facem o mențiune. Nu încurajați oamenii să se ducă la catolici sau să se roage împreună. Nu, dragă, depinde de vreme, ai intrat undeva. Te-o prins vremea. Eu cu profesorul Petraru, doar în matal știi cine este, un distinsor. A fost condirul de teologie. Am fost cu el și am stat duminică în Beijing la Sfânta Liturghie Catolică. Și el îmi spune acum să spune crezul, ei slujeau în engleză aia. Da. Și eu spus, hai să-l spunem ortodox, că noi suntem ortodoxi. Iar când l-am părtășit, au spus, hai afară, vedem, nu-i treaba noastră. Adică noi ne-am rugat, ne-am făcut paraclisul Maicii Domnului, rugăciunea dimineață și rugăciunea cu Îngerul Păzitor, că n-am umblat pe mijloc cu chine acolo. Da. Și acolo ne-a prins vremea, doar n-avea stăm marginea drumului și ne uităm la boscheț. Am intrat într-o biserică, erau 3.000 de chinești care se ruga în engleză la liturghia catolică de acolo. Care-i treaba?
Asta înseamnă că s-a convertit la catolicism, exact, și a lepădat ortodoxia, dar trebuie să ai creierul clătit cu DRO alba lux ca să vezi lucrurile normal. Dacă stai în beci și ți se pare că ești în cosmos, e periculos. Da. De aia, să nu se mai smintească oamenii că, vezi, Doamne, sunteți pro-ecumenți, nu e cazul. Părintele vorbește, vorbiți. Ortodox m-am născut din nefericire, din toate rudele mele, toate care le cunosc, unchi, mătușe, șveri, și frați și surori, toți sunt ortodoxi, nu au avut alte religii. Așa ne-am trezit de la bunica noastră, care ne-a pus la 4 ani, la 3 ani, la 5 ani să zicem Tatăl nostru și să însemnăm pâinea cu cuțitul în cruș și când tăiem, ca să nu supere Dumnezeu că mâncăm pâine nebinecuvântată. Și cu asta basta. Da. Care să crede ecumenist să fie sănătos. Exact. Uitați, părinte, întreabă cineva cum se vorbească bunicuței lui, despovedit și împărtășit, dacă nu-l cunoaște pe Dumnezeu și este bolnavă. Nu ar vrea să plece fără rânduială în această viață. Să încerci să o convingă, bunică. Sunt de acord cu ideea ta, dar fă-o leacă și ca mine. Uite, vreau să-ți fac binele ăsta. Te rog să nu fii absurdă și poate reușește. Eu am avut femei care m-au refuzat la împărtășit și am spus, bine, Doamne, sunt locul în iad, Doamne ajută. Și au zis, nu, părinte, eu nu cred în Dumnezeu. Bine că nu crezi, hai să-l vezi că este. Cât de curând? Și la 30 de zile a murit. Dar nu a vrut să ia, mi-a spus clar, nu încercați că nu iau. Altă dată m-am dus la un bătrânel din ăsta și a zis, părinte, eu știu dacă să mă împărtășesc, nu prea cred în împărtășanii, dar în ce crezi tu? Da, eu știu în ce să cred. Zi după mine, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și a pământului, a tuturor văzutelor și nevăzutelor. O zis după mine, cred în Tatăl, în Fiul și în Sfântul Duh. Zic, ia fă-ți cruci în triori. L-am împărtășit și a zis, părinte, dacă vă spun ceva, nu o să vă vină crede. Parcă m-am liniștit o leacă interior. Păi da, l-ai dat pe dracu o leacă pe pat, nu în tine. Da. Da, și pe aia l-am mai împărtășit de două ori și a murit ortodox. Adică a murit convins. Îs bucuros și de pocăința de pe patul de moarte. Slavă Domnului! Ce putem face pentru sufletele copilașilor adormiți prin avort spontan, adică fără intenții? Cred că am mai răspuns odată la întrebare. Ei sunt îngeri la Dumnezeu. Trebuie să facem milostenie în numele lor. Ei n-au nume, sunt îngeri. Doamne, pentru pruncii pierduți din pântece. Și să dăm costumașii din nou născut la femeile care nasc, o îmbrăcăminte, mâncare la un sărac, la un bătrânel, orice milostenie. Și dacă avortul a fost făcut cu... Dacă avortul a fost făcut cu bună știință, există o rugăciune, se numește așa, canonul de pocăință pentru cei adormiți, care au murit prin avort, pentru cei avortați. Este o rugăciune foarte frumoasă, eu o știu de prin anii 92, o țiu minte, era scrisă la mașină, cum am văzut-o, și tipărită. Da. Întreabă cineva, părinte, mă duc la biserică, dar am frică de Dumnezeu. Adică e teamă de Dumnezeu. E păcat că nu are răbdare să stau la slujbă? Păi ce așa de greu să deduci că în momentul când nu poți sta la slujbă este cineva care te scoate de la slujbă, că știi că stând acolo îți folosești sufletului. Fă-i în ciudă și nu pleca până la Tatăl nostru. Lasă-l să moară de ciudă. Îi spui, tată, mai îndată, tată. Eu când eram copil de 4 ani și mă tăria bunica mea la biserică, abar n-aveam de slujbă, nici nu știam și citește. Auzam când vorbește românește, dar nu mă interesa. Că eu eram copil, de-aia mă ținea de mână acolo. Și știam că trebuie să stai de 4 ori în genunchi. Când era deja a 3-a oară, eram fericit că mai este o dată. Da. Era Sfânta Evanghelie, da. Crezul, da. La Sfintele, da, și la Tatăl, da, nostru. Da. Treabă cineva, ce părere aveți de preoții din străinătate care săvârșesc liturghia în bisericile catolice? Păi da, o săvârșesc pe antemise ortodoxe ale episcopului ortodox, se numește altar mobil și folosesc acel locaș, acel acoperiș ca spațiu liturgic pentru a nu ține oamenii în ploaie sau afară. Eu am fost la Bremen, în Germania, o mănăstire de măicuțe caritabilă, care grijeau niște bătrâni, un fel de azil. Un preot foarte, cum să cade, un om pâinea lui Dumnezeu, Dumnezeu să-i ajute la tot pasul. Și când am intrat în biserica aia și am văzut-o cât e de mare, am zis, Doamne, ori cum se umple asta cu oameni? Ei, aflați că a doua zi la Sfânta Liturghie, biserica aia a fost full plină, peste 1000 de oameni. Slavă Domnului! Și eu mi-am permis, am zis, dacă tot e atâta lume, profit de ocazie. Am vorbit o oră. Și măicuța sufragană, stăpâna sau cum ar fi stareța locului, superioara,
întreabă, zice, dar ce a vorbit așa interesant preotul la vostru? De asta toată lumea și l-a ascultat așa mărmurită. Și că la noi s-ar plictisi oamenii dacă i-am ținut atâta de vorbă. Deci, vedeți, are și ortodoxia tainele ei. Ca uleiul care îl torni pe o scândură. Nu prinde apa din prima și nu putrezește. Adică, încet, încet se sedimentează. Poate într-o zi ajunge și ea să zic un tatăl nostru în plus că a văzut ortodox și s-au rugat o oră în locașul lor de cult. Întreabă cineva, ce plăceri de pe acest pământ nu-l supără pe Dumnezeu? Cum să trăim corect? Adică să-mi văd de viață că are impresia că nu face ceva corect și îl supără pe Dumnezeu. Fraților, nu crediți în prostii de genul ăsta. Nu există pe pământul ăsta niciun fel de lucru pe care îl face omul care să-l deranjeze pe Dumnezeu dacă este făcut în virtutea normelor omeniei, demnității și bunului simț. Ți-a plăcut o prăjitură. Dumnezeu e dulce de la sine, el a inventat zahărul, adică el a dat nectarul în flori. Ți-a plăcut o friptură. El i-a spus noi, taie-le toate și mănâncă-le ca pe o iarbă, nu te atinge de sângele lor. Ți-a plăcut o haină. Dă mie haină luminoasă, cel ce îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Orice haină strălucitoare am avea noi, câte paiete am pune pe ea, nu tot nu strălucește ca haina lui Dumnezeu. Deci nu există ceva care să-l irite pe Dumnezeu. Da, îl irită, curvăria, deci trebuie să fim cumunați. Când mi-a zis un băiat, părinte, dacă îmi plac femeile, bă, în soară te-și culcă-te cu ea în toată ziua, dar nu curvări. Nu-l deranjează Dumnezeu că ești tu neînfrânat, e treaba ta, dar să ai femeia ta, adică să nu faci păcatul aiurea. După aceea, vrei să bei, nu te îmbăta, vrei să mănânci, nu te îmbuiba. Vrei să te simți bine, bucură-te, dar nu fă obrăznicie, adică să avem etica, cum spune Apostolul Pavel, toate îmi sunt îngăduite, dar nu și toate îmi folosesc. Sau până la urmă urmii mergem și pe un principiu mult mai pedagogic, cu acrivie. Dom'le, fă orice crezi tu cât te interesează să vezi cum e, dar dacă n-ai găsit folos în ea, oprește-te, nu continua așa ca autistul. Scuze pentru expresie, nu condamn un autist. Este o formă de boală în care omul nu are discernere. Deci nu repeta ca un autist același păcat de 10.000 de ori ca și cum tu n-ai ști că e păcat, că atunci îl iriți pe Dumnezeu. Spune păstorul Herma că i s-a arătat un înger și a spus orice om va greși, va da socoteală înaintea lui Dumnezeu de păcatele lui, la scrierile apostolice. Și păstorul Herma întreabă, că da, îngere, dar dacă omul nu a știut că e păcat, ei, atunci e mai ușor să iarte, dar dacă o știut și continuă să greșească în mod abuziv, arătându-i Dumnezeu dispreț, atunci sigur că pedeapsa va fi o încercare mai aspră. Da. Întreabă cineva ce este smerenia. Eu, pe scurt, sunt tomuri întregi scrise despre smerenie. Ei, de data asta am să fiu filozof. Ține mintea în iad și nu deznădăjdui. Îl întâlnesc foarte des la ucenicile mele care îmi pun această întrebare și au băticile până pe frunte așa și li se vede numai vârful nasului. Plini de otravă și de ghim, stau săgețile, spui că arcile alea, arbaletele alea medievale, să-mi pung una cu alta, nu-mi cap pe strane, pe jos, pe biserică, pe la maslu, își foșcotesc pungile, telefoanele. Părinte, ce ar trebui să fac să mă mai smeresc? Să mai lași din smerenie. Alege smerenia cea adevărată, care înseamnă faptă bună, răbdare, îngăduință în orice prostie a celui de lângă tine și ești smerit. Când îți faci tu icoană de smerit și ți-o pictezi și mai ai o leacă și îți faci poză când a prins lumânarea sau când te împărtășești și ți se pare țic, te uita nu știu cum l-am împărtășat nici dacă mai ai făcut blițul, un licăr, arăți tu că ai rază de la Duhul Sfânt, ai direct la dracu să-ți arate cât ești de îngânfată. Dacă vrei să fii smerită, să nu știi nimeni nici cât de creștină ești, nici cât de ortodoxă. Numai să strălucească faptele tale bune, toată lumea zică, domnule, femeie bună ca femeia asta n-am văzut, sau om bun ca omul ăsta n-am văzut. Și aia e smerenie. Restul sunt povești. Da, foarte frumos. Părinte, uitați, cineva are două probleme. Prima este că prietena are o prietenă care nu vrea să-și boteze copilul și ce ar putea face pentru ea. Și a doua, că nu-și găsește un băiat. Pentru doamna care nu botează copilul, e o mare greșeală, nu față de Dumnezeu, față de acel prunc care nu este vinovat că părinții nu înțeleg rostul Duhului Sfânt în viața unui prunc fără de păcat. Și vor da amarnică socoteală, nu la mine, la Dumnezeu, la stăpânul. E ca o casă frumoasă împodobită, care îi zidit geamurile și nu la soarele să strălucească frumusețile și podoabile din ea. Așa este copilașul ăsta lipsit de Sfântul Botez.
bănuiesc că argumentul ar fi să crească mare și să aleagă religia. Dar de ce părinții tăi nu te-au aruncat într-o iesle să-ți dea fân? Și când erai mare să te lege la o poartă nouă cu un lanț în coarne săragi, dacă crezi că nu ai nevoie de Dumnezeu. Pentru că cei care au nevoie de Dumnezeu vorbesc, nu scot sunete. Și atunci dacă tu ești om cuvântător, rațional și inteligibil, cum îți permiți să lipsești o altă făptură nevinovată, înger cu trup, bijuterie duhovnicească, bibelou divin, să-l lipsești de lumina Duhului Sfânt, că ești tu lipsit de inteligența teologică. Lăsați copiii să vină la mine ca lor împărăția Dumnezeu. De nu veți fi ca prunci în nerăutate, nu intrați în împărăția Dumnezeu. Ca unul din aceștia trebuie să fiți și rădică pe Ignatie Teoforul. Iar legat de căutat un prieten bun, prieten se pot găsi, numai să fii gospodar și cu calități, adică să aibă ceva, să fie de capul lui. Că dacă sunt numai impresii de așa și blugi și bicep și frizura și cercelul din ureche, mai bine nu-l iei. Da. Întreabă cineva dacă poate face cele 7 laude. A mai fost întrebarea asta pusă de mai multe. Nu contează. Cele 7 laude se numesc ceasul 1, ceasul 3, ceasul 6, ceasul 9, mezonoptica și utrenia și vecernia. Mezonoptica cu utrenia se iau la un loc, am înțeles, în tipic. Acestea sunt cântări din psalmi, după rânduiele vechele, Vechiului Testament, care apoi au fost transformate în slujbe ortodoxe și au devenit podoba bisericii. În clipa asta n-am să stau să vă explic ce înseamnă ceasul 1, ceasul 3. Dar, făcându-le, putem simplifica pravila cealaltă și cine face, de exemplu, 7 catismi la psaltire, are toată pravila pe o zi și toate din psalmi. Sau fiecare se roagă după putere. Da. Uitați, un tânăr întreabă dacă nu ajunge mereu la biserică, că nu are stare necesară sau este somn. Are ceva? Spune că are 18 ani și mama mereu îl obligă. Ei, mama îți dai seama că e credincioasă și dorește lucrul ăsta, dar eu îi spun tânărului că dacă el la ora 10 ajunge în biserică, până la 12 slujba e gata. Dacă nu merge la utrenie, la cele de dimineață, la 10 când începe liturghia, dacă ajunge, e suficient pentru el 2 ore la început, fiind și tânăr și având adolescența asta în formare. Evident că somnul e mai dulcel, dar trebuie să ne obișnim și coleg de somn și coleg de Dumnezeu, că na, e o dată pe săptămână 2 ore. Gândiți-vă, 24 ori 6 sau hai 24 ori 7 minus 2 ori care s-a Dumnezeu și alea nu tocmai complet, că mai sunt prăștii mintea, mai nu știu ce, merită și el o atenție acolo mică. Doamne, ieși tu acolo în sufletul meu, las, stai acolo că mi-i drag de tine. Da. Spune cineva, are o problemă aici în familie, spune că a refuzat să semneze cedarea de moștenire după moartea tatălui în favoarea surorii și a mamei și dumnealor le-au spus să uite că mai are mamă și soră. Ce să facă, cum să procedeze? Da, și el este să nu uite că au o soră. Deci este o amintire de la tata și trebuie să înțeleagă că mama după moartea tatălui are jumate plus un sfert și sfertul ăla se împarte între două surori. Și dacă erau de bun simț, spunea, bă, fată, uite, vino și tu într-o cameră aici la noi și simte-te bine când vii odată pe an sau de două ori pe an, ca să ții minte că e casa părintească și te-ai născut în ea acolo, să vrea casa ori ca să vândă, ori să pună unul stăpânire, să nu mai calce ceilalți. Astea sunt obrăznicii și mizerii sufletești în care părinții sunt primii vinovați. Ai 3 copii împarți la 3, ai 2 împarți la 2, ai 1 împarți la 1, n-ai niciunul, nu împarți la nimeni. Sau dai cui vrei. Deci, a blestemii de astea, că să uiți că ai mamă, să ai soră, eu aș uita că am părinți proști și needucați și lipsiți de pedagogie, care fac diferența între copii, nu care... Noi suntem 2 frați și avem din părțit o casă. Nu știu cum a fost odată o discuție cu tatăl meu și a zis, da, tu, frate, tu când îi semnezi? Băi, tu întreabă-l pe frate meu un singur lucru. De câte ori m-a văzut pe la el prin o gradă, chiar înșerut ceva. Ce-ți fac călugru cu casa? Și așa. Cu mila lui Dumnezeu, el e acolo stăpân, el face, el învârte și când o să aibă nevoie de o, când o să aibă nevoie, mă rog, de o semnătură sau și pământ, și eu dau care trebuie. Da. Asta asta lipsă de etică socială. Vin 2 frați la Mântuitorul și întreabă așa, ca să vadă mama că n-are dreptate cu sora.
Doamne, fratele meu nu îmi dă partea de avere ce mi se cuvine. Și Mântuitorul a spus, eu n-am venit pe pământ să împart averea fratelui tău. Adresează-te cezarului, adică judecătorului. Doamne, e un drept și nu poți să-mi îl calci. O scândură, dacă e a mea, e de la tatăl meu. Vreau să o dau cu lax, mă uit la ea, că e de la tatăl meu, nu poți să-mi iei. Întreba cineva, a fugit întrebarea, de ce mergem din rău mai rău, părinte? E starea aceasta de, nu știu, lehamite? Nu, mi se pare că mergem din rău mai rău. Societatea merge pe aceleași principii de 2000 de ani. Răul se amestecă cu binele, Duhul Sfânt echilibrează între rău și bine din când în când, pentru ca să nu se prăvali planeta în hău. Oamenii sunt buni și răi, viața e ușoară și grea, necazurile au și în ele împletite bucurii, plăcerile au și ele împletite în ele suferințe, nimic, totul e la logos. Nouă ni se pare că e din mai rău, mai rău. Noi complicăm lucrurile atunci când nu suntem oameni. Și conducătorii noștri complică viața noastră, deși în liturghie ne rugăm pentru buna lor chibzuință, pentru buna lor conduită și noi în pace și în liniște să trăim, păcat că ei nu realizează. O să spun iar ăștia că sunt nostalgici care mă ascultă, nu știu cine ar fi ei, că nu-i cunosc, care or să spună. Deci Ceaușescu, așa cum a fost el comunist, a lăsat biserica în pace. Văd că acum o mână din ei ispraviți, tot timpul au treabă cu biserica și vor să demonizeze neamul românesc care a fost creștin profund, ortodox profund, sfințit profund, etic profund, moral profund, țărănesc profund, etos românesc profund, cultură românească profundă, patriotism profund, naționalist profund și vor să arate că suntem niște sălbatici de ev mediu care ne-am limitat toți la o cruce și la o icoană și nu mai vrem să facem ce fac ei. Fraților, faceți ce vreți voi și lăsați-ne în pace. Da. Sunteți 2, 3, 5, 10% care vă credeți buricul planetei, mergeți pe buricile voastre și faceți ce vreți voi, iar pe ortodoxi lăsați-i în pace cu Dumnezeul lor, cu biserica lor, cu liturgia lor, cu prostia lor, cu moaștele lor, cu cretinismul lor, cu evmediul lor. Nu-i mai tot frecați voi la cap și le predați voi legile modernității, că nu ne interesează. Dacă n-ați aflat-o, aflați-o acum. Întreabă cineva, spune cineva că nu poate sta singură în casă. Ce ar putea face? S-ar putea să fie un pic de fobie, dar nu trebuie să-ți fie frică. Dacă arde o candelă sau este o iconiță, acolo e prezent îngerul păzitor. Fără teamă. Un împărat ceresc, un tatăl nostru. Și niciodată nu-i mai bine decât când ești singur, dacă știi să folosești singurătatea. Dacă te ia panica sau urâtul, da, atunci îți trebuie pe cineva cu cine să te iei, o prietenă, un coleg, ceva acolo să ai cu cine te lua, sau măcar pe telefon vorbești cu cineva, mă rog. Da. Întreabă cineva, când săvârșiți Sfântul Masul la mănăstire? De 3 ori pe săptămână. Miercurea dimineața la 9 după Sfânta Liturghie, vinerea dimineața la 9 după Sfânta Liturghie și miercurea seara la ora 5 pentru cei care fac servicii și nu pot veni câteodată dimineața. Ei ne-au rugat, părinții, găsiți-ne și 9 zi când să putem ajunge la masă. Nu știu, da, bă, domnule, vin 50, 60, 70, care are dragoste? Sigur. O întrebare mai drăzneață. Părinte, ce părere aveți de cuplurile gay care unul dintre ei este ortodox? N-am nicio părere. Este o slăbiciune care încet, încet trebuie verificată, curățată, stăpânită, controlată. Și aici am să vă dau o pildă. Nu le interesează pe Dumnezeu atât de mult problema gay-ului, da, cât le interesează pe Dumnezeu problema sufletului lui. Dar îl deranjează pe Dumnezeu doar ceva foarte simplu. Domnule, ai prietenul tău, da? Tu ai hotărât așa. Vezi-ți de treabă cu el în intimitatea ta, în casa ta, în apartamentul tău, povestiți, vorbiți, dar ca orice lucru discret care nu folosește, nu zidește și nu ajută, nu trebuie să-l afișezi public, cum se fac paradile astea, când dita mai oameni întregi normali la cap cu carte, cu studii deștepți, am văzut odată, lătrau ca câini și-au pus peruși de femei și-au făcut buzele roșii, se îmbrăcau în femei, se boiau, arătau așa de caragiosoare, chiar atât de degradantă să fie starea asta a pasiunii trupești încât să te dezumanizeze. Nicio treabă, e treaba lor personală. Deci eu am fost de multe ori întrebat cu treaba asta și aici dau un răspuns după Biblie. Când Dumnezeu l-a creat pe om, a spus așa, tu femeie să fii atrasă de bărbatul tău, dar el să te stăpânească, iar tu bărbate să fii atras de femeia ta și în sudoarea feții să-ți câștigi pâinea.
Deci dacă această poruncă de la Duhul Sfânt este că atunci când vezi o femeie să netezi ca un armăsar, să-ți fie dragă, să o iei în brață, să o pupi, să o iubești, s-a transformat, cum spune Apostolul Pavel la Corinteni, către cel de același fel de trup cu tine, aici este o lipsă a Duhului Sfânt. Până ce o rezolvi, până ce o concluzionezi, până ce o, ca drept dovadă că acolo este urmă de conștiință normală. Ei își doresc un copil, vor să înfieze sau să-i nască cineva. Păi frate, dacă îți dorești un copil, de ce să nu-l naști firesc cu soția ta, omule? De ce să nu fii tu tatăl tău normal? De ce să mutilezi un copil când ajunge mare să-l arate cineva cu deștul? E adevărat că noi în Europa n-am ajuns la nivelul ăsta de dezinhibiție, ca atunci când vedem doi bărbați de mână sau un îmbrăcat femeie pe un oraș să nu reacționeze, întorci capul din prostie, când suntem cu un grad de civilizație mai conservator. Dar dacă tu faci treaba asta în intimitatea ta, e treaba ta, nu trebuie să te afișezi, și atunci treaba ta cum ai să o rezolvi cu Dumnezeu. Dumnezeu păcatul ăsta l-a pedepsit cu foc în Sodoma și Gomora, a ieșit smoală din pământ și foc și a curs foc din cer și cu tremur și s-au încălecat plăcile tectonice asiatică cu cea europeană din punct de vedere științific, s-a explicat și astăzi este Marea Moarte, dar nu asta e problema. Că cineva a zis, pe dacă au murit toți atunci, nu s-a mai umplut. Păi păcatul să învață. De aia Dumnezeu când l-a dus pe poporul lui Israel spunea pe unii întâlnești un popor păgân să treacă tot prin sabie, să nu-l înveți în ravurile, că aveau destul Israel învățate de la egipteni. Și tot au o lipsă. Da, dar în momentul de astăzi, pentru că suntem într-o lume civilizată și libertatea omului nu poate nimeni a îngrădit, treaba lor ce fac, deci nu ne privește pe noi personal treaba asta. Poți să fii și gay, catolic, și ortodox, și păgân, și vrea tu să fii treaba ta. Dar discreția, demnitatea, respectul față de persoana ta, de tine ca om, poți să-l păstrezi. Adică nu trebuie să te expui public. Nu văd de ce eu, dacă îmi iubesc femeia mea, trebuie să mă duc să o iubesc în Poduroș. Dau denumirea asta pentru că sunt din zona Iașului. O fac acasă, în patul conjugal, nu mă afișez pe stradă. Sigur. Deci trebuie să fim discreți, asta e cuvântul. În rest, Dumnezeu cu mila, să lumineze pe tot omul ce vine în lume, să-l aducă la cunoștința adevărului și să-i tămăduiască atât măsura trupească și cea sufletească până va descoperi cărarea care trebuie să o descoperi. În rest, Dumnezeu cu mila, nu-mi dau eu cu părerea că nu sunt eu judecătorul nimănui. Da. Dar lui Dumnezeu e greu să-i placă așa ceva. Da. Uitați, sora, spune cineva, sora mea este căsătorită de 4 ani și tot încearcă să rămână însărcinată și nu a reușit. Ce îi recomandați să se roage? Întâi un medic bun să vadă dacă nu strope înfundate, dacă nu sunt multipli chisturi sau alte metode care împiedică ovocitul să plece spre uter pentru fecundare. Doi, dacă nu-i bărbatul cu azospermie sau alte boli care au produs moartea materialului seminal. Și apoi, după ce au cercetat medicul, la biserică, cu rugăciune, cu împărtășit, cu spovedit, eu mai am și acea gheazmă care se dă din Sfântul Munte, de la Hilandar, din boabele Sfântului Simeon, și mi-a plăcut acum într-o zi, a venit o doamnă și a spus, părinte, am un copil de la Mata, nu de la mine, din aghiazmă, doamnă, știu de ce e vorba. Și a zis, da, părinte, nu m-am așteptat, de 3 ani mă chinesc și uite, când am aflat vestea asta și nici nu m-am putut opri direct, aici am venit să vă spun și să vă mulțumesc. Păi zic, ai grijă de sarcină. Slavă Domnului. Da. Uitați, cineva spune că în Biblie nu scrie de cele 7 laude, că nu au auzit de ele. De unde s-au scos? Cum au apărut? Aurica Carciu, parcă vă cheamă, am citit din fugă când au apărut din prompter. Dacă ați fi citit în Biblie și ați fi văzut că scrie psalmii lui David și 150 la număr, ați fi înțeles când am spus că laudele nu sunt altceva decât psalmi care s-au cântat în Vechiul Testament și s-au readus în Noul Testament cu alt sens în legea cea nouă. Și atunci n-ați fi picat pe locul 2 la această întrebare. Da. Întreabă cineva, este o doamnă care nu este botezată, dar este însărcinată. Și întreabă dacă se poate boteza însărcinată fiind. Am primit doar acasă slujba de botez. Nu-i valabilă? Da. N-are treabă, nici vorbă. Da. Da. Deci doamna, chiar botezul poate să-l faci în mijlocul câmpului, n-are importanță. Dacă preotul a citit în ideala botezului, botezul e botez, nici să nu se gândească. Da. Da, singurul lucru poate să întrebe pe preot sau pe mama, dacă preotul a citit toată slujba după carte, atâta tot. Dacă a fost nicio problemă. Ea este botezată ortodoxă și prin credință cu atât mai mult desăvârșit botezată. Da.
Păcat că nu are mai multe detalii, poate a fost, nu știu, pericol de moarte și doar i-a spus formula. N-are importanță. Și o femeie singură, dacă pe un copil toarnă gheazmă mare și spune formula botezului și moare, merge în rai, are taina botezului. Da. Sacerdotul, prin creștinism, transmisia. Da. Un creștin care... poate boteza alt creștin la nevoie. Și cum, era formula? Și cum era formula? Se botează robul Dumnezeu Vasilei Ion? Da, numele tău, Amina, fiul Amina, Sfântului Duh Amin. Atât. Și torni de gheazmă sau apă, ce găsești? Da. Uitați, cineva, soțul mamei mele a fost încinerat, asta a fost dorința lui, deși era creștin ca noi, nu i s-a făcut niciun fel de slujbă. Ce se întâmplă cu sufletul lui? Nu se întâmplă nimic. El l-a judecată să judecă pentru faptele ce le-a lucrat în viață. Incinerarea este o formă modernă și eu consider că incinerarea are o rădăcină la noi în popor foarte sănătoasă. Îmi amintesc și o țiu minte bine că bătrânii spuneau așa: să ferească Dumnezeu să nu te primească pământul. Nu știu de ce spuneau ei vorba asta. Da. Sau se mai spunea încă o vorbă: mă, la cât de rău ești de n-ai avea preot la moarte. Iarăși o vorbă grea. Da. Deci de vreme ce nu i s-a făcut nicio slujbă și el a simțit nevoia să fie incinerat, undeva între dumnealui, cine o fi persoana și, sau dumnea ei și Dumnezeu, există un pericol, dar el poate fi redresat prin două lucruri. Prin slujba parastasului, prin repetatele pomeniri, când se face la postul mare, moșii de vară sau când vrei tu, sau prin pomenicul de la liturghie, prin proscomidie, prin milostenie, pentru că el acum vede altfel taina Dumnezeirii. Iar bogatul din sânul lui Avram nu se plângea cu omul necredincios. Spunea: mai am niște frați și ei nu știu unde mă chinuiesc, oare de ce? Pentru că ar fi putut să-i facă bine și nu-i făceau, că erau la fel de credincioși ca el. Voi, cei care ați rămas în urmă, faceți acestui om toate rânduielile liniștit, scrieți-l într-un pomenic, dați-i pomana, prindeți-i lumânări, citiți-i un acatist la cei adormiți, că îi va folosi și eu spun că îl veți visa și vă va mai spune el de ce are nevoie. Acum am eu o curiozitate personală. Dacă persoana a lăsat vorbă sau rânduială să fie incinerat, să fie aruncată în mare, familia totuși, de ce totuși nu l-a păstrat așa? Ei, să-l mărgânteze cu știoare? Nu știi cum sunt testamentele, dacă așa a spus. A, așa nu. Asta este un fel de logos peste divin la noi, la ortodoxi, de a ține mai mult la o idee tradițională decât de a ține... Mi-a spus mie odată cineva, nu știu cine mi-a spus, eram într-o dispută, dar nu mi-amintesc exact contextul, și mi-a spus: părinte, dacă auziți că am murit, nici la moartea mea să nu vii. Zic: nu mă face să vin să-ți trag două capace și acolo în sicriu să ții minte, că ești prost, bagă-ți mintea în cap de aici pe pământ, să mă calci pe bec. Și a zis: părinte, iertați-mă, poate am exagerat. Bă, tu nu vezi că ești bătut în cap? Adică oamenii mai exagerează, dar noi nu trebuie să ne luăm după exagerările lor. Exact, adică... Dar v-am spus, sunt și niște semne divine care nu țin de noi atunci când omul este lipsit din niște acte supreme. Și de ce? Trupul e templul Duhului Sfânt. Aici mă tem de judecata persoanei. Cel ce va batjocori templul acesta și eu îl voi batjocori pe el. Ce ar fi fost dacă Iisus ar fi fost incinerat? Cum l-ar fi recunoscut ucenicii ca trup întreg dacă n-ar fi văzut semnul cuilor sau rănile din coastă? Și cum ar fi spus Hristos: priviți-mă, Duhul n-are carne și oase cum mă vedeți pe mine având. Și nu spun asta că Dumnezeu n-ar fi putut să-și ia forma și din ardere dacă era. Eu mă refer la faptul că trupul are un rol. Trupul trebuie să întâlnească cu sufletul la obștească judecată, și în judecata a doua e mai grea ca în cea din tâi. Că eu am mai urmărit o emisiune pe aici, pe la Mata, când vorbea odată un preot și el puțin dogmatica era pe margine. Deci noi avem nevoie de a doua judecată, nu pentru că am mai fi făcut ceva păcate. Nu. Dacă am intrat în rai, în rai rămânem. Dacă am intrat în iad, în iad rămânem. Dar biserica mai poate scoate prin slujbe din iad spre rai, prin credință, evlavie și fapte bune, unele suflete care nu și-au terminat canonul pe pământ. Și atunci când trupul va învia, cei ce au făcut fapte bune merg la odihnă și trupul se bucură ca și sufletul din veșnicia bunătății dumnezești. Iar dacă au făcut rele și sufletul, nu numai el să pătimească, și trupul care l-a tras pe suflet la rele să simte răul acela demonic, așa cum și sufletul s-a chinuit până la obștească înviere. Deci pedeapsa e suficient de adâncă, eu n-aș glumi cu ea. Și acum mă întreb, ce va zice omul acesta lui Dumnezeu
Când v-a întrebat, dar trupul tău de ce l-ai ars? Pentru că era, nu era creat de tine, eu am dat o poruncă în Scriptură. Pământ ești, în pământ vei merge până te vei întoarce din pământul care ai fost luată din grădina raiului. Și atunci el ce va răspunde? Doamne, așa vă vrut mușchii mei? Nu cred că va fi așa ușor. Da. Deci să fim atenți să nu ne jucăm cu, să nu ne jucăm cu cuvântul Scripturii. Aia că e o adunătură de cărți scrisă, aia că e luat din codul lui Hammurabi, că nu știu ce, băi, scrie tu o Scriptură cu toate datele care sunt ea. Exact ca asta. Și după aceea îți dau voie să comentez la adresa ăștia. Da. Noi avem 80% din populația globului care în viața lor nu au citit odată Scriptura, nici nu știu cum începe. Dar ei își dau cu părerea despre ce e bun în credință. Lor le-aș recomanda Lego, Șeptică, Șotron, nici într-un caz teme teologice. Așa este. Întreabă cineva, care sunt icoanele care trebuie să le avem în casă? Credința înseamnă icoane pe toți pereții sau e suficient doar una? Foarte bună întrebare. Nu. Putem avea o singură icoană cu Mântuitorul sau cu Maica Domnului cu Mântuitorul în brațe sau un sfânt la care ai evlavie. Că vrei să pui tu pe toți pereții, e treaba ta. Asta depinde de omul care are evlavie. Și probabil trebuie să fie o fată despre mama care e mai conservatoare, bănuiesc, după mintea mea, sau un soț. Spun lucrul ăsta pentru că am intrat prin case unde am văzut icoane pe toți pereții, dar am văzut și femei evlavioase. Acum, categoric, în momentul când doamna sau domnul va închide ochii, ceilalți rapid li răspândesc și li împrăști, văd ei ce fac cu ele. Dar prezența icoanei în casă este prezența sfântului respectiv în casa ta. De exemplu, eu am evlavii cel mai mult la Sfântul Dimitri, Gheorghe, Nicolae, Spiridon, cam astea sunt icoanele care la mine se găsesc, și cea cu Maica Domnului sau Mântuitorul, care e universală. În rest, nu prea sunt adeptul multor icoane, dar iubesc icoanele, îmi sunt dragi, adică n-am nimic cu ele, dar nici nu vreau să le profanez, să le țin plini de praf, de dragul de a arăta păreță plin de icoane. Da. Trebuie tămâiate, trebuie făcut o metanie dimineața, trebuie zis un împărat ceresc, un slavă ție, Dumnezeu, un slavă ție, un acatist la toți sfinții, dacă ai 500 de sfinți pe pereți. Da. Mi-aduc aminte de un stareț care avea, era un călugăraș care era prea pasionat de icoane, avea clia plină de icoane și venind în vizită odată la el îi spune, mamă, dar ce de icoane, ce ia să faci tu ca canon, ca și canon de acum înainte, câte 3 metanii zilnic pentru la fiecare icoană. Și s-a vindecat de această pasiune. Da. Întreabă cineva dacă este păcat faptul că socrul și-a refăcut viața după 3 luni de la moartea soacrei. O avea el refăcută dinainte de a muri soacra, să stea liniștită, doamna. E hotărârea lui. 40 de zile idoliu, după aia Dumnezeu cu milă. Unii țin un an, unii țin 6 luni. Socrul era mai pasional. Dumnezeu să-l ajute și măcar dacă a nimerit o femeie bună să-i fie de folos, să nu îi mănânce banii sau să-i distrugă gospodăria. Urmează și scenariul ăsta câteodată. E ca în Vlad ăsta care nu se mai termină. Da. Întreabă cineva dacă, vă rog, părinte, nu este bine să plângem după ce plecați la Domnul pentru că nu-i lăsăm să se odihnească? Corect. Ăsta este un răspuns cu întrebare de 10 puncte. Lăcrimăm pentru cei plecați, dar Pavel ni cere, nu-i mai jeliți morții voștri păgânești. Nu vă comportați ca cei ce n-au nădejde. Dacă Hristos a înviat și noi vom învia, și dacă Hristos n-a înviat, credința noastră ar fi zadarnică. Acum, noi care suntem vii și vorbim aici amândoi față către față, ni convine să dăm un răspuns de genul. Nu știu ce vom simți când vom fi noi în sicriu. Dar să sperăm că ne obișnuim și cu ideea asta și cu starea asta. Probabil că atunci vom primi cele mai multe aplauze sau laude, sau cred că aia va fi singura zi când vom fi lăudați. Vai ce mare a fost, dar vai ce tare a fost, vai dacă te-a făcut, dacă te-a adres. Și trece. Și totul, după ce s-a pus lutul pe față, te rogi de acolo din groapă, mori, mai trece unul, spui o lumânare, oho. Bunica Ileana de la Scânteia, o bunică filozofă, o am la evlavie, sunt ferm convins că baba aia e în rai. N-am întâlnit, eu la oamenii bătrâni totdeauna am avut evlavie și i-am prețuit, pentru că bătrânii sunt comori despre care mulți nu își dau seama. Ei trec pe lângă bătrâni cum trece capra pe lângă stocul cu fân. Și zic, bunică, dacă ar fi să faci un compendiu, mă aveți așa, o poezie, o sintagmă despre viață, ce mi-ai spune?
să scarche așa la batică, își bagă părul așa și zice, părinte, viața e lungă, dar și scurtă. Sub o cruce faci popas și aștepți o lumânare de la cei care au rămas. Amin. Foarte frumos. Toată înțelepciunea aici. Dacă poezia asta ne-o spunem zilnic. Întreabă cineva, părinte, eu trăiesc cu bărbatul meu de 14 ani, au și un copil, dar nu sunt cununată. Și întreabă dacă trăiești în păcat. Păi normal că trăiești în păcat. Ar trebui să vorbească cu un preot, măcar dacă nu se duce la biserică cu mult zgomot și cu tanta, măcar să vorbească cu preotul, să o cheme odată cu o pereche din aș, să le citească Sfânta Cununie. Că acum am 14 ani s-au lămurit, dacă sunt unul pentru altul, bănesc și copilul e mărișor. Da. Uitați, o altă situație. O doamnă care a fost cununată de două ori, are 45 de ani, este în concubinaj de 14 ani și întreabă dacă s-ar putea cununa a treia oară. Este un mare pogorământ, cea de-a treia cununie, dar este permisă, mai ales că stați de 14 ani, ceea ce face dovada că acum ar fi momentul potrivit de a încheia, pentru că după această rânduială a cununii, care se citește de fapt tot cununia a doua și pentru a treia, e cam ultima și finala. Da. Întreabă cineva dacă putem citi psaltirea zilnic. Da, cum să nu? Păi să stea soarele pe cer sub psaltirea în casa creștinului să nu stea niciodată. Așa. Uitați, altă întrebare. Părinte, acatistele și rugăciunile ascultate la căști în timp ce muncesc au aceeași valoare ca cele citite? Absolut, că sufletul tău le ascultă, mintea ta să îndulcești și să folosești de ele. Muncește și te roagă, ce faci călugură la mănăstire? Hargățală să vârșește, nu spunea părintele Cleopa. Băi, nu sta ca hargatul, zice ceva cu mintea. Așa este. Întreabă cineva puțin mai filozofic, așa mai antropologic. Unde se află granița dintre trup și suflet? Acolo unde tu începi să vezi cu ochiul minții tainele dumnezești. Când vezi numai în trup, mănânci, bei, dormi și trăiești. Avea părintele Cleopa o vorbă, viața sub centeron. Când începi să vezi deasupra centeronului cele duhovnicești, ai văzut și sufletul. Da. O altă întrebare. Le dăm repede că se apropie de final. Să încerc să adresez cât mai multe, sunt foarte multe, nu o să pot pe toate, dar măcar cât putem. Părinte, cum ne putem ajuta soția de patima geloziei? Ei, aici vă spun eu cum ar trebui. Nu-i ortodox. Te duci, te culci cu una ca să vadă că ai înșalat-o, să aibă motiv să fie geloasă. Că dacă ești corect, nu-i place. Metaforic, să nu iasă iar o nu, serie metaforic. De... Da, metaforic. Am un băiat foarte bun care are o soție foarte bună. Dar este atât de scârnavă și de obositoare, îi mai grea ca muntele Fuji dacă l-ai duce în spate. Și am spus de atâtea ori, bă, dacă băiatul ăsta ți-a făcut doi copii și ține la tine, de ce-l terorizezi? Nu știți dumneavoastră ce știu eu. Hai mă, termină cu prostii, aș te tratează că ai luat-o cu capul razna. Sunt și bărbați, nu numai soțiile. Sigur. Întreabă cineva dacă ne ducem la astrologi, este greșit? Dacă mai au ei ceva de spus în plus afară de Dumnezeu? Lectura suplimentară nu strică, albina culege din orice floare, nectar, dacă știi să nu se otrăvească. Da. Cine are urechi de auzit, să audă. Uitați, întrebare interesantă. Ce părere aveți despre părintele Pomohaci? Ca să vă spun sincer, am văzut circul de la televizor, nu știu cât e de adevărat. Dar vă spun un singur lucru, mie îmi place cum cântă, ca preot nu l-am ascultat slujind. Am văzut toată povestea aia de la televizor, nu știu cât e adevărată, cât e minciună, treaba lor să-și rezolve problema, dar cântecile lui îmi plac, l-am ascultat și la colinde. Deci fiecare om e cu talentul lui și mă opresc asupra unui lucru. A cădea în păcate îi omenește, a sta în păcate îi drăcește, a te ridica îi îngerește. Ce undeva în Scriptură spune așa, cine, nu mă refer la doamna sau domnul, cine a pus întrebarea? Spune Apostolul Pavel, cine ești tu să socotești dacă sluga mea stă sau cade? Adică dacă avem preoți păcătoși, înseamnă că avem mame păcătoase care au născut acești fii și au ajuns preoți păcătoși, n-au avut suficienta morală desăvârșită din familie de a fi sfinți. Iar dacă au căzut, să le ajute Dumnezeu să ridice, pentru că era o istorioară. Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos a văzut un drac mânând cu biciu 70 de suflete și a început să plângă. Și Dumnezeu zice, nu plânge mai, Andrei, că n-ai de ce. Cum, Doamne, 70 de suflete? Faci odată preotul liturghie și la parastasiu scos pități din iad, stai liniștit. Da. Și acum odată vede Sfântul Andrei 70 de draci
biciuind un suflet de preot, să-l ducă la iad și râdea și a zis: Dumnezeu, nu, Andrei, acum să plângi. Nu numai el s-a smintit, toți cei care au crezut în el. Acum e mai grav. Da. Pe ăsta, zice, nu mai are cine îl scoate. Așa este. Părinte, cum procedez cu soțul care nu a avut educație creștină și acum nu are răbdare să meargă la biserică în fiecare duminică și să țină tot postul? Să țină post cât poate, nu-l stresați cu mâncarea. Mergeți dumneavoastră la biserică dacă vă lasă și povestiți-i ce ați auzit acolo, că o să vă faceți apostolul casei și încet, încet, încet o să devină și el ușor credincios și ușor evlavios. Da. Vă întreabă cineva ce părere aveți legat de părintele Arsenie Boga. Sincer, o părere foarte bună. Și mă și mândresc un lucru. Unii au spus că sunt nebun când am spus treaba asta. Adică, nu știu în ce termen au exprimat-o, dar așa mi-a spus persoana respectivă. Am văzut toate batjocurile și bârfele la adresa părintelui Arsenie Boga, că avea cărți de spiritism, că făcea, că cu tare, că nu știu ce, mă rog. Eu n-am ciocnit valiza cu el în gară, am trăit pe vremea lui, dar eram un mucos, aveam 22 de ani. Da. Dar am avut marea fericire să fiu călugărit în ziua când a murit părintele Arsenie Boga și să ies de sub mantie în ziua în care părintele Arsenie a fost îngropat. Și o iau ca pe un dar divin din partea lui Dumnezeu, că eu sunt născut tocmai pe 3, între 28 sau 29 când a murit el și 4 decembrie când am ieșit de sub mantie. Și culmea că pe 1 decembrie, noaptea atunci la cumpăna dintre ziua României, se duce la cerul și părintele Cleopa. Și așa că am doi mari rugători la care am mari evlave și eu pe părintele Arsenie îl cinstesc și îl pomenesc la proscomidie tot timpul și dau de sufletul lui de pomană. Eu nu știu dacă e sfânt, că nu eu hotăresc. Sigur. Nu știu dacă e păcătos, nu eu hotăresc. Dar eu sunt ferm convins că el a fost un mare far de lumină pentru toată țara Făgărașului. Cei care iau plata de proroc, ori lua plata de proroc, cei care au plata de apostol, ori lua plata de apostol, cei ce au plata de bârfitor, e treaba lor, îi privește direct și personal. Eu, orgolii popești, le înțeleg cel mai bine și mă duc pe acel proverb popular. Nu-i da popii, Doamne, coarne, că nu încape între icoane. Deci cam asta e pe pământ. Deci nu se suportă doi preoți între ei, că dracu e protopop. Dar în rest nu e problemă. Preoții sunt slujitorii Domnului și mântuiesc și scot suflete din iad și să-i luăm așa și buni și răi. Când ai o haină mai rea, o porți în zi de lucru și când ai o haină mai bună, o porți în zi de sărbătoare. Așa sunt și preoții. Cei buni și cu renume îți căutați de lumea bună, care crede, poate ea că e bună și poate nu e bună. Și cei răi sunt căutați de cei mai răi, care poate credem noi că sunt răi, dar nu știu dacă Dumnezeu îi vede răi. Și aici merg pe proverbul ăla. Fă-ți ție, l-am citit, nu e al meu, Doamne ferește, nu credeți că ai fi un geniu. Fă-ți ție atâta bine cât să nu-ți faci rău singur și fă altora atâta bine cât să nu-ți faci ție rău. Și de ajuns. Să-l lăsăm pe părintele Arsenie să se odihnească în rai cu drepții, sau în judecata lui Dumnezeu cel viu, care îi cântărește toate și știe cel mai bine, adică toate ce îi se cuvine fiecăruia dintre noi. Și în momentul când vom avea semne și minuni, Dumnezeu va ști ce trebuie să facă. I-aud pe unii că bocaniști, că cleopiști, că arseniști, că nu știu ce. Domnule, și în vremea lui Vasile Grigori și Ioan aceeași prostie erau vasilienii, ionitenii și grigoritenii. Și s-a arătat lui Iona, evhaiterul, bă, la Dumnezeu toți trei una sunt puniți într-o sărbătoare, nu vă mai mâncați ca proști între voi, că înaintea mea ei sunt la fel. Exact. Așa și aici. Noi spunem că ăla e cel mai mare, că ăla e cel mai mare. Eu spun că toți sunt cei mai mari, că au slujit neamul românesc și au păstrat dreapta credință. Noi suntem moleacă boi și nu vedem aportul lor adus la cultura neamului românesc și la zidirea bisericii. Păi, după 1700 de ani de la, sau 600 de la minunea cu Sfinții Trei Erari, ne fură puțin internetul și stăm prea mult pe site-uri de-astea cu prorocii. Nu aș merge cu treaba asta, nu. Mie îmi pare rău cu unul din mari preoți buni și am tot respectul față de el. Pentru mine, părintele Antim de la Siestria a fost un nume de referință. Când eu eram un mucos de frate începător, părintele Antim mântuia suflete. S-a lăsat furat de miraj, s-a antrenat în mizeriile astea cu bârfitori din ăștia care n-au treabă și cu tot felul de prostii și un preot de valoarea lui l-a înșelat satana și l-a dus într-o extremă care nu i se cuvenea. Adică i-a furat satana prea multă muncă, prea multă plată și era un preot de mare calitate și de mare respect. Adică eu când mă gândesc că eram un frate începător și dânsul făcea liturghie,
mă doare sufletul după 30 de ani să văd că o muncă, în loc să fie încununată de o cunună și de un prestigiu, este terfelită și jignită de unul sau de altul, pentru că și dânsul la rândul lui l-a făcut troacă de porci pe Arseni Boca. Și ce a zis Arseni Boca? Ia trece Antimii prin ce am trecut eu ca să înveți să ai măsura vorbei și a sfatului. Chibzuiește, așa a spus Panvu, de câte ori am vorbit, nu m-am căit, iar Arsenii al pustiului a spus așa, taci, fugi, liniștește-te. Așa este. Da, el a luat alte extreme. Sigur. Și toți cei care bârfesc, ar trebui, este o vorbă. Părintele Creuba are o vorbă. Tot ce judeci îți pică în spate, tot ce vezi tu rău la altul, Dumnezeu îți dă ție să cazi ca să vezi cum e. Că după ce ai căzut, nu mai judești tot așa. Eu mi-amintesc, nu dau nume, un băiat care era foarte ofuscat, că eu n-am vrut să-l fac preot la vremea aia, să-l recomand la preoție, pentru că avea niște motive. Am ținut și eu la niște principii pe care n-am vrut să-l calc în lungul slujirii. Ei, în cele din urmă a ajuns preot. După ce a ajuns preot, s-a întors ca porcul în mocirlă, cum spune Scriptura, ca și câinile la borătura sa. M-a ocolit o vreme și odată l-am întâlnit, netam, nesam, că viața îți scoate în fața adversarii. Și zic, părinte, cândva mă dușmăneai și credeai că am ceva cu tine. Astăzi, de ce nu ești în treapta în care trebuie să fii? De ce nu slujești ceea ce trebuie slujit? De ce ești cu totul în altă direcție? N-aveți dreptul să mă judecați. Ba, am dreptul să-mi dau cu părerea, pentru că eu știu, acum mă ocolești, să ferește de mine. Eu știu când spuneai așa, niciunul nu-i bun de preot. Dacă ar fi după mine, pe niciunul nu i-aș face. Uite că s-a demonstrat că tu ți-ai dorit preoția și taman tu n-ai știut să o slujești. Să ai bătut joc de ea. Nu judeca pe fratele tău că e slab, că la hirotonie așa se spune. Cele cu lipsă le împlinește și cele nedesăvârșite Dumnezeu cu har le desăvârșește. Nu știm noi cum. Da. Unul care pare prost și nu dai 2 lei pe el, ăla e mare înaintea lui Dumnezeu și care se crede vârful teologiei, s-ar putea să fie talpa iadului. Nu hotărâm noi lucrurile astea. Sigur. Așa este. Mai avem 10 minute, părinte, și încheiem? Da, 10 minute. Treabă cineva, spune așa, vreau să știu cum să fac să o ajut pe iubita mea care este legată de niște vrăji de fostul ei iubit. Acum ea nu mai poate vedea deloc. Și lucrul acesta s-a întâmplat dintr-o dată. Ei, stai liniștit. Ori o dat de unul cu mai mulți bani, ori o dat de unul mai bărbat decât tine și atunci bagă în față vrăjile. Astea sunt povești nemuritoare. Caută o fată care te iubește și nu mai dezlega fata Morgana de Himeric, că dai din năsâp pustiu și secită. Bun, mergem mai departe. Putem să pomenim ca și pomenic personal pe cei vii și pe cei tați, da, este și în cartea de rugăciuni, este și în psaltire. Da. Bun. Așa. Imediat, părinte. Multe întrebări s-au repetat. Întreabă cineva dacă spovedania prin telefon este valabilă. Numai în cazul când ești departe de sursa ortodoxă, pentru liniștire este valabilă, dar tot va trebui odată să găsești preotul să primești dezlegarea pe cap, fiindcă așa să dezleagă păcatele. Aici este comunicare și comuniune prin rugăciune și prin vorbire și prin sfătuire, cei ce se sfătuiesc, mântuirea stă într-un mult sfat, cei ce nu se sfătuiesc cad ca frunzele, dar dacă stai nespovedit deloc, e mai periculos. În schimb, când vei primi preotul și vei avea ocazia, imediat cer și dezlegarea. Părinte, am greșit asta, vă rog să mi le dezlegați. Da. Întreabă cineva, părinte, e păcat că nu dau bani la cerșător pentru că sunt egoist, dar în sine mea îmi pare rău? Nu, un pachet de biscuiți și dă-le 2-3 biscuiți ca să nu moară de foame, să nu lași mână întinsă. Da. Nici eu nu dau bani la cerșători. Am oameni cărora le cumpăr de mâncare în pungă și le dau punga cu mâncare. Și mi-a zis odată, păi am trebuie de o butelie, te duci prășești cu ziua, eu îți dau să mănânci, nu de butelie. Da. Adică butelie. Da. O întrebare mai exotică. Există alte civilizații extraterestre? Există. Și să vă explic ordinea lor. Heruvim, serafim, scaun, domnii, îngeri, tronuri, stăpânii, îngeri și arhangheli. Universul interstelar plin de draci, iadul sub pământ, într-o cele mai de jos ale pământului, plin de draci și duhurile necurate care bântuie pe fiecare om, sunt extraterestrii noștri care zboară și plutesc în univers. Da. Treabă cineva, ce părere aveți despre oastea Domnului? Una bună, eu am crescut cu așa ceva, am avut mătușe, rude, vecine care m-au chemat de mititel,
și la vârsta de 7 ani, pentru prima dată am învățat istoriora cu Sfântul Antonie, cu sticluțele și cu dracii care eu știu până azi. Și pentru prima dată în clasa 4 am citit Epistolea Domnului Hristos de la o femeie vrednică care a avut 2 fete, amândouă smaici. Ea a murit călugăriță la 97 de ani și ea a încreștinat jumătate de sat la noi și l-a târât la Siestria. Veșnică să-i fie pomenirea Maica Veronica. Da. Și ea era cu oastea Domnului. Toate femeile astea se adunau, cântau, citeau și eu mă duceam acolo gurcască și eu să văd cum e, dar mi-era, parcă acum văd, cu blândul păstor, cu femeia samarineancă, cu, odată l-am văzut trecând cu turma pe păstorul blând, cu, la nunta din Cana Galilei, am crescut cu melodiile astea, un fel de pricesne, dar frumoase. Da. Întreabă cineva cum să procedeze să se apropie de biserică. Mereu caută motive și se eschivează. Mai apropierea de biserică este să scoți bilet la biserică. Cum te duci la, dacă azi te pornești la PECO, mergi la PECO, dacă te pornești la farmacie, mergi la farmacie, azi pleci la biserică. Intri, deschizi ușa, îmi amintesc după armată cu figuri în cap și cu armata terminată și în aflăcău, lată umeri înalt la 1,85 cu figuri în cap, cu impresii. Și cum să mă duc eu la biserică cu armata făcută? Și nu știu cum dă bunica mea de mine prin curte la amiază, ea venea de la biserică. Bă, prostala anului meu! Eu făcut măta de 2 metri și prost ca un gard. Păi tu, duminica, când Domnul stă pe Sfânta Masă în biserică, stai pe o gradă și prăpădești vremea, rușine obrazului să nu încalci pragul niciodată. Așa prost n-am crescut. Și din ziua aia n-am mai lipsit de la biserică niciodată până azi. Da. Vedeți, acum lipsesc din societate bunicile alea de altă dată care știau cum să pună jor de-a pe tineri. Treabă cineva, ce părere aveți despre Dan Puric? Dacă țin minte bine, că prea multe nu știu, cred că ăsta e ceva actor. Nu știu prea multe despre el. Da, da. Nu vreau să-l cunosc. Nu că nu vreau să-l cunosc, n-am nimic cu omul. Am citit o carte scrisă de el, Omul Frumos sau parcă sau Cine Suntem, nu știu, da, cum se cheamă cartea, am citit ceva. Da, sunt un fel de povestiri frumoase, au în ele și iz și filozofie și una și alta. Na, între ea l-a ascultat pe înaltul Anania, pe părintele Galeriu, pe părintele Cleopa, pe părintele Arsenie Papacioc, pe, mă rog, Nicula de la Sibiu, profesorul, sau care mai sunt ăștia care predică pe internet. El are și el niște discursuri interesante. L-am văzut pe la televizor de câteva ori. Dar, mă rog, fiecare în rândul cetei sale cu trebușoara lui. Da. Întreabă o doamnă. E bine, părinte, să ai un copil sau mai mulți? Menționează că are o fetiță și își dorește un frate, o soră. Ce sfat îi dați? Părintele Paisie Olaru, am să răspund. În viața mea am iubit mamele cu copii. Gospodine, săraci, harnici, râvnitoare, jertfitoare. Nu le-am întrebat vreodată de ce a făcut unul sau mai mulți, pentru că știam sigur că nu de atâtea ori s-a culcat cu soțul, de câte ori a rămas gravidă. Dar îi rog pe cei care pot crește copii mai mulți să se gândească că țara se pustiește și îi rog pe cei care au copii mai mulți, chiar dacă i-au făcut mai mulți, să-i crească și să-i educe frumos, că și dacă sunt mulți și dacă sunt puțini și nu se educați cum trebuie, noi nu ne străduim să ne mulțim precum cele necuvântătoare doar la număr, ca în fermă. Trebuie să avem și un folos sufletesc din ceea ce dăm societăți. Poți să dai unul bun, doi buni, trei buni, patru buni, cinci buni și poți să nu dai niciunul bun. Și atunci nu contează că ai făcut mulți. Este o poezie, nu mi-aparține mie, ci o am citit-o. Este foarte frumoasă. Cred că se cheamă O om și una se cheamă Oare știi tu, mamă, datoria ta? Cât este de mare și cât este de grea. Cred că e tot o cântare de pe la oastea Domnului, vreau să o am în minte. Și nu e ușor nici să fii mamă și nu e ușor nici să fii tată, dar să știi să fii cu responsabilitate. Asta e cheia și lăcata. Da. Treabă cineva, cum scăpăm de frică? Simplu, frica este de la diavol, nu trebuie să o băgăm în seamă. Când ți-e frică, înseamnă că diavolul ți-o inspiră. Dai de ce? Da. Părinte, uneori gândul îmi stă mai mult la afacere și mai puțin la Dumnezeu. Este rău? Fă afaceri cu folos, strângi un bănuț, ajută un sărac și ai făcut tot și pentru Dumnezeu ceva, dacă ești mai mult cu gândul la business-ul care îl conduci și ce faci tu acolo. Da. Fă milosteni.
Da, uitați, avem un cântăreț bisericesc. Părintele lui a fost trimis de arhiereu să slujească în altă parte și l-a pus pe el să citească acatistul Sfântului Ioan și pomelnicile. Este păcat? Nu-i păcat. Dacă i-o dat ascultarea asta, asta se facă. Pentru rugăciunile părintele meu, pomenește pe robii tăi. Acatistul poate citi orice creștin. Frumos, ai aprins cadelnița, o pui în sfeșnic să tămâieze, nu tămâiezi tu cu ea, o pui lângă tine, lângă analog, pui acatistierul și citești cu evlavia acatistul să asculte oamenii rugăciunea. Da. Multe întrebări. Părintele Paisie era monah și făcea pravi la mănăstiri în biserică. Și într-o zi starețul Vladimir Bodescu se trezește cu o creștină și spune așa: părinte, unde-i părintele care citea la strană? Îl trimisese la târg sau cu ceva treabă pe undeva? Și că zice, avem un copil bolnav și vrem să ne citească. Dar el nu-i preot. Nu este adevărat. Toți vecinii mei care au avut copii bolnavi au venit aici la biserica voastră și când citește preotul ăla la strană, copiii se vindecă. Și odată era un câine turbat în ograda mănăstirii, ei vreau să-l omoare. Și părintele Paisie a zis, lasă să-i fac un acatist la Sfântul Modest și dacă nu s-a însănătoșit, și după aceea și-a citit acatistul și când li s-a făcut sănătos. Deci iată ce putere are rugăciunea omului simplu. Da. Ne apropiem de ultimele întrebări. Întreabă cineva, ce părere aveți despre părintele Elpidie din Rodos, dacă ați auzit de el? Trebuie să recunosc sincer. Ai prima oară când aud. O, da, o fi preot, că dacă Rodosul ăsta e a grecilor, cred că sigur e un da. Preot ceva. Da, da, da. Întreabă cineva cum să-și aleagă un duhovnic. Unul care să nu te păsuiască de cele rele, dar să-ți arate că sunt rele și cu blândețe să-ți arate și cei bine. Da. Și mai întreabă aici o doamnă dacă este bine să-și vaccineze bebelușul pentru a preveni bolile copilăriei. Sunt vaccinurile obligatorii de ani de zile, alea oficiale, poliomieliticul, difteria, BGC-ul sau care se fac alea de când eram noi copii, alea n-au nicio problemă, au 30-40 de ani de experiență alea și au spus cuvântul. Noi ne referim la, acum în momentul de față, la vaccinurile astea fantom, așa, care apar ca steluții de pe cer când tragi cu artificii. Nu ne referim la imunizarea asta, mă rog, fiecare ce gândește. Eu personal le-am făcut, încă o dată repet ceea ce astăzi este o confuzie. Pe vremea când eram eu copil, toboșarul de la primărie trecea prin sat și striga la megafon: femeile cu copii de 4 luni la vaccin, femeile cu copii de 6 luni la vaccin, femeile cu copii de un an la vaccin. Și trecea din capăt în capăt a satului. Și oamenii mergeau la vaccin fără să-și pună cineva problema cei cu vaccinul. Și nu se întâmpla nimic. Dar erau făcute din Institutul Cantacuzino la noi, la români. Da. Ei, azi pot să apară și nenorociri. V-am spus, am citit un studiu, mă interesează, sunt preocupat de treaba asta. Japonezii merg pe vaccinul mono și le fac pe toate cu foarte mare randament și cu foarte puțini rateuri, adică foarte mici cazuri, 1 la 1000 sau la milion, sau cum spun ei, nu știu cum se raportează asta. Astea, hexa, penta, sexta, că bagi într-un copil mic 70 de prostii odată, nu prea e indicat, dar s-aud. Și poveștile astea cu rărirea populației, cu sterilizarea, cu nu știu ce. Na, Dumnezeu să ne ocrotească și să ne ferească de toată primejdea și de toată nenorocirea și să-i dea puterea și lucrarea Duhului Sfânt să stârpească toate aceste lifte nenorocite care distrug neamul omenesc, oricine ar fi ele. Sigur, asta au fost dintotdeauna. Au fost tirani care au încercat să fel și fel exact. Să ne decimeze. Și o ultimă întrebare. Părinte, bunica mea a murit, i-am scris un bilețel pe care i-am lăsat în buzunar, iar azi au îngropat-o. Și am înțeles că azi am greșit enorm, că asta e un pact cu diavolul. Dar de ce să fie pact cu diavolul? Dacă tu i-ai scris un bilețel și l-ai pus în buzunar. Eu am avut odată o bătrână, Alexandra, din 96 de ani ceva, nu murea. Și i-am zis așa, bunică, să nu mori până nu mi-arăți poarta raiului. Și cu bani să arăți poarta raiului, pe zic, acolo trebuie să ajungi. I-am făcut dezlegare și noaptea pe la 2 ce am visat. Că mergeam cu autobuzul printr-un fel din întuneric cu soare cenușiu. Și la un moment dat a apărut Sfânta Treimii pe cer, așa ca din nori. Am ajuns la o lizieră de Salcâmp, dincolo de Salcâmp era o lumină orbitoare puternică și de asta parte lumina noastră ticăloasă de aici. Și bătrâna acolo. Zic, da, ce faci, bunică? Păi da, ai zis că vrei să vezi poarta raiului, că aștept să mă duc, gata, hai, dăm drumul. Am zis, nu, dar las, văd eu cum e acolo. Și parcă am făcut în vis 2 pași acolo, n-am mai văzut nimic, m-am întors înapoi. Și au zis, nu, mă, te-a dus la treaba mea și eu la treaba mea. Și au dispărut și m-am trezit din vis. Și așa am văzut și eu poarta raiului.
Slavă Domnului. Și fac cu diavolul. Roagă-te la bunica, spun un cuvânt bun la Dumnezeu, să fii credincioasă și evlavioasă. Da. Și ultima întrebare. Părinte, am un băiețel de 10 luni și se deoache des. Am fost cu el la mănăstire, a făcut slujbă. Dacă mergem undeva, începe iarăși ca în jumătate de oră, urlă tare, plânge, se agită. Nu. Încercați să-l acomodați cu societatea. Faceți-i, preotul să-i facă rugăciuni de dezlegare, împărtășiți-l duminică de duminică, însemnați-l cu semnul crucii, cu un pic de un de lemn de la maslu, faceți-i rugăciunea împăratii ceresc când îl scoateți din casă. Și nu o să mai aibă nimic. Nu-i neapărat de la de ochi. Probabil e o fire mai sensibilă sau e un copil mai hipersensibil și atunci trebuie un pic de atenție. Nu știu dacă toate trebuie spuse chiar pe seama de ochiului. Eu când eram copil mai tânăr, ca să nu mă de ochi vreo fată sau vreo babă, îmi blam coață roșă la mână. Azi port o metanie neagră, nu mă mai de ochi. Da. Părinte, mulțumim foarte mult. Înainte de a da un ultim cuvânt de folos și îndemn din această seară, le mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit, care ne-au lăsat întrebări. Încerc scuze dacă nu am pus toate întrebările, am fost foarte multe și aici pe platformă fuge zona de chat foarte repede. Le reamintesc celor care ne urmăresc să se aboneze, să dea like, să ne lase în comentarii părerea lor, de bine, de rău, orice au de spus îi ascultăm. Dacă au făcut-o deja, le mulțumim. Îi rog pe toți cei care ne urmăresc să se roage și pentru noi, să ne pomenească la rugăciune, că avem nevoie de rugăciune. În încheiere spune așa. Și vă rugăm, Părinte, Apocalipsa. De ceasul și de clipa aceea nu știe nici Fiul, nici Îngerii, ci numai Tatăl. Privegheați și vă rugați că nu știți în care ceas va veni Fiul omului. Fericită sluga pe care o va afla priveghind, nevrednică pe care o va afla lenevindu-se. Vezi, dar sufletul meu cu somnul să te îngriviezi și afară de împărăție să te încui. Prorociile. Avem prorocii mari și mici. Cu Ioan Botezătorul se încheie prorociile, Ioan Gură de Aur și Pavel spune prorociile au încetat, iar prorociile lăturalnice ale Sfinților cu scop moralizator, îndemnător, trezitor și de trezvie, le apreciem și le respectăm, dar nu fac parte din cărțile canonice ale Sfintei Scripturi, ci se numesc teologumene și interpretări teologice. Cea mai adâncă prorocie care trebuie să se împlinească la ora actuală este cartea Apocalipsia Sfântului Ioan Teologul, despre care a vorbit Marlea Verchidit Taușev, Serafim Roz, în unele scrieri, Andrei al Cezareiei și mulți alți apocaliptologi, teologi, care au privit Apocalipsa din perspectivă mistică și teologico-dogmatică, iar trendul ăsta, când simți că ți-i barba albă și crucea în spate și mai ai un pic să cazi în buza gropii, o să vedeți voi ce vremuri o să vină, o să vedeți voi ce timpuri ne așteaptă, să le lăsăm în seama lui Dumnezeu, nu sa noastră. Nu răspundem noi de asta. De-am putea noi în ziua judecății sau în clipa plecării noastre să avem ochii minții deschiși, să-L putem privi pe Hristos atent în față, să auzim de la el acest cuvânt, bine slugă, puțină și credincioasă, peste puțin ai fost pus, peste multe te voi puni într-o bucurie stăpânului tău, asta e profeția cea mai mare. Iar despre cipuri, dracu-i cel mai mare cip care ne scrie toate cele rele, îngerul păzitor e cel mai tare cip când ne păzește la Dumnezeu și ne duce toate faptele bune, urcă și coboară zilnic scara pe care merg îngerii la cer, cu liturghia cerească, cu harisma particelor din proscomedie și așa mai departe. Iar despre ecumenism eu spun un singur lucru. Doamne, Tu mântuiești numai pe cei ce Te mărturisesc în adevăr. Țuția complică și simplifică, spune așa, mai multe adevăruri, niciun adevăr, iar Hristos, care e marele adevăr, spune așa, Eu sunt adevărul, calea și viața. Luați jugul meu și sarcina mea, că ușoară este. Luați jugul meu, că este bun și povara mea este ușoară. Dar mai învățați la mine că sunt și blând și smerit cu inima. Nu dă cu barda, nu dă în cap, nu sare la gâtul nimănui. Nu atacă, nu judică, nu osândește, nu se leagă de viața nimănui. Și să încercăm să limităm pe Hristos în decență, în discreție. Taci să nu spui nimănui cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu, spune la un moment dat Hristos, atunci când face câte un bine. Noi când facem câte un bine, avem grijă să-l trâmbițăm peste tot. Ăla nu-i bine. Binele, Ioan Damaschin, binele care nu se face bine, nu este bine. Amin.
Amin. Părinte, ultima chestie. Sunt niște naivi care s-au smintit de o vorbă a Sfinției voastre. Bine, ați folosit o expresie metaforică legată de profețiile matematice. Explicați puțin la ce v-ați referit. Eu m-am prins despre ce e vorba. Foarte simplu. O spune chiar Ezechiel. Domnul va veni la 70 de săptămâni, la 70 de săptămâni și 70 de ani. Ce e asta? Da. Adică v-ați referit la cele profeții care conțin cifre. Dacă vrea să știe de unde am găsit lucrul ăsta, și nu sunt una, sunt mii, le recomand. Să numești Ilarion Felea, Duhul Adevărului, cartea celui mai mare martir, teolog, preot și predicator al secolului al XIX-lea, pe care am folosit-o la predică 15 ani. La un moment dat ajunsesem să o cunosc pe din afară. Mi-a furat-o cineva din bibliotecă și în momentul de față nu o mai am. Cred că s-a tipărit sau dacă aș căuta-o printr-un anticariat, aș da de ea. E o carte dumnezească. Acolo am citit de profețiile biblice, matematice, istorice, mesianice și hristologice. Și profeții mici, la fel, v-ați referit la cei profeți care au avut puține? Nu, drăguț, te-ai învățat și tu la școală, anterior și posterior. Oseia, Iona, Avacum, Avdie, Ageu, Avacum și profeții mari, Ioil, Ieremia, Ezechiel, Ilie și cei patru mari, Ieremia, Ezechiel, Isaia și Ilie. Da. Eu știu lucrurile astea, dar sunt unii care stau prea mult pe site-uri cu conspirații și cu apocalipse și nu prea știu teologie. Trebuie să citești istoria Vechiului Testament, că doar slide-urile profesorului a nostru, Cătălin Vatamanu, există, doar noi i-am izbit el. Și acolo îi găsești, mai tehnic ca el, nu-i pune nimeni în materie. Eu și acum le-am pe undeva prin bibliotecă aruncate, dar știu că în momentul când le-am luat de la el, am înțeles și altfel scriptura, pentru că îți dădeam ură în gură cum să-i cauți. Exact. Adică să nu se smintească oamenii, să cerceteze, să studieze. Eu vorba părintelui Staris Victorin. Eu nu l-am avut la Evlavie. Noi am fost așa mai reci unul cu altul. Dar el când vinea unul spre părintele, nu știu că m-am zmintit. Zmintitul să zmintești. Pe tine măta te-a făcut zmintit. Asta era vorba lui. Deci în viață nu trebuie să te smintești de nimic. Ce nu știi, întrebi. Ce nu cunoști, dezbați, cercetezi. Ce vrei să știi, scotocești până afli, și atunci când bastă se deschide, când cauți, afli și când ceri, primești. Da. Și mai puține lecturi, articole pe site-uri, mai multe lectură din cărți. Ce vrea, frate, albina culege din orice floare. Dacă e otrăvitoare, ea știe să ia nectarul. Cine se otrăvește, moare în dreptul lui. Da. Ce este moartea sufletului? Este moartea duhovnicească a omului mai înainte de moartea trupului. Eu le doresc tuturor viață veșnică, cu moartea pe moarte călcând și celor morminte, spune Hristos, viață dăruindu-le. Să înviem sufletul din mormintile noastre și suntem vii. Amin. Mulțumim, părinte, seară dreapta. Doamne ajută tuturor. Seară frumoasă. La revedere, un an bun, frumos.